Bă, frate, nu-mi vine să cred, da, vine și sfârșitul lui Dariusel, din păcate, cu cine mai stai, să-mi petrec toate zilele și toate astea, bă, frate, am murit și Dariusel odihnească să-mi pace, Dariusel 2012-2024, frate, cum să moară, bă, aolea, bă, frate, câtă urâtă, nu înțeleg ce s-a întâmplat, frate, mă, dar ce dă mine, mă, bă, e vânt pe aici, ce s-a întâmplat, mă, pe aici, alo, alo, mă, ce, mă, săracul Dariusel a murit, din păcate. Cât e în pace, dar sunt 2012. Oh, am murit, ia stai, ah, bă, da, am murit, bă. Gata, fii atent, bă, Darusele, fii atent, vezi ăsta, de ce am pus ăsta ca ai murit tu, Darusele, ia gândește, de ce crezi că l-am pus eu, Darusele? Fii atent, bă, rafale, eu am murit și acum eu o să mănânc un burger. Bine, Darusele, mănâncă burgerul, dar vreau să mai tare, omule, că nu te-au, bă, mă, enervez, bă, ce fai cu aia? Ah, Darusele, mamă, vezi că e bună treaba, fii atent, Darusele, fii atent cum vreau să o facem, deci fii atent, Darusele, mamă, bine că ai luat-o masca aia, că aici am pentru tine să-ți dau ce, ce sunt, mamă, dar, e mai cât aici, bă, Darusele, să-i să nu le vadă, Darusele, să-i șarpele acolo. Unde șarpele? Că asta fiate, fiate, dar să le vină, mă, repede, fiate, vină, hai să zic ce trebuie să facem, dar să le avem, să avem grijă să nu vină mai cât asta, nu ne vadă, pentru că acum, dar să le, fiate, am pus asta și vreau să facem felul următor, ca și cum tu ai murit, să-i vedem reacția mamei tale, dar să le, iar după aceea, fiate, bă, ce ai, mești bucuros? Ce e asta? Mă, cine e asta, bă, dar să mă, ce caută să aici, mă, lasa, bă, dar să le, hai să facem aici, că trebuie să facem asta, vină, mă, omule, toată, aulă, bă, dar să le. Deci, ia atent, Darusele, cum vreau să prencuim noi astăzi? Eu, Darusele, de fapt, vreau să prencuiesc pe maică ta și în același timp și tu să faci. Pentru că vreau să zicem ca și cum că tu ai murit. Am pus aici, Darusele, cum poți vedea burgerul, practic, e obiectul tău, Darusele, ceea ce definește pe tine, Darusele. Gata, mă, Darusele, gata, lasă-mă, omule, vrei să-ți prindi sau ce facem aici? Dacă vine maică ta și ne vede, nu mai putem să mai facem asta, tu gândești? Ok, hai, zi. Bine, Darusele, lasă burgerii. Gata, mă, Darusele, nu mai vorbi peste mine, omule, lasă-mă să zic, fii atent, am făcut așa ca și cum că ai murit tu, Darusele. Eu să mă duc la maică ta ca să-i spun ca și cum că, mă, nu mai pune, bă, atâtea chestii, Darusele, cum să pui atâtea lume? Bă, mai gândit-o bine, dar nu chiar atâtea, Darusele, în fine, fii atent, ca și cum sunt candele și astea, dar mă rog, fii atent, bă, cum facem. Deci eu să mă duc la maică ta și să zic ca și cum că șarpele ăla din camera ei te-a mușcat pe tine ieri și am fost acolo la, a trebuit să ajungem practic la spital și practic n-am ajuns pentru că a trecut timpul, veninul s-a infectat, ai murit și toate astea, știi ceva? Cum, gen, cam așa asta e toată povestea, o să văd eu cum o să-i zic clar acolo și cam atât. Bă, Rafa, ești prost? De ce, mă? Cu fiată, bă, Rafa, dar nu mai se mă, dar, mă, nu te-a mușcat, mă, nimeni, dar să, doamne, tu gândești, mă, dar să le vorbește ca, în primul rând, la șerpii de companie, dar să le, cum ar veni la ei, de șerpe de casă, ăla nu e veninos, dar să le, nu face absolut nimic, dar vorbește și tu ca lumea, că dacă ne aud de mai cât acum, după ce că țip, dar să le, vorbește și ca lumea, nu mai stau să mai mănânci atâția burger, dar să le, că vreau să te aud ca lumea și fii atent, dar să le, acum îți dau ăsta de invizibilitate și cu acesta, dar să le, vreau să-l pui și după aceea, că tot aveai tu aia de fantomă, vreau să pui pe capul tău, acum fătii invizibil, dar să le, după pune aia pe capul tău și practic o să vadă doar aia și tu o să bântui pe maică ta cum ar veni practic. Bă, Rafa, dar nu merge, bă, Rafale. Așa, mă, dar să le, uite că merge, bă, dar să le, crede că nu merge și lasă burgeria, bă, dar să le, și acum când ești invizibil, dar să le, tu cum poți să mănânci, bă, și prin masca asta, dar să le, ireal, nu te înțeleg, dar să le, cum e fizic posibil așa ceva, dar în fine, fii atent, dar să le, tu asta o să folosești, dar acum vreau să ți dai jos ca să nu te vadă și fii atent, dar să le, o să facem asta, fii atent. Bă, de fapt, lasă că știu că ești aici, de fii atent, dar să le, o să facem asta. Nu vreau să te arăt, vreau să te arăt când ea e în casă și ea e singură și fii atent, dar să le, eu mă duc în, bă, puneți aia că vreau să te văd, dar să le, și nu mai da, omule, gata, așa, și fii atent, dar să le, că tot am făcut camera aia secretă noi ieri, dar să le, astăzi vreau să mă duc acolo sub camera ei și tu vreau să-ți spionezi, practic, să bântui cum ar veni cu fantoma cu asta, să creadă așa și pe noapte și pe zi, știi ce zic? Da, bă, dar să le, vorbește-mă ca lumea, omule, bă, știi ceva, lasă, că deja mă enervez, nu mai zic prea multe, dar vreau să zic, dar să le, acum vreau să-ți dai și botă și ei jos, că să vă botă și îți dai și asta și dar să le, pentru că asta vreau, stai, mă, lasă-mă, omule, lasă-mă să zic totul, dar să le, că mă enervez, omule, bă, dar să le, hai, mă, vorbește tu, dar să le, că mă enervez, vorbește, ce vrei, să mănânci burger, asta vrei, îți mai dau burger, ia burger, dar să le, ia câți burger vrei tu, ia, du, propoftim, dar să le, să te saturi de burger, zi-mă ce vrei și lasă-mă pe mine după să vorbesc, pe bune. Ok, fii atent, bă, Rafael,
Dă-le botul și e-mail, botul și e-mail, like-i 23. Gata, gata, dar Rusele, da, gata, dar Rusele, du-te la România tale, fii atent, acum să-ți dai astea jos, dar Rusele, pentru că eu vreau doar să o bântui, dar Rusele, când ea e singură și eu mă duc acolo sub camera ei, dar Rusele, și o spionez, practic, și tu vii deasupra, eu spui ea și o bântui, cum ar veni. Acum, eu rămâi aici, de fapt, vine după mine, dar nu mai stai cu aia pe cap, ca să nu te vadă, și vreau să mergi la mai câta, bă, dar chiar, bă, unde e mai câta, că parcă n-am văzut în camera acolo, dar Rusele, bă, ești aici, ești după mine, dar Rusele, ești aici, da, uite, uite, da, hai, 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 vezi că doarme, dar de unde? Până lasă-mă ușa deschis, așa. Așa, ok, mamă, frate, unde doar? Păi, aici am încercat, mă, ce caut-o? Ok, nu știu care e faza cu roboțelul ăsta. Alo, 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 alo. Aaa, Rafele, mamă, am avut, cred că un coșmar, să nu știu dacă e reală, dar am avut șerpi la mine în cameră și efectiv nu știu ce s-a întâmplat, dar am avut șerpi. Bă, șerpile, cine-i mă ăsta, bă, ce facem ăsta la mine în casă, bă? Am ceva să vă spun, dar stați, ce căutați, să-i ce nu termina dumneavoastră în cameră? Era un șerpe la mine în cameră, nu știu, m-am panicat prea mult, nu știu ce s-a întâmplat, am venit aici și m-a luat somnul. Da, faza cu șarpele e o fază, hai să vă arăt, că nu știu, vreau să vă spun că e ceva trist, nu știu, dar pe dar să nu l-ați mai văzut, nu? Păi, nu știu dacă l-am văzut, că am dormit, în ultima oară când l-am văzut a fost când am dormit și nu știu pe unde e. Da, hai să vă arăt, e ceva, nu știu cum să vă zic, veniți după mine, repede, că e ceva, se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa, nu știu care e faza, pe bune, uitați-vă puțin aici, gen, nu... Mă, ce mă aici? Atât vă zic, atât vă zic. Mă, ce se întâmplă mă aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă? Uitați-vă. Odihnească-se în pace, dar este 2012. Mă, ce, a murit Darusel? Da. Mă, de ce ți-ai luat? Ok, stai un pic, a murit. Păi da, cum adică a murit și de ce e un burger aici? Mă, voi iară mă trolați, mă, și de ce mi-a, de ce eu unde-i să zburătoare aici? Ok. Stați puțin, haideți să vă spun despre ce este vorba. Deci Darusel, da, chiar a murit, nu știu, dumneavoastră. Uite, stai puțin, era chiar a murit Darusel? Șarpele ăla din camera de la dumneavoastră l-a dus Darusel, a vrut să facă o farsă, să-mi facă mie o farsă și practic șarpele l-a mușcat, a trebuit să mergem la spital și n-am avut timp. Am ajuns la spital că veninul s-a infectat, a murit Darusel până să ajungem la spital. N-a mai putut să mai facă nimeni nimic. Adică practic a murit Darusel? Da. Yay! Sunt liberă! Bă, stai să-ți zic. Dar nu mai tamă acolo, dar Rusele, că nu ți-am zis o bântuie acum, omule, hai mă, bă, de ce ți-ai pus ăsta pe cap, ca să te văd de practic, bă, dar unde aplica, scoate-ți ăsta, că poate vine înapoi, bă, dar Rusele, bă, da, nu mai dai acolo, dar Rusele, pe bune, că nu vreau acum să faci asta, că mă enervai pe mine, dădeai mie, dădeai în toată lumea, dar Rusele, nu trebuia, chiar nici măcar nu aflase momentan și după, iar zice că e prank și ăsta, mă, dar stai puțin, cum s-a bucurat, mă, maică, s-a, bă, dar Rusele, nu știu, bă, ce maică, ce familie aveți voi, dar Rusele, nu mai nebun sunteți aici în familia asta, pe bune, bă, dar acum, unde s-a dus, maică, s-a, pe bune, a plecat, bă, nu înțeleg, familia asta, Bă, păi, stai un pic, deci stai puțin, tu ai zis că a murit Darusel? Da, pe ce credeți că era cu șarpele ăla, dacă v-am zis că e cu șarpele? Adică am dat toți banii aia de V-Bucks și degeaba. Mi-am irosit banii pe el și... Nu, trebuie să am nevoie de timp singură, lasă-mă în pace. Mă, stați puțin, cum, uitați-vă, bă, dar să le, tu auzi, o maică ta, bă, doamne, dar să le, tu auzi că ea, bă, dar să nu e doar pentru tine, omule, că practic ea n-are treabă cu tine, doar de banii ei, că și-a cheltuit banii pe tine și ca și cum că tu ai murit acum, n-avea treabă de tine așa în general, dar și-a cheltuit banii, tu n-ai gândit-o, pa, nu o gândești, dar să le, de ce râzi, că nu e de râs pentru tine. Ok, dar unde ești, omule, unde ești, că nu te văd, nu mă, vreau să te văd, dar să le arată-te, unde ești, mă, pune-ți aia pe cap, fii atent, mă, duc în cameră, da, mamă, dar trebuie să scoți șarpele de acolo ca să poată să ajungă în cameră, dar să le calfe, nu putem să facem, trebuie să mă duc acum repede, fii atent, scoate tu șarpele, că mă duc să mai vorbesc cu maică-ta, ok, bine, scoate tu, bă, dar nu spa, holo, bă, dar să le, bă, dar terminat e copilul ăsta, pe bune, mamă, ce familie au, bă, tu, unde s-a dus maică, să-i întrebarea mea, alo, auziți, mama lui Darusel, mă auziți, alo, mama lui Darusel, alo, mama lui, bă, cu familia asta deja. Sper totuși că trebuie să plecăm mai repede de aici, că nu mai supor. Să sperăm că odată cu farsa asta să plecăm și noi, frate, că nu înțeleg care e faza. Adică, bune, mă, ce se întâmplă cu toate chestiile astea pe aici? Mă, tu cine ești? Și am dat toți banii aia pe el și el a murit. Adică mi-am irosit tot salariul și am muncit atâta și m-am făcut. Da, ok, bro, deci nu mai știu ce să vă. Ok, stai puțin, de ce era un burger? Ok, da. Cred că mă chestii, trebuie să mă duc la somn, știi ce, lasă-mă pacii. Auzi, dar stați puțin, vreau să vă spun că am scos șarpele, uitați că nu mai... Doamne, bă, doamne, dar se termină, că își dă seama, bă, da, doarme, ok, deci începe, mamă, dar dacă începe să doarmă, stai că trebuie să mă duc eu, bă, dar Rusele, revină, fii atent, revină, omule, revină, arată-te, vină la mine, dar Rusele, unde ești, mă, omule, unde...
Stai, așa, bă, la fără, ce vrei, ce vrei? Așa, mă, fii atent, hai pe partea. De fapt, tu poți să intri pe acolo, eu o să intru pe acolo prin spate, că n-am cum să intru acolo și să mă duc acolo jos în cameră. Ok, bă, frate, n-am ce să mai zic pentru familia asta, adică, pe bune, uitați-vă ce familie mai există. Familia 2012, alu, Darren Stel, Darren Stel cu maică sau doi nebuni la fel. Odinească să Darren Stel în pace, scrieți toți acolo în comentarii. Bine, n-am murit, dar da, hai să mergem pe aici, tip, la ajungem acolo și să vedem să înceapă distracția cum ar fi, mamă, deci făcuse Darren Stel aici, văd că n-am mai continuat asta. Mă, omule, dai tu te... Hai, vino pe aici și tu, Darren Stel, gata, dar fii atent, Darren Stel, acum începi și fii atent, vreau să-i și vorbești, Darren Stel, să râzi de ea, să faci asta cum ar veni, gen ca așa, sau bântu și astea. Hai, vino repede, că mă duc aici. Ok, deci mai că să doarme acolo, puta, ce sunt, mă, cu astea prin casă, ok, adus niște roboți, dar nu știu care e faza cu ei. Hai, mă, Darren Stel, du-te sus, pune-ți aia pe cap și să înceapă distracția, Darren Stel, hai acum, Darren Stel, hai, dă-i. Mami, ai luat? Fantoma, bă, cred că mă prea multe chestii, nu trebuie să schimb dormitorul, casa să-i posedată. Bă, frate, a plecat de aici, acum aia ce trebuie să, bă, Darren Stel, stai puțin că trebuie să stai aici, omule, unde ești, mă? Darren Stel, dar fă-i ca lumea, mă, omule, vorbește cum trebuie, bă, dar unde s-a dus, mă, s-a dus sus, du-te, că e la noi, dar eu cum pun dintr-o, deschide ușa, Și am stat atâta după el, am crescut atâta timp și... bă, tu ce faci, mă, aici? Bă, stai puțin, băi, iară trolați, de ce? Fantoma! Nu, băi, iară mă trolați, nu pot să fac față la așa ceva, nu, refuz. Mami! Bă, dar... Mami! Arăți de mine, mami, nu? O, lu, familia Darren Stel, n-ai ce să-i, familia 2012. Bă, Rafele, tu ai văzut aia, era fantoma, dar bă, nu cred că văd eu chestii, că am văzut prea multe, nu cred că sunt eu chiar așa de nebună, adică voi fi o nebună, dar totuși. Așteptați puțin, a spart geamul ăsta, degeaba, pe bune, vă plânge, dar stați puțin, oricum, de ce a fugit aici din cameră, că nu v-am înțeles de ce v-a speriat, Nu, cred că e posedată casa asta, cred că mă începe, bă, uite de spate, fantoma, Rafele, fantoma, de ce? Unde? Bă, uite, unde e fantoma? Nu, de ce? Stați puțin, așteptați. Bă, fantoma. Ce fantoma, aveți iluzii. Era și din fantoma, era pe timp. Liniștiți-vă, luați loc. Hai afară la aer, ieșiți la aer să vă calmați puțin. Cred că totuși am nevoie de gură de aer. Hai să stăm aici, fiți atentă. Vreau să vă spun niște lucruri. Vreau să vă spun și atentă. Dumneavoastră, stați puțin, v-ați supărat pe Darren Stel? Cum ar veni? Bă, se deschide ușa. Ce se deschide? Închisă ușa, stați puțin, dumneavoastră Nu, se deschidea ușa, se închidea singură, pot să jur că am văzut. Nu, fiți atent. Fantoma! Ce fantoma? Fiți atentă numai la mine, ascultați-mă că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră, vă pare rău că a murit Darren Stel doar că ați dat banii degeaba, nu că e fiul dumneavoastră, că era de fapt? Da, cine a zis că îmi pare rău? Păi da, cum adică cine a zis că vă pare rău? N-am zis că... Păi nu plângeați că i-ați dat viba și că i-ați cumpărat? Păi da, că am dat prea mulți bani, că am muncit degeaba, dar nu-mi pare rău că a murit sau ceva, adică, mamă, ce ușurare. Stați puțin, dar e copilul dumneavoastră, cum adică să spuneți așa ceva? Păi, pe efectiv, o fi copilul meu, dar nu știu, nu mai recunosc. De ce? Fantoma! Da, unde te-a plecat? Ascult, bă, frate, n-am cu cine să vorbesc în casa asta, pe bune, dacă dar... Bravo, mă, Darren Stel, dar stai puțin, lasă-mi să vorbesc. Nu, nici în tine nu mai am încredere, lasă-mă. Bă, dar să le fii atent, vino repede, fii atent, ce vreau să facem acum, bă, dar să le fii atent. Așteptăm să facă noapte, eu mă duc la mine în cameră, poate vine ea în casă să se calmează, să pune la ea în cameră, dar să le sucă la somn. Și pe noapte, dar să le vreau să o sperii tu, dar să le, ok? Dar fii atent, să faci ca lumea, gen, să sperii, să vorbești cu ea, zici, mamă, nu pleca, vreau să vorbim, că te-am auzit din morți, din astea, zici, ceva de genul, știi ce zic? Ok, bă, Rafale, hai că... Ok, Darren Stel, am înțeles, da. Darren Stel, cred că chiar a murit acum. Bă, Darren Stel, fii atent că acum e momentul. Bă, Darren Stel, s-a făcut noaptea, să vedem totuși dacă a venit mai cât. Și fii atent, Darren Stel, urci acolo pe scară și te pui să vedem. A venit, bă, nu e aici, Darren Stel, nu e. Ah, bă, da, era calculator, ai grijă, Darren Stel. Nu sta cu aia, du-te sus. Și ai grijă acolo, ia mă să vedem ce face Darren Stel, ia. Sper să vorbească, Darren Stel.
Ok, mulțumesc, doamna psiholog. Ne vedem când? Sâmbătă? Ah, ok, mulțumesc frumos. Bine, bună ziua. Ok, mamă. Mamă, cred că o să mă duc. Tărisel, unde ești? Unde ești, prima mami? Unde ești? Mamă, cream că... Unde ești, Tărisel? Unde? În bec? Adică ești pe Tărisele, de ce ai dat... Bă, tu ai dat, mă... Nu, stai puțin, stai acum, adică, mă, Tărisele, unde ești? De ce am... În baie, mă, stai puțin, de ce... Bă, unde ești, mă, Tărisele, parcă... De ce s-a ajuns deja? De ce? Bă, ok, nu, stai, iară, nu, ok, nu, mersi. Dar Darsel, bă, omule, bă, unde ești, mă, bă, vină mai aici, că trebuie să clarificăm un lucru, bă, Darsel. Bă, omule, vreau să-i vorbești, ești aici, măcar, sau vorbesc singur, Darsel. Fii atent, bă, rasă să vină aici, Darsel, și vorbește cu el, spune, mami, stai aici, că sunt eu, Darsel, și spune, sunt eu din altă lume și vorbesc cu tine acum, că pot să vorbesc cu tine, că așa e, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea pentru că te-am auzit cum vorbeai de mine, cum... Ați venit, gata? Alo? Auziți? Tu cu cine vorbeai mai aici? Și tu, eu nu sunt singura care auzea aia și tu auzeai vocile lui Darsel? Da, am auzit vocile lui Darsel care vorbea cu dumneavoastră și l-am auzit când a sugit dumneavoastră pe geam, am auzit că Darsel zicea că dumneavoastră, că e foarte supărat că dumneavoastră nu-l iubiți și că Dumnezeu l-a trimis aici să facă dreptate. Păi stai puțin, deci el încă e în viață sau cum, adică stai puțin? Nu știu, eu nu știu nimic, gen, dar am ajuns, nu, a murit, cum să fie încă în viață, n-are cum să fie în viață. Păi și atunci acum, de ce? Nu, stai un pic. Cum să nu mai îl vezi pe Tito și cum să nu mai... Mă, ce căutați? Ok, cred că eu știam să mă duc la biserică să mă spovedesc un pic. Ia, stai așa, revin imediat. Da, ok. Dar să le nu, cred, e momentul, trebuie să-i spunem că n-avem ce face așa, pune tu astea. Bravo, dar să le, că aici măcar pui, aha, la noi acasă spargi geamurile tu cu Alice, dar să le spargi geamurile, dar aici le pui la loc, cum ar veni, nu? Și acolo la noi acasă nu le pui la loc. Bă, gata, omule, stai să-i facem, bă, omule, fii atent, hai să-i facem acum, hai, bă, revină-ți la normal, dar să le revină-ți la normal, să Fiat-o, mami! Fata, in nomine patrizet, filie, spiritus santis! Mă, ce să... Nu, gata, auziți, stai puțin, Oh, bă, prost ești, bă, Darusele, cu tine nu se poate face nimic în viața asta, pe bune, ești prea prost, Darusele, ma, ai plecat, Darusele, mă, pentru ce, omule, bă, Darusele, trebuie să faci, da, ce să fac cu Darusele, adică, pe bune, dar, mai, na. Acum e rândul meu să vă bântui, m-auziți? Asta credeam și eu, Darusele. Mami, ești atunci, mami, ești atunci, da, du-te așa, gata, și o să dai cât vrei, dar să știi că te văd. Fara, unde e treaba ta? Cred că știi că dacă de fapt nu ești mort, o să te văd unde ești, nu? Ce? Rafaele! Știi vorba aia, Darusele, eu te-am făcut, eu te omor, așa că... Da, au câștigat vocile la mine. Nu, n-am, bă, sper totuși că am scăpat și eu de treaba asta, că deja nu mai suport ce mă mut din orașul ăsta sau nu, cred că e ultima apariție a mea pe peste tot, numai, gata. Atât a fost, pa. Aolo, mamă, frate, 8.55 ceasul, mamă, 8.55, că m-am trezut ochii, m-am trezut regula, mă, ce cauți, omule, la geam, dar răsele, alo, ce faci, neața, ce faci aici? Neața, bă, Rafale, stai, bă, Rafale, astăzi ești frumos, uite, e soare afară, e frumos, stai, bă, Rafale. Dar nu mai ții, bă, omule, așa, omule, bă, poți să vorbești cum trebuie, dar răsele, că mă enervezi, bă, bune, hai, mă, nu putem, mă, dar răsele, bă, știam și eu că poate am o dimineață mai bună, mă, dar răsele, deja nu te mai supăr, bă, când mai plecăm de aici, dar răsele, că nu mai supăr să mai stau, nici cum mai ai cu tine, așa măcar stăteam cu tine, dar gen, acum că sunt și cu mai câta doi nebuni, dar răsele, nu pot să stau cu doi nebuni, mi-ajunge unul, dar răsele, nici de tine nu mai am nevoie, cred că mă mut definitiv singur, dar răsele, în altă casă. Da, bă, Rafale, fii în tine și eu vreau că fii în tine, bă, Rafale, eu am bannerul, bă, Rafale, dar chiar, bă, bannerul meu, ce face? Paolo, bă, dar răsele, gata, că mă enervez, și ceva, hai să mergem, dar răsele, trebuie să ne luăm rămas, bun, dar aici, că eu nu mai pot să mai suport. Bună dimineața, copii, ce faceți? Bună dimineața, mami!
bună dimineața, dar ce sunt cu astea? Ce mă tragi, mă, omule, doar să le... Doar să le eu vorbeam. Astea, copii, sunt lucrurile voastre pentru că m-am săturat. Mă trolați, mă faceți nebună, fugiți de mine, nu știu ce faceți, încercați să-mi faceți, sipați la mine și mă faceți să mă simt în ultimul fal, așa că plecați noi pe data de venit ca să v-am făcut bagajele, o să ajungă Uber în 10 minute, așa că, pa, pa. Bine, bă, Rafaele, mă, bine! Bă, stai puțin, adică stai, voi vă bucurați că plecați, adică stai, tu nu mai vrei să stai cu mătă, Dariusele, bine, Dariusele, hai că te țin eu minte, Rafaele, tu poți să pleci, bă, sau să-l mai țin eu un pic aici, îl mai așa, tu stai la tine. Ce cu familia asta de nebun, că nu mai suport, dar să-l țipă în ultimul an. Ne face familie de nebun, dar Iusele ne-a făcut familie de nebun, ai auzit? Da. Știi ce trebuie să facem, nu? Ascultați-mă! Haide! Ok, sper că de data aceasta ne-am calmat, nu-i așa? Și putem să vorbim ca trei oameni normal, că suntem, putem purta și noi conversații. Adică putem să vorbim ca trei oameni normal, dar Iusele, du-te până la tine în cameră, vezi că ți-am lăsat acolo niște burgeri. Ok, pa! Așa cum putem să vorbim ca oameni normali. Mai bine, că nu mai suport pe băiatul ăsta, sincer, nu știu, mai bine îl țineți aici în casă, că chiar eu nu-l mai suport, face ca toate alea în continuu, mă enervează, îi zic niște lucruri, îi face altceva, face întâlnită toată ziua, nu știu ce, ați văzut și ieri, na, v-am făcut farsa aia, ne pare rău, totuși am vrut să vedem cum reacționați, totuși n-ați reacționat. Da, cel mai probabil, cred că a fost ideea lui să faceți farsa aia, dar totuși vreau să plecați de la mine în casă, așa că vă rog, luați-vă bagajul, plecați atât de la mine în casă, dacă vrei poți să-l dai tu afară după, nu știu, dar nici eu nu mai vreau la mine în casă. Dar cel, omule, Darcel, bă, alo. Sau stai, Rafaele, vino repede. Dar mai stai un pic acolo, mai stai un pic. Nu vrei să-i faci și noi o farsă și mi-ai crești? Acolo în mormântul. Da, poftim, de fapt, știi, nu nimic. Bine, dar Rusele, haideți că va ajunge Uber-ul. Haideți, eu trebuie să mă duc până jos, am niște treabă. N-am auzit, omule, bă, ce cu familia asta? Bă, am spus că n-am auzit, nu v-am auzit ce ați vorbit. Ce farzi face? Lasă, nu contează. O să vă ajungă Uber-ul în 10 minute, hai, grăbiți-vă. Wow, dar să le mănânci burger, ca de fiecare dată. Wow, dar să le... Bă, dar să le poți să te comporți, dar să le... Te rog, comportă-te tu normal, dar să le... Că deja nu mai suport, poți să te... În tine mai mare bază, dar să le... Că suntem prieteni, dar să facem... Dar nu mai vorbesc de mine, mă, dar să le... Gata, comportă-te normal. Mă, dar ce sunt ăștia pe aici, dar să le... Bip, ce e asta? Haideți, băieți, sunteți gata, că vă ajuns Uber-ul. Hai să plecăm. Bă, dar se puta mai nu, mă, scoate-mă asta de aici, dar să nu, pe bune, scoate că nu-i frumos, dar să gata, vino înapoi, mă, frate, nu înțeleg ce faci, dar să. Bine, dar să ne mai lăsa tot să scoate toate astea, să văd unde, că deja nu mai supăr, frate, pe bune, mă, dar ce-a făcut, mă, Darisel aici, ia să mă uit în partea asta, okay, bă, ce, bă, visează, nu e nimic, a, bă, da, sunt șerpește pe aici, dar urs, bă, nu știu, nu mai era ursul ăsta, de fapt, ce, bă, eu nu mai înțeleg nimic, bă, frate, nu știu în ce lume mă aflu, chiar nu mai vreau să mai stau cu oamenii ăștia pe aici, că deja mi s-a luat, ajutor, nu, gata, am plecat, mi-e de ajuns, care faza, bă, frate, deja nu mai înțeleg, deja nu mai suport absolut nimic, nu mai știu nici să mai vorbesc, nu mai știu absolut nimic. Asta e cea mai proastă zi pe bune. Chiar dacă plecăm și ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, o să fie de acum încolo, dar până acum chiar este cea mai proastă zi, pentru că am avut foarte mari nervi în această dimineață, deja nu mai știu să mai vorbesc, deja hai gata, că nu mai vorbesc, mă duc acasă, văd eu dacă apuc să ajung cu ceva, dacă nu mă duc pe jos și când o ajunge și mă voi liniști la casa mea. Bună, însă și frate, după atâta timp de mers, frate,
noaptea, am ajuns acasă și vedem, mă, ce faci, mă, ce faci? E foarte fraier. Foarte amuzant, ești tu, dar Răsele, m-ai lăsat așa, capa proști pe jos, nu? Da! Ah, ok, dar Răsele, și acum ce faceam, mă, să intrăm în casă, bă, dar Răsele, mi-a fost atât de dor, dar Răsele, s-a îngelat, nu e acasă, bă, dar Răsele. Mă, la ce dor e casa ta, dar Răsele, ai nebunit, oameni, dar Răsele. Bă, ce? Bă, ce s-a... Dar Răsele, se vede că n-am mai stat aici, bă, dar Răsele... Bă, ce se întâmplă, bă, frate, că nu înțeleg, bă, dar Răsele, câte astea pe aici, și mă... cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul ăsta de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Rafaele, bă, ce faceți, mă, dar Răsele? Unde ați fost? V-am așteptat atâta timp. Ați fost plecați de 2 luni, cum a... Bă, stați puțin, de... Stai puțin, că am și uitat de tine că erai aici cu noi. Sper că, de fapt, ce să sper, că văd că n-ai șters praful. Ia uite, nu mai pânze de păiajel prin toată casa. Și pe aici, și pe aici, peste tot, nu mai pânze de păiajel. Mă, ce se întâmplă? Ce ai făcut tu? Da, m-am băgat tare pe YouTube, ce pot să zic. Da, bă, cred că o să mă apuc acum să fac ordine. Gen, nu prea am ieșit din camera asta, sincer. Am fost zic că aici la baie și nu prea m-am observat, dar da, o să mă bag pe curățat, actually. Da, bagă-te să curești și tu astea pe aici. Că frate, uite, e prin acum, toată casa, adică uite, nu înțeleg pe bune. Da, mă, dar ce ai făcut, mă, în tot acest timp aici? Că am și uitat de tine că erai la noi în casă. Bine, măcar că ai fost, da, că ai ținut așa de casă. Dar vă că nu prea ai îngrijit-o cum ar veni. Măcar ai ținut așa, i-ai ținut de urât doar, atât. Păi cam așa a fost, sincer. A, ok, bă, și na, ce să mai zic. Bă, dar, bă, ce, bă, alo, bă, da, ce, bă, om, dar să, bă, nu se lasă, e lumina, omule, e lumina, tu băi să... Aole, dar Răsele, bă, prost e, dar Răsele. A, și mi-a arăt mie toată asta, bine, mersi, așa. Bă, dar ce ai făcut tu aici în zilele astea, cât timp am fost neplicat? Păi, efectiv, am stat aici să mă uit la niște filme și astea. M-am mai dus pe la diner să mai mănânc câte ceva și astea. Și am stat să filmez, nu știu, să mă joc pe laptop și astea. A, ok, interesant. Păi, da, și voi spuneți-mi voi unde ați fost, ce ați făcut atâta timp. Că chiar sunt curios, ce gen, ați plecat 2 luni de acasă. Nu, n-am plecat 2 luni, am plecat o săptămână. Ba, da, au trecut 2 luni, crede-mă că știu cât a trecut. Au trecut 2 luni. Ce, mă, 2 luni? Mă, cum, bă, dar Răsele, cât am stat acolo? Stai să văd, atunci fura mama. Gata, lasă-mă că nu vreau să mai vorbesc, dar Răsele, deja mi-a ajuns pe tine, dar Răsele, dar poți să te colegi, dar Răsele, lasă că vorbesc eu cu Edis, tu lasă-mă, dar Răsele. Bă, de ce e bără, gata, dar Răsele, mi s-a luat de să-ți aud vocea, dar Răsele, du-te în camera, lasă-mă să vorbesc cu Edis, așa, gata, așa, mă, fii atent, bă, gen, cum e că de 2 luni, mă, frate, nu, am plecat de o săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni. Nu, ați plecat de 2 luni, efectiv, deci credeți-mă că am stat în fiecare zi și m-am întrebat, deci am făcut. Ce video când mi-a explicat, nu video, dar țin minte când a explicat, am făcut fix în ziua respectivă, am făcut o story pe Insta și au trecut 2 luni că m-am uitat. Uite, stai așa că uite-te aici, vezi? Uite, vezi? Da, acum 2 luni. Da, în fine, nu știu, bă, și ce să spun, mă, la chiar s-a pus la somn. Bă, dar Răsele, nu te pune, du-te, mă, și joacă-te, că uite, nu ți-a fost dor de calculator? Omule, bă, o să adormi. Uite, aici o țară, uite știrbu, uite cum să-i de dintele ăla. Ce știrbu e fraierul ăsta? Vrei să facem o farsă ceva? Nu știu, parcă așa, mi-a fost dor să fac o farsă ceva. Aici ceva, nu știu. Nu știu, vreau să ne zică oamenii acolo în comentarii ce farsă să-i facem. Chiar nu mai am nicio idee, sincer. Acum, în momentul de față, n-am nicio idee de farsă, dar fii atent, hai să-l povestesc. Hai să ne punem aici jos, în primul rând să vorbim. Bă, ce să spun, dar hai să pun și eu un film aici, poate. Stai să zic, deci eu cu Darusel ne-am uitat la un film aici. Nu știu unde erai tu atunci în ziua aia, dar mă rog, în fine, când am plecat noi, ne-am uitat la un film seara, practic. Și Darusel după arunca cu o poțiune, a zis cu o poțiune cu noroc. Și dintr-o dată, următoarea zi, m-am trezit într-o casă, eram cu Darusel într-o casă, eram cum ar veni frate. Și am ajuns, gen, la casa maică-sii. Și, gen, știi casa aia mare, te-am dus acolo să vezi. Ai văzut casa aia mare când am trecut spre oraș? În partea aia era un dita mai palat, o dita mai vila, ceva de genul. Știi casa aia? Da, mi se pare că știu, da. Da, acolo stă maică-sa lui Darusel. Mama lui... Nu, și crede-mă. Băi, nu, cred că m-aș duce și eu, sincer, să o salut, adică nu. Nu, crede-mă, chiar nu vrei să, gen, eu... Adică, de ce n-aș vrea? What do you mean? Eu nu mai știu să mai vorbesc absolut deloc. Maică-sa lui Darusel e prea nebună, e mai nebună decât Darusel cum e el. De fel, e mult mai nebună și e foarte strictă. Ok, cred că de fapt nu mai vreau să salut. De exact, asta ziceam și eu. Și tu ce ai făcut în tot acest timp? N-ai afară să nu faci curat pe aici? Diner. Culcat și filmat. Ai fă la restaurant, ok. Ai ținut practic, bă, e bine că practic le-a ajutat pe toate să le acolo la restaurant. Mă, n-am ce să mai zic. Bă, da, nu știu, a fost groaznic totuși. Am făcut acolo, am fost și amuzant, a fost și groaznic. Am făcut niște farse, am construit o cameră secretă cum e aia unde dormi tu aici. Dar chiar tu unde ai dormit în tot acest timp? Ai dormit la tine jos sau ai dormit la Darusel aici? Am dormit doar la Darusel, nu, n-am dormit la Darusel. Că patul e cam așa, nu știu cum dorme el, gen. Cred că mai bine dorm pe o cărămidă decât acolo. Dar cred că am dormit doar pe canapea. Ori și la tine cred că am dormit în prima
zi când ai venit, dar gen... Bă, stai puțin că patul... Mai canapea. Bă, stai puțin că patul lui cum îl avea acolo la maică sa și chiar era confortabil, mie chiar mi-a plăcut să dorm acolo. Bă, nu, stai așa, tu cred că nu înțelegi, deci patul ăsta e ca o cărămidă, cred că nu vorbim despre aceleași paturi. Arăta la fel. Păi da, dar vezi tu, ăsta cred că face pârțuri în el sau ceva și s-a deteriorat sau teaua sau da, nu știu, da, e o cărămidă. Ai dreptate, bravo, mi-a plăcut asta, bă, n-am ce să mai zic, hai că mă duc la mine în cameră, că mi-era a doua așa de cameră. Cred că vin și eu totuși, că nu prea mai vreau să mai stau cu ăsta după... Bine, ok, ia să mă duc pe aici, ok, deci pe aici, bă, frate, am uitat că ți-am făcut asta, scuze, mă, dar este, bă, are de asta de fapt, auzi, uite, Rafaele, vino să vezi, pune-te un pic în patul ăsta dacă tot, și uite-te, fii atent, pune-te un pic în el. Nici nu pot să mă pun în patul ăsta, bă, dar să ce cu patul ăsta, ce ai făcut, bă, iar a rămas cu asta, bă, dar să... Bă, dar să le vezi că ți-am cumpărat V-Bucks și tu te acolo și joacă-te, hai, pa, hai, Ai grijă, hai, gata, am sărit, gata, ochi de... Bă, dar și la mine aici, bă, frate. Mă, ce e aici? Bă, ce... Bă, ce atât de mult la mine, frate? Bă, n-am fost n-am mai fost pe la tine, dar hei, vezi partea bună, calculatorul tău încă funcționează. Bă, logică funcționează, cum să nu funcționeze? Până la urmă e un calculator foarte bun și e un calculator performant pe care eu filmez și postez și oamenii trebuie să dea like și subscribe, nu-i așa? Exact. Da, exact. Vreau să zic că m-am jucat și eu pe calculatorul ăsta și chiar, bă, vezi că e extrem de fain, adică... Bă, parcă nici că n-ai mai intrat aici și să cam vedea. Păi nu, am intrat în prima zi de când ați plecat, dar gen, după aia cred că toate două luni când ați plecat s-a mai... Da, ok, bă, da, ce să mă zic, bă, frate, chiar a fost foarte horror acolo, nu-ți recomand o asemenea experiență, chiar nu vreau să cunoști pe maică sau lui Darusel, nu știu, dar tu cât mai ai de gând aici la noi? Bă, nu știu, sincer, mi-am recuperat între timp telefonul și astea și am vorbit cu un prieten și mi-a zis că cel mai probabil o să vină și el pe aici, dar și prietenul ăla, n-am mai vorbit de mult cu el, deși e cel mai bun prieten al meu, nu l-am mai văzut de mult, așa că nu știu cum o să mă înțeleg cu el și sper că pot să fie tot ok, sperăm. Mă, cum adică să vină aici la noi în casă? Cum să vină, mă, nu mai... Nu, a trecut pe acasă și mi-a luat toți banii salvați și speram că poate pot să-mi cumpăr și eu o casă, nu știu, poate să mergem zilele următoare să mă ajut să mă uit de o casă sau ceva și poate, nu știu. Da, nu știu, poate, nu știu, vezi tu, te descurci și tu că ești mare până la urmă, te descurci, ai învățat orașul, te-ai descurcat pe aici prin oraș cât timp a fost neplicat. Da, vezi că chiar l-am învățat și chiar am găsit niște chestii foarte interesante pe aici, dar mă mir cum de n-am dat de voi până acum, dacă zici că totuși casa aia parcă nu pare foarte departe de aici și da, efectiv m-am descurcat pe aici, mi-am făcut mai mult de cap, dar mă bucur că v-ați întors și mă bucur că te-ai întors, că aș vrea să mă mut din principalul motiv că e Darusel și nu știu cum mai pot să stau cu ăsta în casă. Sincer. Clar, nici eu nu știu cum mai pot să stau și nu știu de ce încă mai stau aici, nu știu, poate mă mut, dar nu știu, vreau să, că știi că dacă am și un cont de YouTube, oamenilor le place cum ar veni să stau cu Darusel în casă, știi ce zic? Și așa poate nu mă mut de la el, știi? Cum, adică rămânem amândoi practic aici. Da, tot ce sper e să n-ajung și eu ca tine cu Darusel, cu prietenul meu, că dacă vine ăla și deja nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce o să fac. Bă, adică, da, cred că îi lăsăm pe ăștia și ne mutăm noi într-un alt oraș sau ceva, dar sincer. Bă, nu știu, poate la un moment dat chiar aș vrea o mutare așa într-alt oraș, știi, sincer, poate ne mobilizăm și noi avem mai mulți bani și putem să ne mutăm într-un alt oraș, chiar mi-ar face plăcere, că totuși orașul ăsta sunt aici de foarte mult timp, aproape, cred că am aproape un an, în vară se împlinește un an de când sunt aici și totuși, nu știu, am făcut foarte multe activități pe aici. Bine, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu l-am explorat chiar pe tot, că știu că mi se pare că am auzit că există un teren de fotbal ceva, dar n-am fost niciodată pe acolo la terenul de fotbal. Am fost eu, pot să te duc, da, chiar am fost și m-am întâlnit cu niște băieți pe acolo, chiar au fost foarte treabă, nu știu dacă o să-i mai vedem, dar și dacă nu o să-i mai vedem, vezi că am fost și era destul de mare terenul ăla și destul de șmecher. Ah, ok, bă, interesant, adică nu știu că poate, nu știu, da, poate o să mergem acolo, nu știu, vreau să zic că și oamenii acolo în comentarii să scrieți dacă vreți să vedeți acolo. Uite, apropo, uite, stai, uite-te, fii atent că am aici o filmare cum i-am dat golul, uite-te. Mau, da, ești mai bun, tu ești Ronaldo, tu ești toți, ok, am înțeles, bă, ce să spun, bă, sper că totuși nu mai ieși prin, s-a pus strana, nu l-a făcut, bă, ce fai mai dar înțele aici, alo, bă, bă, uite-te puțin asta, să uită, mă, ce te... Bă, nu, că ăsta nebunit de tot, hai să lăsăm. Da, ok, știi ce, hai să stai un pic, să mai fur și niște burger. Ok, bun, hai să mergem. Să mergem la terenul ăla de fotbal să ne jucăm, să vedem, să bașea, nu știu, poate... Bă, nu știu, hai să mergem, dar vreau să văd, stai puțin, că înainte de toate vreau să văd cum mai e pe aici, pe la mine, prin cameră sus, că nu știu dacă pe aici ia să mă duc și prin... Uite, că și pe aici, bă, frate, trebuia să faci tu curat, dar măcar totuși ai avut grijă de casa asta într-un anumit fel, ca să nu vină cineva să o spargă, sau ceva de genul, uite, pe aici nu e ok. Și, da, nu știu, hai să mergem acum...
să-mi arăt și mie unde e terenul de fotbal, că eu doar am auzit de el și poate să mergem cândva să facem așa o echipă mare, venim cu Darusel, cu toată lumea, știi? Dar... Vezi că ar merge, vezi că ar merge și am auzit că mai stă cineva, nu știu, nu știu de cine e tu, de Alessia, nu știu, era cineva în casa aia și poate jucăm în 2v2 ceva, nu știu, poate... Te-ai întâlnit cu ea? Nu, dar mi-ai zis tu că stă cineva în casa aia, nu știu, n-am, adică a, am văzut, chiar... era o fată care venea, nu știu, stătea, dar nu știu cine, adică n-am vorbit cu ea. A, nu te-ai băgat în seamă, ok, bă, nu știu ce să zic, hai să mergem la terenul ăla, știi unde e, da? Da, vrei să mergem pe jos ca să-mi vezi drumul sau vrei să o luăm, nu știu? Bă, pe oricum văd drumul, mergem cu, cum ar fi, mergem acolo. Hai să mergem cu bicicletele totuși, că putem să le parcăm acolo și gen, hai, o bicicletă și hai să mergem. Oricum n-am mai făcut foarte mult timp cu bicicleta. Vino, dar fii atent, vezi că trebuie să mergem pe aici. Pe aici, băi, că nu cred, eu nu știu că e prin partea asta, știu că e undeva prin partea stânga a orașului. Da, nici eu nu mai știu exact, dar oricum, odată ce ajungem în centrul orașului, ar trebui să fie ok. Da, ok, bă, uite, că mi-aduce și mie aminte, practic, că n-am mai mers pe aici de foarte mult timp cu asta pe aici, frate, și... Bă, ursul, înapoi, uite-l, e lângă tine, ursul, uite ursul lângă tine, uite-l aici. Ce urs? Ce urs? Uite-l. Ăsta e Marian. Salut Marian, ce faci? Haide, hai să mergem. A, clasic, a dat în el, nu-i nicio treabă, bă, ai grijă cu mine, ok, bă, frate, stai, că aici intrăm în baza militară, stai un pic, trebuie să luăm pe lângă. Hai că sigur știi ăsta drumul. Gata, mă, ăsta e, aici e? Da, aici trebuie să intrăm, am plătit eu că am gen abonament pe o lună și nu cred că se vede dacă te bag și pe tine, așa că hai să mergem pe aici, haide, da, hai să intrăm. Da, mergem pe aici, mama, cum e terenul ăsta, mama, ai și pista asta de alergat, mă, frate, mama, cât de tare pe aici, bă, tare mișto. Uite, bă, fii atent, stai puțin înainte să jucăm. Ar fi bine să ne încălzim un pic. Vrei să dăm o tură de teren așa repede să alergăm pe aici? Da, dacă vrei tu, hai să-i dăm. Că mamă, cât de șmecher, uite cum se vede pe aici. Haide, vine, uite aici, hai la liniile astea de început. Ce tare e terenul ăsta de fotbal, chiar îmi place, nu știu. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să veniți cu Darusel aici, să facem un meci de fotbal ceva ca brazilienii, cum ar veni, facem cupa mondială ceva, știi ce zic? Exact. Hai, stai acolo la linie și 3, 2, 1. Gata, hai. 3, 2, 1. Și let's go, haide! Bam, până partea asta, gata, 3, 2, 1, am câștigat, lejer, bă, aru, gata. Bă, stai așa, trebuie să dăm toată tura de teren, vină, mă. Hai, lasă, hai să jucăm fotbal, să jucăm, mamă, cât de tare e terenul ăsta, mamă, dar e tare rău terenul ăsta, bă, uite cum se vede pe aici, cum se vede, vezi cum se vede umbra, cu și uite, vezi că avem minge de astea șmecheri, adică pot să vin așa să-ți dau dribbling și să mă duc, hai, bă, apără-te, ce faci, mă, nu poți să aperi poarta, haide, mă. Dar n-am început, ce unde scrie scorul? Nu cred că scrie scorul sau ceva genul, dar ok. Nu, dar l-avem, uite, l-avem aici, stai așa, uite. Uite, bă, să mai bagi tu de la tine, da, că ți-am dat banii. Așa, haide, hai să jucăm, haide. Da, l-avem acolo pe arbitru și o să ne scrie scorul. Hai, 3, 2, 1 și haide, nu mai stau deloc, hai, hai să jucăm, haide, bă. Nu mai stai, 3, 2, da, 2 la 1 pentru mine, stai, bă, nu, mi-am dat autogol. Nu mai joc fotbal în viața mea. Cam slab, Rafaele, nu știu ce să zic. Uite așa, 2-2 și acum 3-2. Bine, Rafaele, mamă, ce bine joci. Da, nu mai joc în viața mea. Știi ce, mamă? Du-te-n poartă la tine, du-te-n poartă. Fii atent, că-ți dau de la jumătatea terenului direct mare gol. Fii atent, 3, bine, 2, hai, dacă 1 tu crezi... și... Da. Aolo, da, mai bine nu mai veneam aici. Trebuia să vin și cu Darusel. Dacă vrei să vin și cu Darusel, nu știu, poate. Bă, dar nu mai da mine, omule. Astăzi, în acest episod, am aflat o informație foarte importantă despre mama strictă a lui Darusel 2012 și astfel am reușit să mă transform chiar eu mama lui și am aflat un secret despre familia sa, mai precis despre tatăl său. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Mamă, frate, în sfârșit, de fapt nu în sfârșit, că cine știe ce se poate întâmpla aici, dar după cum puteți vedea, mă aflu în fața casei mamei strictă lui Darusel 2012, sunt singur de data aceasta pentru că am vrut să vin aici, frate, chiar sunt curios ce mai face mama lui strictă. Știu că n-am mai văzut de foarte puțin timp, n-a trecut foarte mult timp, dar am zis, bă, frate, după ce am petrecut o săptămână mai mult, nu știu cât am petrecut exact cu ea, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii cât am petrecut. Acum vreau să văd ce mai face ea, pentru că n-am mai văzut, cred că de vreo 2 zile sau ceva de genul. Dar hai să mergem aici în camera ei să vedem dacă se află aici mama strictă lui Darusel. Nu e nimeni aici, sau fi la baie. Nu, bă, ok, deci ușa e deschisă. Ia să văd camera asta secretă dacă mai e aici. Da, bă, da, frate, mai aici, dar faza e că nu trebuie să afle, bai, că s-ar putea să afle, să sperăm totuși că nu o să afle, dar da. Hai să vedem ce se află aici, să vedem unde se află mama strictă. Auziți, mama, alo, mama lui Darusel, bă, da, întrebarea mea, bă, stați puțin, că acum mi-am dat seama. Încă n-am aflat care este numele mamei strictă, n-am întrebat-o până acum care e numele ei, frate. Pe și eu cum o stricam până acum, că eu nu mai mi-aduc aminte, sincer, dar în fine, mama strictă lui Darusel, alo, bă, nu e acasă, mă, frate, bă, de fapt, ia stai puțin, că mi se pare că n-am văzut nicio mașină, în partea asta mi se pare că e garaj, ești pe la garaj, da, mă, frate, nu se
află absolut nicio mașină pe aici, deci e plecată cu toate mașinile care se aflau aici, bă, frate, nu înțeleg sincer, adică, pe bune, bă, dar ce să fac, mă, acum, că am venit aici fără Darusel, Darusel nu știe, practic, că am venit aici și toate astea, mă, ce se află aici? Opa, o carte, ce e aici? De la mama strictă, copii, dacă ați venit prin vizită, vreau să vă spun faptul că sunt plecat într-o vacanță, să aveți grijă dacă intrați în casă, să nu faceți vorbostie, să nu spargeți ceva. E plecat într-o vacanță, maică sa, bă, frate, și eu vreau să vin pe aici, na, n-am ce să fac, acum putem să plec repede acasă, că nu mai am ce să fac, adică, bă, bune, puteți să puțin. Am o idee, dacă maică sa e plecată, nu știu cât timp e plecată, dar am o idee super tare, cum ar fi ca eu să fiu mama lui Darusel, să-l invit aici pe Darusel, eu să mă costumez în maică sa, să-mi fac vocea asemănătoare cu a ei, cu un dispozitiv cu inteligență artificială, să fac vocea fix ca ei, să arăt fix ca ea și să-i fac o farsă lui Darusel să-l chem aici, dar stai puțin, cum l-aș chema aici? Bă, ăsta m-a urmărit, bă, stai puțin. Bă, stai, mă, ce faci, mă, Darusel aici, bă, ce faci, mă, mă urmărești, mă, după mine, bă, alo, ce faci? Că te-am văzut, mă, ce, mă, ce faci, mă, la, ok, deci Darusel m-a urmărit, sper tu, adică, oricum, nu m-a auzit, nu m-a auzit, dar era venit după mine, mă, frate, ok, deci Darusel mă urmărește de acasă. Bine, bă, bă, bă! Bă, Rafale, bă, da, da, tu ce cauți aici, bă, la casă la mama, ia zi. Bă, ce faci, mă, Darusele, aici, de ce mă urmărești? În primul rând, Darusele, că te-am văzut așa într-o altă, Darusele, mă, ce n-ai, bă, doamne, Darusele, ce tot faci, de ce mă urmărești, Darusele? Nu puteți să-mi spui că vrei să vii, de ce, bă, ce mi se pare că ai mâna asta? A, bă, nu, mi se părea mie, credeam că ai mâna asta mai mică casa, dar, în fine, ce cauți după mine, Darusele, de ce mă spionezi? Pe fiante, bă, Rafale, eu mi-am mutat burgerul ăsta, bă, Rafale, că era telefonul meu. A, era telefonul tău, burger, ok, Darusele, și ai venit după el, bă, păi, și, a, bine, dar i-am venit aici, Darusele, dar maică ta, nu știu, a zis să nu deranjezi și azi trebuie să mergem acasă, nu știu, mă, Darusel, dar tu... Okay, hai, du-te, mă, Darusel, că eu mă duc acum în oraș, mă duc până la magazin, ok? Ok, pa! Ok, mamă, frate, e bine că a plecat acum, stai puțin, i-am zis că mă duc la magazin, dar fiți atenți, vreau să fac treaba asta, să mă costumez în mama stricta lui și să am și vocea ca ei, să folosesc inteligența artificială, dar, bă, frate, trebuie să sperăm că totuși să meargă totul bine, să nu-și dea seama, Darusel, și acum cum o să fac eu, va trebui să-l sun cumva de genul, dar eu sunt de pe telefonul meu și o să... Ce face, bă, asta? Ok, deci n-am mai mult așa ceva, e clar, sunt în lumea lui Darusel aici, e o lume plină de nebuni. Și acum, frate, eu trebuie să-l sun pe Darusel, dar înainte de a-l suna, stați puțin că trebuie să mă costumez și să-i fac vocea ca ei, dar în primul rând nu știu dacă o să fie vocea, de fapt, prima oară, hai să mă costumez și după aceea o să vedem și cu vocea cum o să fie când vine Darusel, să sperăm că o să fie totul bine, pentru că, frate, vreau să mă costumez, o să sun pe Darusel, trebuie să-l sun cu vocea mea, nu trebuie să-mi fac eu altă voce, că n-am cum să fac vocea mamei stricte, pentru că îl sun pe telefonul meu și o să zic că l-a chemat maică sau aici și eu o să plec, o să fie ca și cum când o să vin aici și întreabă, dacă întreabă de mine, o să zic că maică sa cum ar veni că eu am plecat, că nu știu ce m-am dus pe la magazin, pe la astea, că chiar așa i-am zis lui Darusel, adică pe bune, și hai să vedem să sperăm totuși că o să meargă totul bine, ne costumăm acum, îl sunăm pe Darusel și după aceea o să-i dăm drumul la treabă, să vedem dacă o să iasă totul foarte, foarte bine și dacă e plecată maică sa, o să-i fie eu de hag. Zilele acestea o să fie cele mai șmechere zile, pe bune. Și vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i facem lui Darusel când sunt consumat mama lui. Sunteți gata să vedeți, hai mă, chiar sunt curios, scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că arăt foarte, foarte bine, dacă credeți că arăt ca mama strictă lui Darusel, scrieți acolo în comentarii și ai 3 de euro. Mamă, frate, mamă, parcă seamănă prea bine. Vă scrieți-mi voi acolo în comentarii, mie mi se pare că chiar seamănă. Acum, hai să-l sunăm pe Darusel și după aceea când o să vină Darusel aici, o să vorbim cu vocea de mama strictă, să sperăm că o să fie totul bine, că o să meargă inteligența artificială și nu o să-și dea seama Darusel și zilele acestea, când e plecată, maică sau în vacanță, o să-i vină de hag lui Darusel și cum v-am spus, vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i pregătesc lui Darusel zilele astea când mama lui e plecată și o să fiu mama lui strictă, practic, dar el nu o să știe asta. Ia mă, hai să sunăm pe Darusel, ok, apelăm aici, Darusel la contacte, bum, hai să vedem, ta na 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 na. Bă, ce faci, mă, Darusel, ești acasă sau unde ești, că eu eram prin oraș? Pe fiantă, mă, Rafale, acum mă dau cu helicopterul! Așa, mama, bă, Rafale... Darusel, lasă-l helicopterul, Darusel, stai puțin, vorbește ca lumea să te aud și eu mai tare, Darusel, vorbește cum trebuie la microfonul ăla de la telefon, Darusel, la difuzor, să fie tot vesel, nu te pune pe speaker, că dacă te pui pe speaker, Darusel, s-ar putea să aude mai nașpa. Ok, nici fiantă, mă, bă, Rafale, ce faci? Ce vrei? Ce vreau, Darusel, fii atent, eu știi că ți-am zis că mă duc până în oraș, Darusel, m-am dus până în oraș, m-am întors și să văd dacă a venit mai cu acasă. Hai, sus, bine, bine, frumos, acolo frumos, bine, așa, ce zis? Bă, Darusel, chiar n-am chef de glume, adică vorbești cu mine sau ce tot faci acolo cu elicopterul ăla, bă, Darusel, vorbește-mă cu mine, omule, că vreau să spun și eu ceva. Ok, fii antena, acum am ieșit din elicopter, ce vrei? Bine, mă, Darusel, Darusel, răcit, tu fii atent, bă, Darusel, astăzi, Darusel, vreau să te invit aici, la mai, adică maică ta a întrebat de tine și a zis să mai vii și tu aici, Darusel, că nu știu, are ceva să spună ție, Darusel, eu o să plec acum că mă duc până înapoi până la magazin, până la astea, Darusel, și după o să mă duc pe acasă, dar da, a zis să vii aici că nu știu, care ceva de vorbit cu
tine, habar n-am, nu știu, încă nu mi-a spus ce vrea să... A zis că e ceva, nu știu, să vorbească cu tine personal, mie nu-mi spune. Bine, mă, zboară, bine, ești antena Rafaelie, acum sunt la apa. Dar să dă-te jos din elicopter ca să vor... A, am închis și telefonul, e clar. Ce faci, până totuși care recepționa mesajuri și o să vină aici. Eu o să mă duc în camera mamei strictă, de fapt cred că o să-l aștept. Mamă, stai puțin, că trebuie să dau asta la o parte, mamă, să nu vadă, să nu vadă asta, că dacă-l vede, o să mă dau de gol. Bine că mi-am adus aminte de scrisoarea asta, hai să punem undeva pe aici. Și acum trebuie să ne încim repede în camera mamei strictă și după aceea trebuie să ne costumăm, practic, să și vorbim. Suntem costumați deja, o să vorbim ca mama lui strictă și o să fie totul bine. Hai să vedem, bă, frate, mă, până acum mă duc până la baie și hai să vedem, frate, mă duc aici. Ok, trebuie să-mi exersez puțin vocea. Mama, să sperăm totuși că o să fie bine, ia să vedem. La 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 la, ok, deci cred că asta este vocea mamei strictă. Să sperăm totuși că se aude foarte, foarte bine, frate. Ok, mamă, deci cine a făcut masa? Cred că maica sa când a adus dar să-l aici farsa aia, când a făcut farsa cu șarpele. Cred că azi partea sa de frică sau când era doar să-l bântit. Bă, da, uite-ți la doar să-l a venit. Ok, mamă, de cu elicopterul ăla, bă, da, face grogie într-una, mă, dar... Alo, dar e fel, dar e fel, mamă, dar e fel. Ce tot faci cu elicopterul ăla, mamă? Așa, așa, mami, ce faci, mami? Bă, dar să le lasă, mă, elicopterul ăsta, de unde l-ai procurat? De unde ai luat elicopterul ăsta, mă, dar să le, băi, atât de, da, așa te-am educat, mă, dar să le, pe tine? Nu, mami, lasă-mă în pace, așa, zi, ce vrei, ce vrei de la mine, azi? Dar nu mă țipa la mine, dar să le, bă, țip la maică ta, dar să le, tu chiar așa țip la maică ta, adică, pe bune? Nu, mami, ce vezi, mami, ia zi, ce vrei? A, bă, dar să le, fiate, vei să la fel mai devreme pe aici, pe la mine și, totuși, că știi că eu n-am numărul de telefon, dar să-l chiar mă ia, dă-mi și mie numărul de telefon să-l am, dar să le, că așa, de fapt, hai, lasă, nu mă interesează, fii atent, că n-am nevoie de numărul tău, dar să le, că oricum nu vreau. Bă, 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 ce, 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 bă, bă, așa, așa, deci fii antena, mami, eu vreau să zic că astăzi sunt zi de burger. Ok, dar să le ești foarte ciudat, da, hai că am și eu pentru tine, dar să le ia, uite ce am pentru tine, să-ți fac burger, dar să le dacă ești cu minte, dar să le și lași burgere de foarte când vorbești cu mine, o să-ți dau și mai mulți burger, pentru că atunci când vorbești cu mine, vreau să te aud foarte, foarte bine, să le înțelegi ca două familie, ca o mamă și ca un fiu. Ok, mami, ce vezi, mami, azi ce vrei. Ok, dar să le, deja mă enervești ceva, dar să le fii atent, bă, mi-a venit Rafael mai devreme pe aici și am zis să te sune, fii atent, dar să le... Păi, i-am zis că nu, adică n-am vrut să zic și lui. Vreau că de data asta știi că am stat, bă, nu, sincer, nu prea suport eu așa pe Rafael. Adică, pe bune, nu știu care e faza, de unde te-ai împrietenit tu cu el și cum ești tu prieten cu el, dar să le, dar eu vreau ca tu să stai cu mine și pe Rafael să lăsăm practic la el acasă și de asta n-am vrut, am vrut să mai stai tu cu mine, să mai petrecem timp așa, mama fiu, că Rafael, adică nici nu e de la noi din familie și, bă, enervează, sincer, pe tine nu te enervează? Ba da, bă, fiante, mă face fraier, mă ignoră toată ziua, îmi face prank-uri, îmi fără calculator. Și fii antenă, mami, eu o să mă duc la mine acasă și o să-mi iau bagajele și am venit la tine, mami. Bă, 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 dar să-l așteaptă, dar să-l așteaptă. Da, ok, deci apre... Dar să-l, dar să-l, dar să-l... Darcel, Darcel, mă auzi? Alo? Darcel, tu ești supărat? Ce de vorbești așa? Par supărat, nu mai ești tu Darcel la vesel, dar te știam eu odată. Ce fii antenă, mami, mi-a expirat burgerii. Darcel, ești nesimțit? Cum adică ți-a expirat burgerii? Că eu abia ți-am dat burgerii, dar să stai puțin. Tu nu ești bucuros că mama ta te-a invitat să mai petrești cu ea în casă, Darcel? Da, ești tu așa trist, Darcel? Nu, 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 bă, da, bă, nu, ies, veni și fii antenă, mami. Eu o să mă calotru de acasă, eu mă duc să mă joc. Da, mami, te vezi. Păi, Darcel, dar tu ai calculator acolo sus. Ăla e performant, e foarte, foarte bun calculatorul de sus. Darcel, unde te duci? Alo, alo, Darcel. A, gata, nu te mai duci acasă? Mă duc la forme, da. Mă duc la forme, pa. Bine, bine, du-te, Darcel, acolo și joacă-te. Ok, ok, mamă, du-te. Alo, Darcel, Darcel. A, stai, mamă, am crezut că se duce. Ok, uitați-mi puțin cum e practic pe aici. Deci, în partea asta era pe undeva pe sus. Se credeam că urcă pe undeva pe aici. Dar, în fine, bă, frate, hai să ne scoatem acum vocea asta și să merg aici la baie și să-mi scot vocea. Bă, tot. Și hai să vedem acum. Bă, dar n-avem oglindă aici. Hai că e oglindă, asta e bine acum. Să-mi exersezi vocea acum. Bun, și acum n-am revenit la vocea noastră normală, cea cu toate zile practică. Probabil voi vă cam deranjează vocea mamei strictă dacă aș folosi așa mereu. Și putem așa când avem ocazia să-mi folosesc și eu vocea mea normală. Bă, frate, vedem că doar să-l acceptat. Vreau să stai aici, părea cam trist, sincer. Nu cred că mai voia să stai acum, maica sa, dar oricum o să fie super tare. De asta v-am zis să scrieți acolo în comentarii ce farse vrei să-i facem lui Darcel, pentru că eu am așa am plan niște lucruri pe care vreau să le fac, dar nu vă zic prea multe, nu chiar nu vreau să vă zic prea multe,
Dar da, hai să vedem ce mai putem să mai facem. Dar să s-a dus acolo, sunt la el, nu știu ce aș putea să mai fac. Deci mă duc prin partea asta, bă, da, sigur nu o fi pe acasă, să-mi sperăm totuși că nu-i... Mamă, ce cu locul ăsta, că nu l-am mai văzut până acum. Deci dacă rup aici, ajung aici și fiți atenți că acum ajung la Darusele. Ce mă, să ne uităm la Darusele, să vedem ce facem, mă, frate. Deci deja că aici pe calculator, ia să mă uit așa, tip-til, uitați-vă, mă... da, uitați-vă la Darusele, gem, să-și iacă, doamne, uitați-vă la el cum stă acolo, da, nici nu mai am cuvinte, sincer să zic, dar da, hai să ne ducem acum jos, ne ducem acolo la oglindă, trebuie să ne exersăm vocea foarte frumos, de fapt e că avem baie aici sus, în partea asta, bă, dar sunt prea multe băi în casa asta, că stai să mă gândesc vreo 3-4 băi dacă stai eu, să-mi aduc bine aminte, dar da, bă, frate, haulă, o să fie niște zile lungi, dar să sperăm totuși cu maică sau să stea cât mai mult plecată, pentru că așa aș putea să-i fac eu farse cât mai mult și să fie super interesant, frate. Abia aștept. Mă, dar ce tot facem ăsta aici, Darusel? Alo, Darusel? Fortnite miluiește. În numele Tatălui și al Fortnite-ului și al Minecraft-ului și al Lucy, abonă-mami, almin. Bă, ce fac, mă, Darusel? Bă, Darusel, dar de ce ești așa supărat, maică? Mă, Darusel, mamă, te-am supărat cu ceva? Stai puțin, dacă te-am supărat cu ceva, vreau să spui, adică hai să ne ieșcăm aici, putem să ne ieșcăm tenis de masă, dacă vrei, hai să ne ieșcăm. Nu știu, acum cât ai investit, dar să-l spune și mie, maică, de ce ești așa supărat, Darusele, că nu te înțeleg. Da, eu nu sunt supărat, mai fii atent, eu făceam răzut. Stai puțin, Darusele, dar vorbești așa, nu știu, parcă vorbești foarte, foarte lent, Darusele, nu știu, ești foarte supărat, amăgit, ce s-a întâmplat? Te-ai supărat că te-am adus aici sau te-a supărat la fel? Ia spune și mie dacă te-a supărat la fel, că îi vin eu hack de cu jocul lui. Păi fii atent, mami, eu seara n-am dormit, m-am mușcat toată seara fără și mie... Așa, mi somn. Dar ce tot faci aici, Darusele? Că m-am uitat la tine, Darusele, mă uitam de mai devreme și tot aici să stai așa cu spatele. Ce înseamnă asta, Darusele? Hai să te joci Fortnite. Pe fie antenă, îmi făceam rugăciuni și am adormit. Faci rugăciuni, Darusele, tu ești credincios? Nu, eu sunt Fortnite religios. A, ești Fortnite religios, am înțeles. Mă, Darusele, trebuie să fii credincios, mă, Darusele, că trebuie să mergi. N-ai fun, Darusele, ai uitat când mergeai cu mine la biserică când erai mic, mă, Darusele? Da, mami, da. Ok, Darusel, deci te-ai băgat, aba, Darusel, te mai ajut sau nu, fii atent, hai, nu, vine după mine, Darusel, că vreau să mă ajut la ceva, bă, Darusel, păi da, așa, ce mi-ai făcut tu zilele astea, Darusel, cât timp ne-ai mai fost aici, nu ți-era așa doar puțin de mine, adică nu ți-era doar așa de casa ta normală, Darusel, acolo, tu ce faci cu Rafael, unde stai, că nu mi-ai zis încă, nu mi-ai arătat. Să știi, mamă, că chiar mi-era dor, mamă, fii atent, că când eram cu Rafael, îți făceam troll, mie mi-e chiar dor, dar acum, că sunt sigur că am plictisitor. Mă, Darusel, mă, ce mă te vorbești așa, Darusel, ce-i puțin, Darusel, du-te și bea niște apă, Darusel, să-ți revii sau scui pe acolo, ce ai, Darusel, ai mâncat la burger de pții sau, Darusel, eu nu înțeleg, cum poți să bagi atâta burger copil în tine, așa te-am învățat eu? Nu, mamă, dar fii antena, mami, fii, hai să nișcăm furnea, welcome! Ok, Darusel, stai puțin, da, ce să zic, Darusel, fii atent, asta e camera ta, știi, ca de obicei a rămas la fel ca atunci când erai tu cu Rafael aici, sunt ambele două paturi aici, dar de fapt acum o să fii doar tu, nu te mai pune un pat, băi, ridică-te, mă, Darusel, așa, gata, că nu e zi de stat în pat acum, hai, fii atent, să mergem pe afară și toate astea, mă, dar ce-ai făcut tu zilele astea cât timp n-ai mai stat pe aici? M-am jucat Fortnite și m-am fiantă, m-am jucat Fortnite, yeeeey! Ok, m-am dat fiantă, mami, eu am întrebare, bă, dar de ce? Dar nu mai țipa, Darusele, așa, nu mai țipa, omule, bă, Darusele, mă disperi, adică, bă, bune, ce te țipi așa, vorbește, omule, cum trebuie, bă, lasă-mă, burgeria, ți-am zis că te-au tâmpit burgeria de tot, nici să vorbești, nu mai știi cum trebuie, Darusele. Ok, scuze, m-am dat fiantă, mami, eu am întrebare, de ce nu vrei să vrei și Rafael? Că Rafael e prietenul cel mai bun. Ce să simt, bă, Darusele, știi, mă, să vorbești, că nu ți-l ce zici de Rafael acolo, că nu te înțeleg, Darusele, vorbește-mă ca lumea. Bă, domnule, Darusele, bă, Darusele, cred că chiar trebuie să-ți interzi burgeria. Ai venit aici în casă, nu-ți mai dau burger în viața mea, Darusele, că deja nu te mai suport, Darusele, nu înțeleg, bă, poți să vorbești ca un om normal, să te comporți cum trebuie? Da, eu o să vorbesc ca un om normal și fii atentă, mami. De ce? Nu a mai venit Rafael, că vreau să vin Rafael, că e prietenul meu cel mai bun și îl iubesc. Unde să vină, mă, Rafael? Bă, Darusele, bă, ce vorbești, mă, acolo, bă, Darusele, poți să vorbești cum trebuie, mă, omule, mai vorbești și lent, așa, nu te înțeleg, deci bailando, ce vorbești acolo, Darusele? Ei, dracu, lega, mă, Darusele, ie. Bă, Darusele, fii atent, hai acum să te pui aici la masă, cred că ți-e foame, bine, oricum tu mănânci burger așa în continuu, dar vreau și eu să mănânc, Darusele, așa că facem masă acum, este prânzul, ce vrei tu să mănânci, Darusele, ce... Burger, nu, Darusele, la cum vorbești tu nu mai ai voie burgera, s-a înțeles? Nu mai ai voie burgera cum vorbești tu, Darusele, Darusele, gata, atâta, și atâta burger, Darusele, mai bea
și lapte, dar sele, că nici nu mai știi să mai vorbești de la burgeria, nici măcar nu mai știi să mai vorbești, măcar mai ești tu ceva lichide, dar sele, că așa cu tine nu se mai poate absolut. Fiante, mami, mi-mi place lapticul și fiante, mami, hai să ne jucăm fotbal, yeeey! Mă, ce fotbal, mă, dar sele, mă, știi că mie nu-mi place fotbalul, cum adică fotbal, dar sele, tu te auzi ce spui acolo? Păi, mami, fiante, nu, dacă era la fel, e să joacă cu mine fotbal. Da, pe și, da, eu sunt la fel, mă, mă, așa că treci n-ai bine la tine în cameră, dar sele, că deja mă enerva, du-te la tine în cameră, hai, du-te mai bine, nu, du-te la tine în cameră, gata, că deja mă enervez, dar sele, treci repede în camera ta, dar așa speri, dar sele, în camera ta, am zis, nu la calculator, dar sele, dar sele, dar sele, dar Darcel, do, fii atent, Darcel. Așa faci, te duci la calculator, te duci la calculator, te duci la calculator, așa, să văd la ce te mai joci tu, Darcel. Am zis să treci în camera ta până nu iese rău, Darcel, treci de mai în camera ta, Darcel, 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 treci în... Dar să nu mă face să-l chem pe taică-tău. Nu mă face să-l chem pe taică-tău, să-l, să-l aduc pe taică-tău acasă, dar să nu mă face... Da, fraților, nici nu mai am nimic de comentat, adică pe bune. Hai să-i pun acum calculatorul. Mamă, s-a făcut și noapte, s-a băgat, dar răsele, cred că s-a băgat la somn. În fine, pune calculatorul. Mamă, cât de mișto arată calculatorul ăsta, pe mai șmecher, mă, ăsta calculatorul de cât îl avea el. Uitați-vă cum se vede și așa pe noapte. Dar da, ce să mai zic, frate? Nu mai am, nu chiar nu mai am absolut nimic de reproșat, nu mai am nimic de zis, adică dar să l-a văzut cum e, cum face ca toate astea. Măcar s-a dus acum când i-am reamintit de taică sunt atotiși. Stați puțin că eu pe asta i-am zis așa la vrăjeală, oare care e taică sunt? Care e faza cu tatălui, dar răsele, chiar și taică sunt așa de rodă, s-a dus în cameră și n-am mai comentat nimic când am zis de toată lui, adică pe bune, nu știu care e faza. Faza e că eu nu știu foarte mult insider despre familia lui și cu ocazia asta poate afli eu cât mai multe secrete pe care Darcel le are în familia lui, pentru că eu nu știu absolut nimic și azi am zis că și cu asta am aflat deja că tatăl lui Darcel, nu știu, că Darcel are frică așa pe tatăl lui, adică nu știu. Scrieți-mi fie acolo în comentarii ceea ce credeți și da, cam atât. Da, mai știți că mama lui ea zicea că aici să tai că sau adică ba bune, hai că să fim serioși, stai. Asta e camera de tată, mă, ce faci mă tai că sau aici? Am fine, nici nu mai vreau să mai comentez că arată cam ciudat, sincer, trebuie să-mi recunosc asta, dar da, vreau să scrieți acolo în comentarii ce vrei să mai aflăm de la Darcel, pentru că am aflat secrete și putem să aflăm cât mai multe secrete de la familia lui Darcel, de la Darcel cu familia lui și așa poate mai face și mai multe prank-uri și vreau să scrieți acolo în comentarii ce idei aveți voi și eu o să țin cont de ideile voastre, ce să le pun acolo în aplicare, nu uitați să abonați, dați acolo un like și gata, atât a fost cu această zi, mă duc și acum la culcare la mine în cameră, foarte frumos acolo, o să fie totul foarte bine, ne continuăm următoarea zi cu Darcel, să vedem cum o să fie, frate, că deja, adică, pe bune, nu știu ce să mai zic, sincer, nu mai am nimic de comentat. Hai că mă pun acum la somn și gata. Mamă, deja s-a făcut și zi. Hai că mă mai pun la somn dacă e. Astăzi, în acest episod, l-am urmărit pe Darcel 2012 fiind transformat în mama lui strictă și am încercat să mai aflu niște secrete legate de familia sa, fiind într-o aventură de One Block la care trebuia să fie doar el, dar dintr-o dată am apărut eu. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Oare vă întrebați ce caut eu aici? Uitați-vă unde sunt, sunt aici sus și oare vă întrebați ce caut eu îmbrăcat ca mama strictă? Băi, cred că n-ar trebui să vă întrebați pentru că știți foarte bine ceea ce am făcut eu ieri, pentru că ieri, dacă v-ați uitat la videoclipul de ieri, m-am costumat eu mama strictă lui Darcel pentru că mama lui s-a dus într-o excursie ceva de genul și frate, am ajuns aici după cum puteți vedea, nici nu știți unde mă aflu, nici eu nu știu unde mă aflu, sincer, pentru că eu l-am urmărit pe dânsul care se află undeva pe aici pe dedesubt, după cum puteți vedea și nu știu ce face, mă, ce asta, mă, ce face Darcel aici, are un bloc după care face niște blocuri, mamă, e interesant ce face Darcel aici, nu prea am prins ideea asta, dacă cred că este One Block sau nu știu care e faza, nu știu ce a venit Darcel aici, dar uitați-vă unde m-am pus eu aici deasupra, sper totuși că nu m-a văzut Darcel, pentru că acum eu o să continui practic seria în care eu sunt mama lui strictă, o să mă dau puțin mai jos în partea aia ca să mă audă, practic o să pun vocea de mama strictă și o să sar după la el ca să văd ce face el aici și toate astea, dar înainte toate vreau să le ducem puțin mai jos ca să le și ascultăm pe Darcel, mă, ăsta dă cu, bă, de unde are mă ăsta bulgăr, bă? Cred că e pipică și bulgăr din ăla, habar n-am, nu știu care e faza cu insula asta, dar da, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că se întâmplă astăzi și scrieți-mi dacă vreți să aflăm mai multe secrete despre Darcel și familia lui, pentru că ieri am aflat un secret foarte, foarte important despre tatăl său și da, poate aflăm mai multe și scrieți-mi în comentarii ce farse vreți să mai facem. Acum, hai să începem treaba asta, să vedem ce facem astăzi cu Darcel, ce mai aflăm și cum se va comporta cu mama lui. Bun, acum cred că trebuie să fie totul bine, ne-am pus vocea de mama strictă lui Darcel și hai să vedem, hai să vedem, ne dăm aici și eu puțin mai jos, să vedem, să vedem dacă vorbește asta ceva, mama, ce-mi place la blocul ăsta, dar fie antena, am scăpat mama de mama mea strictă, bă, dar vreau să faci cu Rafael, că e prietenul meu, dar fie antena, cred că o să-l aduci pe Rafael, yeeey! Mă, Darcel vorbește cam povești, mă, ce faci, mă, stai aici, uitați-vă puțin la ea, uitați-vă acolo, ok, cred că vreau eu să mă duc puțin acolo, mai învăț, ia stai mă să-mi strig, alo, Darcel, mamă, ce faci acolo, Darcel, stai, hai, stai că ajung, hai, și, hai că ajung,
Ok, mamă, cât de prost e ăsta. În fine, că mă duc eu repede aici jos la tăsuie. Mă, dar ce face, mă, la mure și ce se întâmplă, mă? Ok, sper că totuși că-ți poate revi. Ok, prea prost copilul ăsta. Am înțeles care faci cu el. Ia, mă, să vedem ce se află mai aici. Ok, ok, vedem aici niște chestii. Ia, m-a pus ăsta. Ok, a făcut foarte. Mă, câte chestii a făcut. Mă, dar răsule, ce te descurci mai aici? Ce faci mai aici? Ce e ăsta, dar răsule, unde m-ai adus aici? Suntem la Lucky Block. Și fie antenă, mami. Nu suntem pe un bloc și trebuie să spargem blocul și fie antenă, mami. Uite că sunt insule, acolo, uite. Mami, dar fie antenă, mami, eu am întrebare. Tu ce cauți? I-a zis, mamă, tu ce cauți? Sărițin, tu iar mănânci burger, dar răsile și aici, du-te, mă, dai. Bun, frate, deși nu mai suport pe copilul ăsta, adică, pe bune. Nu mai suport, dar ce necorect, mă, dar răsile, unde ești, mă? Iar revină, mă, înapoi aici, că am ceva de discutat cu tine, mă, dar... Bă, dar răsile, bă, eu nu te înțeleg, tu iar mănânci burger, nu poți să poți o conversație cum trebuie, cu tine, bă, nici nu mai știi să mai vorbesc din vina ta, dar răsile, tu care nu știi să vorbești, de ce mănânci burger în continuu, că tu nu, dar răsile, tu nu te auzi, că nu putem să comporți, nu poți să te comporți și tu normal, omule, deja nu mai pun nicio. Hai că deja nu ne simți, dar răsile, am înțeles. Mami, fii atent, mami, eu să te zic lui mami, asta e, tata, ce ești mama, tu ce cauți, ai și mapa mea de bombă? Dar mai, da, așa, și ce să caut aici, dar să l-am venit să văd aici, un prost, cum vorbește ca un prost, cu ce să fac caut eu aici, dar să le, adică, pe bune, mă, dar să le, tu, dar să le-am vrut, de ce am vrut să te chem pe tine, de, a, stai puțin, că am mai multe întrebări pentru tine, dar să le, ok, să facem asta, ok, am ajuns aici, mamă, câte chestii pe aici, băi, frate. Bă, dar să vină puțin, că avem ceva de discutat, dar să nu mă faci să vin acolo după tine, că o să iasă urât, dar să le, s-a înțeles, dar să nu mă spune. Omule, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, bă, copile, ești prea enervant, dar să le, bă, dar să le, în primul rând, stai puțin, nu mai sparge nimic. Ok, mamă, dar e prost rău de tot copilul ăsta, că, din păcate, acum nu pot să urăsc, e normal, bă, dar să le, am o întrebare pentru tine, tu ce cauți aici, fără să-mi fi spus mie, dar să le, trebuie să te caut, să te spionez, dar să le, să-ți pun un chip acolo ca să văd, să-ți detectez locația, să vin după tine, dar să le, nu trebuie să zic asta, dar mă rog, în fine, tu ce cauți, dar să le, aici și nu mi-ai spus mie, de ce nu mi-ai spus? Deci nu e chestia să urmă, deci fie antenă, mami, uite pe mapa asta de Wamlock și uite, sunt insule acolo, uite, frumos, e jungla, nu știu ce acolo, dar e desertul, ce este insula mea favorită de gheață, da, gheață, dar să le, și ce faci tu cu insulele astea, mă, dar să le, dar ce cauți aici, gen, pentru ce folosește ție chestia asta de aici, că nu prea înțeleg, dar să le, nu știu, fă-mă și pe mine să înțeleg ce ți se pare ție așa, de ce ai vrut tu să vii aici și mie, de ce nu mi-ai spus, dar să le, e secretos cu mine, nu vrei să-mi spui, dar să le, sunt mama ta până la urmă, eu trebuie să știu totul despre tine, nu trebuie să știu totul despre tine? Nu, mami, nu, adică tu și tati m-au lăsat fiantele, tatăl meu a plecat să-și cumpere laptele și nu m-a venit înapoi, așa cred că o să pleci și tu, sau nu, eu o să plec cu laptele. Da, du-te, mă, doamne, dar să le, bă, dar să le, dar mă enervez, bă, frate, bă, dar să le, tu chiar mă enervez, adică, bă, bune, cu vocea asta ta, dar să le, cum vorbești tu așa, cu burger ăștia de-i mănânci în continuu, deja nu te mai suport, dar să le, nici măcar nu înțeleg, dar să le, tu chiar, pentru tine asta chiar e o zi, nu știu, așa, tratez cu indiferență totul, mă, dar să le, hai că tot ai venit, ce mă, să facem mai aici, hai că am pus și eu craftingul ăsta, dar să le, hai să facem că nu mai avem o paie, deci nu punem... Dar cum îți umpli ăla, că ai nevoie de chesturi, omule, trebuie să punem chesturi pe aici, nu te gândești tu la treaba asta, dar să le umpli și tu pe aici, dar să le fă chesturi, trebuie să facem toate chestiile astea, n-ai și tu lemne, dar să le, bă, dar chiar așa trebuie să mă descurc, doar eu, tu nu știi să faci nimic, dar să le... Ești mamă rea, m-am supărat de tine. Slash bani, mami, 2-3. Ah, ok, dar să le, ești foarte amuzant, să înțeleg. Ok, bă, așa, și ce să mai zic, dar să le, ia, mă, să vedem ce aici, bă, dar am și... Dar să le, dar de unde ai tu de alea, dar să le, de unde ai de alea, că alea parcă sunt pe altă insulă, dar să le, nu sunt aici, tu folosești hack-uri și la asta, dar să le, tu ai venit să te joci singură ca să folosești hack-uri. Da, aici am înțeles, acum da, am înțeles, bă, mamă, câte chestii s-au dat pe aici, mamă, dar să le, nu știu, e interesant, bă, dar ce trebuie să facem, dar să le, așa, că nu înțeleg, adică ce sunt cu insulele alea, am făcut și pe mine să înțeleg, că eu sunt bătrână, maică, și nu prea înțeleg eu atâtea chestii, dar ce tu, dar, de fapt, vreau să vorbiți despre taică tot puțin mai încolo, dar spune-mi despre asta, care e faza cu asta, că eu sunt bătrână. Nu prea înțeleg. Păi să am zis, doamne, fie antenă, uite, spargem aici și o să construim pe insule, uite acolo, insula portocalie, insula verde, insula roșie, insula albastră.
Ok, da, a, da, ok, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, aveam nevoie de puțină pauză. Bă, așa, dar să le și fii atent, și care e faza cu insulele, cu insulele astea? Adică pentru ce ai venit tu aici, că nu te înțeleg, ce-ți place ție la chestia asta? Dar înseamnă că doar spazi aici și construiești, și așa interactiv, dar înseamnă, adică construiești ce, niște platforme, nu poți să faci case, nu poți să faci nimic, dar înseamnă doar niște platforme poți să construiești? Da, așa că tari din gură și hai să construim. Ok, dar înseamnă să vedem ce se află în partea asta. Bă, dar înseamnă, dar vreau să mai, tu ai mai vorbit cu taică tău, bă, dar să le iei întrebarea, tu ai mai vorbit cu el, că eu nu știu, gen, tu ai mai vorbit? Bă, bă! Nu! Bă, dar să le așa faci, așa, în loc să vorbim, dar să le cum trebuie, du-te-mă la parte, așa, dar să-l dar, nu, hai mă, urcă aici, doamne omul, dar să le așteaptă-mă, bă, spune și mie mai multe detalii, dar să le, ai mai vorbit cu taică tot, ce mai știi despre el? Ok, și antenă, mami, tatăl meu nu știu ce face, așa că fie antenă, mami, am ajuns, a scăpat din natură! Ce scăpă, mă, de unde scăpă, mă, dar să le, bă, omule, rămâi mai aici și vorbește cu toată gura! Ai scăpat și ce mă aduci pe mine aici la scheleți ăștia, doamne, dar însele ce copil și tot eu trebuie să mă bat cu ei, mamă, dar însele tu nu te descurci absolut deloc, nu știi să faci nimic în viață, fără mine nu poți să faci nimic, te protejezi, dar însele, te protejezi, mamă, te protejezi, dar tu nu ești în stare să faci nimic, dar așa mă știu pe mine, dar însele că eu n-am sabie, n-am de-astea, n-am nici mâncare, n-am chestii pe aici, ok, da, dar însele a plecat, bă, frate, ce să... Ia, mami, uite, sacă vin, uite, ia, cât ajut, ia! Da, dar să le, cred că tu vrei bătaie, cred că vrei să-l chem bătaie cu tu, vrei să-l chem bătaie cu tu aici? Mami, nu, mami, niște mama mi... Ok, dar să le gata, deja știu că după felul în care vorbești, dar să le-mi dau seama că tu mă iei la mișto acum. Ok, nu mai am niciun chef de mișto, hai să vedem ce se află pe aici prin chestiile astea. Ok, mamă, dar cum s-aude, frate, ok, hai că am luat și o mâncare aici, aveam nevoie de golden carrot ăsta, chiar așa puțin, dar să le... Bă, ok, bă, dar să-l dau, unde ești, omule? Hai să-l dau, bă, ceva nu, omule! Ok, dar să le, mă, ce se află aici, dar să le zici că e pe șocolată, te joci tu pe forme, dar să le zici că e locația aia nouă de spaciție, dar să le mult, așa mi se pare că seamănă, știi, aia, nu mai știu cum se pare. Mamă, ce bani, ia datele mele! Dar să le, dar fii atent, hai să facem ceva, dar să le, hai să vedem pe unde, mamă, câte chestii, fii atent, hai, dar să le, să mergem pe insula aia, că mi se pare interesantă. Dar, ok, deci, dar să le, nici nu mă bag în seamă, bă, frate, nu pot să fac acum vocea mea normală, că, na, adică suntem aici cu Darcel. Darcel, alo, bă, ce face? Darcel, și ceva, tu, unde vrei să te duci, Darcel? Fii atent, vine după mine, Darcel, mă bagi în seamă, alo, Darcel, ce sunt eu pentru tine, Darcel? O mamă! Deci, bagă-mă, ascultă-mă, fii ascultător, Darcel, fii atent, vrei să mergem în partea aia, că eu acolo vreau să merg, Darcel, uite-te cum arată și pe de sub, cum sunt toate chestiile, mă bagi în seamă sau nu? Da, fii atent, mami, hai să mergem, fii atent, la o aventură cu mama lui Darcel și eu, mare nebun. Ești foarte amuzant, Darcel, adică pe bune, așa, și ce să facem? Acum du-te, mă, la aventură, Darcel, ia, du-te, că te dai, te teleportezi de pe insula aia, de... gata, mă, gata, Darcel, ai, și tu, cum putem să ajungem acolo, că eu n-am materiale, n-am nimic, Darcel, cum putem să ajungem acolo? Fac eu rost! Bine, Darcel! Gata, mami! Să vorbesc eu cu vocea mai normală, pentru că Darcel n-a venit. Mă, ce caută pe ăsta, pe zboară, uitați-vă puțin, am crezut că nu veni, să eu am chinuit tot ăsta să facă aici și Darcel, uitați-vă la el, că zboară, mă, ce faci, mă? Ăsta, doamne, ai venit aici? Au, m-a lovit! Mami, unde ești? Ok, nu, trebuie să mă ascund aici, că nu vreau să mă vadă Darcel, că acum nu pot să fac vocea mai căsii, că n-am dispozitivul ăla să pot să fac vocea mai căsii acum. Bă, frate, bă, dar ce caută ăsta aici? Trebuie să mă ascund, el nu vine să cred așa ceva, bă, dar cum a ajuns aici, întrebai? Adică, uitați-vă puțin, Darcel vine aici singur ca să facă, să, nu știu, gen, el folosește hack și când vine singur, că practic era venit singur aici și el folosește hack, am înțeles, nu, hai că mă duc să explorez, probabil a plecat, sau unde fie ăsta? Parcur, e parcur, e 2, a căzut. Ok, mă duc în partea asta pe aici, hai să vedem, îl lăsăm pe Darcel, nu știu unde, mă, de ce nu se spargă astea, mă, ce sunt cu lucky blocurile astea, de ce nu se sparg lucky blocurile astea, mă, care-i faza cu el, ok, nu, deja mă da bătut, nu, cred că trebuie să-mi pun vocea înapoi în aplicare, că deja nu se mai poate, sincer, am vrut să-mi iau și eu așa un moment de liniște, bă, am aflat, de fapt nu cred că am aflat nimic astăzi, mai important, așa, mai vorbea Darcel de tatălui, dar ceva așa strict, clar, nu cred că am mai aflat, sincer, nu știu, rămâne de văzut să vedem ce mai putem să mai aflăm, frate, că nu prea înțeleg, dar nu știu ce am putea noi să facem aici cu blocul ăsta. Ajutor, mami! Unde ești? Ard! Mă, ce facem ăla acolo, bă, frate, mă, ce sunt? Uite, ok, stai puțin că nu trebuie să sper că nu m-a văzut deja. A murit, dar să e bine că a murit, bă, frate, arde aici, nu știu, nu înțeleg ce a făcut el, dar deja mă enervează, dar să nu știu, e așa plictisitor rău de tot astăzi, chiar e plictisitor, credeam că ar fi mai amuzant de atât, pe bune, adică m-am transformat eu mama strictă și nu prea pare interesant acum, adică ieri practic a fost cam aflat niște chestii noi, dar astăzi nu știu, e prea plictisitor, dar să așa, nu știu, plictisit de viață, dar să nu știu care e faza, mă, care, bă, am eu așa
curiozitate. Oare Darin să-l face așa pentru că nu mai stă cu mine? Chiar sunt curios, pentru că știu că dacă vă aduceți aminte la început când eram deasupra și am vrut să mă duc acolo jos la el și l-ascultam, zicea parcă a zis ceva de genul de mine, că i-ar fi plăcut să fie cu mine aici sau ceva de genul, să vină sau nu mai știu exact ce a zis, dar da, bă, frate, asta înseamnă că totuși îi place, dar adică oricum îi place să stea cu mine, că altfel n-ar mai face nimic interesant, pentru că știți cum e, dar se până la urmă, în afară să stea pe calculator, n-ar mai face nimic interesant. Și vedeți că acum e cam plictisit el așa de fel, nu se află cu mine, practic bine, e cu mine, dar el nu știe treaba asta. Și asta e super interesant, ok, sunt niște flori pe aici, mamă, câtă vegetație pe aici, câte chestii pe aici, bă, frate, nu înțeleg. Scrieți-mi voi acolo în comentarii și, nu știu, nu, cred că trebuie să mă revăd cu Darusel acum, nu știu, cred că acum, dacă stau să mă gândesc, cred că pe el a dat la spawn și eu trebuie să ajung din nou la spawn, asta e faza. Vedem ce mai vorbim cu Darusel acolo și cam atât pe ziua de astăzi, că deja mă cam enervează, sincer, dar hai să mergem la spawn să vedem ce face Darusel și ce informații noi mai aflăm. Alo, Darusel, mamă, Darusel, ce faci pe aici, omule, Darusel? Ce faci? Darusel, ce căutai tu pe insula și cum zburai, Darusel? Tu m-ai adus aia, de fapt, stai că nu m-ai adus tu, tu ai venit singur aici, Darusel, dar e mai rău, Darusel, tu vii aici să te relaxezi, cum, să trișești și cu hegla asta unde vii tu, Darusel, singur, așa, unde nu te deranjează nimeni, practic, să vii tu, ce faci, mă, ce faci, Darusel, de ce trișești, Darusel, și la asta trișești tu? Te nu fii, Antel, mami, eu căutam și nu și mă gândeam, oare cine este tatăle meu? Darusel, ce faci, mă, tu căutai în ce stup, bă, Darusel, bă, da, mă enervez pe bune, gata, nu te mai supăr, Darusel, știi ceva? No, hai mă să facem aici, bă, Darusel, dacă cu insula asta nu putem să facem și noi oare o casă, ceva, să facem o insulă frumoasă aici mare, de fapt, pentru ce mai e insula asta dacă sunt atâtea insule pe aici, Darusel, pentru ce? Care e scopul la insula asta dacă mai sunt alte... Mamă, frate, deja nu mai suportam acolo. Chiar l-am lăsat pe Darusel, nu știu ce o face el pe acolo, eu las în pace, eu mă duc aici în cameră, deja nu mai suportam. Venit aici, nu știu dacă sincer aș mai vrea să mai continui, să mai fie o mama strictă, dar practic l-am adus aici și n-aș putea să fug așa și după să vină maică sau cum ar veni și să vorbească de toate chestiile astea și toate așa. Nu știu cum o să fie, cum o să le punem cap la cap ca să nu-și dea și maică să seama, să nu zică ceva, să toate chestiile astea, că după cine știe ce o să zică Darusel și chiar nu mai știu absolut nimic deja, nu știu. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu, după cum puteți vedea, chiar nu mai am cuvinte, nu mai știu absolut nimic ce să vorbesc. Vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți voi, cu ce ați rămas voi după ziua asta, că eu habar n-am, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat ziua asta. Deci Darusel era acolo, l-am urmărit, s-a dus la o chestie, dar s-a dus la un bloc. Mare greșeală am făcut că l-am urmărit, pentru că deja nu mai ziua asta chiar aș vrea să o scot, să nu mai existe, pentru că s-o șterg din calendarul meu, practic, deja ziua asta eu nu mai suport absolut doar, nici nu mai știu să mai vorbesc, frate, după ziua asta așa de obositoare. Darusel era așa plictisit, probabil că daia, nu știu, că nu eram nici eu gen Rafael, nu știu care e faza, s-a dus acolo să stea relaxat, habar n-am care a fost faza, eu am mers după el așa, am aflat câte ceva, de fapt nu știu dacă am aflat câte ceva, eu nu mai știu nimic ce s-a întâmplat ziua asta, frate, chiar absolut nimic, nu știu ce s-a întâmplat ziua asta, dar da, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu nu mai am absolut nimic, n-am habar de absolut nimic, nu mai știu absolut nimic, nimic, nimic și nimic. Scrieți-mi acolo în comentarii și scrieți-mi ce farsă vreți să-i facem și ce secrete vreți să mai aflăm. Dacă vrei să mai aflăm niște chestii, să-i punem niște întrebări lui Darusel, ca și cum eu sunt mama lui strictă, să-i punem niște întrebări, poate răspunde cu ceva. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ceea ce credeți voi că ar putea să dea răspuns Darusel la ceva să fie mai interesant. Nu știu, sincer, scrieți-mi voi acolo în comentarii și mă duc acum, mă bag direct la somn, sar pe aici cum sare Darusel, mă duc în cameră și cam atât, că nu mai am ce să fac. Să sperăm totuși că nu o să vină mai exact acum, sau de fapt, cred că ar fi mai ok să vină, că deja nu mai supăr, frate, nu mai pot să mai fac treaba asta, nu știu în ce m-am băgat, dar da. Aula. Astăzi, în acest episod, Darusel 2012 a vrut să ducă pe mama lui strictă la harta troll de fața ascunselea cu camuflaj, dar ceea ce nu știa el e că nu a prins momentul potrivit, pentru că, de fapt, mama lui strictă sunt chiar eu costumat în ea în aceste momente. A fost amuzant, dar și enervant, mă așteptam să-l pot rola mai mult, dar mai mult mi-a făcut nervi. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Mami, 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 fiantă-mă, mami! Darusel, ești nesimțit, dormeam și eu, mamă, mamă, Darusel, chiar așa, Darusel, te știi ceva, Darusel, pleacă naibii de la mine din cameră, du-te la tine în cameră, am zis, Darusel, pleacă, ieși afară, ieși afară, de ce ești așa nesimțit? Eu am venit vreodată peste tine când dormeai tu să fac așa, Darusel, nu, era să fac și în foc, ești nesimțit? Ok, papa, nu, mamă, fii antenă, mami, eu am o surpriză pentru tine, mami, yeeey! Ce surpriză ai tu, Darusel, un burger pe care nu mănânci tu acum de vorbești așa, Darusel, și răgușit, Darusel, ce surpriză ai tu pentru mine, ia? Ok, fii antenă, mami. Înainte să-ți faci surpriza, vreau să faci burger, yeah! Da, înainte să-ți faci surpriza, de fapt înainte să-mi faci tu surpriza, dar Darusel, tu vrei să-ți fac eu ție burger. Păi asta e surpriza, da. Darusel, tu nu vrei, tu nu mi-ai făcut nicio surpriză, vrei doar să-ți fac burger, te știu pe tine, Darusel. Da, nu, mai repede, fă! Ok, Darusel, da, ok, bă, frate, ce, da,
da, dar să ia burger, ia burger, atâta, dar să le și ce surpriză. Uite, doi burger, dar să le sunt de ajuns pentru tine. Pune-te la masă să mănânci cum trebuie, dar să le... Mami, 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 fii atentă. Cum te numești o găină răcită? Ce? Cum? Ce? Cum? Ce? Ce vorbești acolo, dar să le? Cum se numește o găină răcită? Cum se numește o găină răcită, dar să le se numește? Nu, o muci găină. Foarte amuzant, dar să le, bă, nesimțitule, dar să le, du-te la tine în cameră, că deja nu te mai supor, lasă burgeria, mănâncă, du-te la tine în cameră, nu vreau să te mai văd niciodată, deja, gata, mi s-a luat de tine, dar să le, adică, pe bune, bă, frate, nu te, mă, nu te sunt și mula, ok, dar să le, vine înapoi, dar să le, dar să le, mami, mami, vino, da, hai să mergem, mami, hai, hai, rapid, rapid că se închide, hai, mă, ce, mă, dar să le, bă, dar să le, pe ce planetă ești tu, dar să le, acum, nu, și m-am dat fiante, hai să mergem să-ți arăt surpriză, ok? Ce surpriză, Doamne, iartă-mă, dar înțele că nu mai supăr cu tine, dar înțele, dar învață să mergi, da, mergi cum trebuie, dar înțele că eu, mie frică, știi că mi-e frică, bine, știi că bine că mi-e frică cu motorul, dar înțele, știi? Ok, am dat de fie antenă, surpriză, știi cum frumice să mișcăm, uite, învață ascunsele, yeeey! Surpriza este că o să mergem să ne ieșcăm de-a vați ascunselea. Ei! Surpriza este că o să mergem să ieșcăm de-a vați ascunselea. Ei! De fapt, eu dacă sunt Rafael costumat în mama lui strictă, o să fie o surpriză super interesantă. Mă, ce față ascunselea vrea mă ăsta să mă... Doamne! Ok, lasă, îl trolez eu pe el, îl trolez eu pe el. Băi, frate, vedeți unde m-a adus Darusel? Adică, pe bune, vă aduceți aminte de asta? De fapt, știți de treaba aceasta? Ați văzut videoclipul acela în care eu pe Darusel, eu ca Rafael, l-am trolat, l-am adus aici în chestia hartea cu camuflaj și cu toate alea? Bă, frate, nu înțeleg, mamă, cum a făcut-o Darusel? Deci el vrea să păcălească pe maică sa strictă și lasă, o să-l păcălesc chiar eu, pentru că eu sunt costumată mama lui strictă. O să fie foarte amuzant, pentru că Darusel habar n-are, nu înțeleg, adică uitați-vă că Darusel nu e aici, cred că sunt acolo la skin-uri ca să se pregătească cu alea să se camufleze și o să-i vin eu de hack foarte, foarte frumos, bă, frate, nu înțeleg, o să fie amuzant, sincer, pentru că mai știți că atunci Darusel trișa cu Wallhack și el mă vedea când eu vreau să-l trolez, Darusel la mine trișa cu Wallhack și mă vedea și acum nu o să mai trișeze cu nimic, o să-i fac eu mare troll, pe lângă faptul că eu sunt costumat în mama lui strictă și el nu știe asta, îl mai trolez și cu chestia asta, cu harta asta, unde o să știu, bă, dar stați puțin, dacă nu o să știu unde e, hai că o să știu, hai să vedem, începem acum, de fapt, ia fiți atent că o să mă duc eu acolo, mă duc acolo, dar trebuie să-mi pun repede vocea, că nu trebuie să mai vorbesc așa că poate vine Darusel aici și după mama de cu vocea mea și o să fie cam nașpa, dar mă duc eu acolo, mă duc eu acolo, să vedeți ce o să-i fac eu lui Darusel, chiar sunt curios, bă, frate, cum o să reacționeze când află că eu am ajuns direct acolo la el, unde se află, da, acum... Bun, gata, mi-a schimbat vocea, sunt mama lesită și să mergem aici, ba, alo, bă, ce, Darusel, ce face aici, ce e ăsta, unde mai des, Darusel, aici, am apăsat până și tu aici, ieri mă te căutam peste tot, Darusel, ce e aici? Alo, mami, ce faci, fii antenă, mami, nu sunt la hane, zi, dar fino, ce, ce, nu știu, e Backrooms. Da, Darusel, stai puțin, a, unde pe camă, Darusel, Darusel, a, aici, și, Darusel, pe și ce se întâmplă aici, a, mă pui ca sticker, nu, ca data, Darusel, da, acum am mai mins să mai dau bani sau nu să mai dau bani? Dar zi sincer. Fără bani, hai, mami, hai! Bine, dar să lasă de ok, bă, frate, o să fie interesant, pentru că Darusel nu știe faptul că eu știu de arta asta, pentru că eu nu sunt mama strictă, ci sunt Rafael, dar nu o să știe treaba asta. Și o să fie foarte, foarte interesant, abia așteptați, să vedem aici, deci are 2 minute la dispoziție să se ascundă, eu o să-l aștept și revenim când se ascunde și o să mergem cu trollul să înceapă distracția. Chiar sunt curios cum o să vie și oare mai aflăm vreun secret asta despre familia lui, despre tatălui? Scrieți-mi acolo în comentarii voi ce credeți. Bun, 4, 3, 2, 1, hai să vedem să înceapă, Darusel, unde ești? Vin după tine, al meu ești, Darusel, ai face bine să-mi spui unde ești. Nu știu, pa! Darusel, fii atent că am o impresimțire unde te afli tu, mamă, Darusel, aici ești tu, Darusel, a, nu știu ce. Păi, Darusel, unde te-ai dus tu? Unde? Nu știu, spune, dă și tu un indiciu ceva, dar ce e cu harta asta, Darusel? Adică tu chiar aici ai locuri de ascuns, că sunt doar niște culori, Darusel, ce e asta? Unde mai adus? Bă, Darusel, iarăși bagi de mine, ce tu mai adus aici, ca să ce, Darusel? Stai, hide and seek, credem și eu că am un hide and seek pe bune, Darusel, ce e asta? Păi, hide and seek, mami! Ce hide and seek e asta pe Darusel, adică pe bune? Pe bune! Mă, ce... Darusel, de unde dai? Darusel, sper că nu mă trolezi, Darusel, din nou, unde e Darusel? Nu știu! Darusel, ești undeva pe aici, puteau nu se vede absolut nimic, bă, frate!
Darcel? Da? Bă, Darcel, uite unde, doamne, iată-mă, tragi, mamă, Darcel, unde ești, că putem... Darcel, nu, să știi că nu mai ai tu pe Spider. Ce faci, Darcel, acolo? Ce faci, al meu, ești al meu, Darcel, bă, acum ai urcat acolo, întrebarea mea, opa, Darcel, vin după tine, Darcel, nu mai spui nimic, se frică, Darcel, se frică, Dar nu mai tata, tu de unde ai așa ceva, Darcel, că tu n-ai voie, tu de unde ai tasca, Darcel? Bă, dar cum ai ajuns tu? Cum ai ajuns tu acolo, Darcel, explică și mie. Nu știu, pa, mami. Fraților, eu credeam că eu să-l trolez pe Darcel, dar uitați să puțin, uitați-l în sus. Bă, dar unde, cum, Darcel, mă auzi, unde te-ai dus? Acasă. Mamă, Darcel, nu mai face glume, nu mai face miștori, Darcel, zic, pă, bune, cum ai ajuns acolo, Darcel, că gen, n-ai cum să... Parcur, ia fii atent, Darcel, cam eu prezințire pe unde ai făcut tu parcur, pe aici, nu ai făcut parcur, zici tu, da, ai făcut parcur, Darcel? Da, mami, te iubesc! Bine, Darcel, da, eu nu te iubesc, că tu ești, Darcel, tu mă duci aici ca să mă trolezi, nu, altceva, Darcel, că te știu pe tine, ia, ok, bă, frate, credeam că eu o să-l trolez, dar uitați-o puțin, da, Darcel! Ce vrei? Da, dă-mi un indiciu, mă, ești acolo sau ești în aloc? Mamă, tata, a scăpat de tine! Da, zi pe bune, Darcel, nu trola! Nu trol, gen, pe buze, pe Darcel, pe mami mel! Ah, pe mami mel, ok, pe mami mel, pe mami mel, bă, Darcel, am o presimțire, fii atent! Bă, tata, unde te-ai dus, Darcel, adică, pe bune, nu știu, în ce locație ești tu, Darcel, gen, chiar așa ești ascuns undeva foarte bine? Da, unde ești? Păi eu nu știu unde sunt, adică, pe bune, nu știu absolut nimic, nu știu, habar n-am, tu unde te-ai dus? Nu știu, mami, dar de ce ești pe spectator? Cum adică sunt pe spectator? Ce e la spectator, Darcel? Bă, alu, Darcel, unde te-ai dus, mă? Darcel, unde ești? Darcel, unde ești, Unde ești, Darcel, unde te-ai ascuns? Ce am găsit aici? Am găsit ce fac? Darcel? Ce? Ce vrei? Dar unde ești că s-a zis aici, zic ceva? Nu știu, Bă, Darcel, nu spune că iar mă trulezi, adică pe bune, bă, Darcel, tu m-ai adus să mă trulezi și acum nu mai pot să mă... Darcel, ajută, ok, gata, am ieșit, mă, Darcel, unde te-ai dus, maică? Mamă, Darcel, unde ești, că te caut, mai sunt 6 minute, bă, Darcel, ce ești? Bă, dar ia-se puțin, tu de ce erai camuflat, Darcel, verde, e întrebarea mea, că știu că erai camuflat, de ce erai camuflat? Dar nu, eu, mami, Rafael! Ce Rafael? Că Rafael nici nu e aici, doamne, Darcel, nici nu mai stăm cu Rafael, nu mai stai cu Rafael în casă, de o lună de zile, de cât timp nu mai stai, Darcel, că nici nu mai știu, Darcel, doamne, iartă-mă să mai sta, dar, mă, unde te tu? Bă, dar cum ajungi tu acolo, Darcel, întrebarea mea? Sunt Darcel Mamuța! Ok, Darcel, bă, nu, bă, eu nu, chiar, Darcel, n-ai tu pe, dar tu, spune și mie, cum tai tu arcul ăla, Darcel, că n-ai cum să ai tu ar, Darcel, adică, bă, de unde-i făcut tu rost d'arc? Are mama o fetiță, Darcel, la foc! Oh, bă, Darcel, mă, enervezi, bă, copilule, tu, eu nu te recunosc, tu nu ești copilul meu, nu-i așa? Bă, da, mami, are mama un Darcel, frumusel, foc! Da, wow, Darcel, bă, și pe mami, n-ai, bă, Darcel, poți să... Acum, al meu ești, Darcel, bă, Darcel, bă, dar cum ajungi tu acolo, cum ajungi tu acolo, Darcel, Darcel, uite cine, fugi, bă, Darcel, fii atent, stai că nu dau în tine, fii atent, ascunde-te, dar nu mai trola, Darcel, nu mai folosi dalea să alergi, să zbori, Darcel, să te teleportezi, nu mai folosi, Darcel, atâta ți-am zis, ok? Doar pune-te, te rog, Darcel. Ok, acum vin după tine și ceva, deja mă enervez, Darcel, dai cu ăsta după mine, dai cu stick-ul după mine, am înțeles, așa faci, Darcel, al meu, Darcel, vin după tine, fraiere, Darcel, nu mai este pune, păi, dar, nu, crezi că mă trolezi tu chiar așa pe mine, Darcel, chiar nu, absolut, doar scumpărând. Da, o faci pe mai tot flyer, pe care sunt atât ce? Da, da, așa ce vă dar nu mai adică, așa, da, o faci pe mai tot flyer, da, hai să vedem acum, dar să ne cine e flyer, ce rândul meu, da, cine e flyerul și cine e flyerul și cine e deșteaptă, dar să le să vedem. Așa, Darcel, acum este rândul meu. Stai să vezi ce să-ți fac eu ție, Darcel. Că ești nesimțit. Tu mă trolezi, tu folosești numai tare, Darcel. O să vezi, Darcel. Dăm start acum. Bă!
Mami, dar de ce nu te pus pe sică, pe Harder? Ai uitat să te pui pe Harder, mami? Dar eu m-am pus, Arsele. Nu te pus. Bun, dar Arsele, este rândul meu acum, Arsele, mamă. Tu m-ai trolat pe mine, mi-ai făcut toate astea. Ți-ai bătut joc în ultimul hal de mine. Dar lasă, dar Arsele, îl vin eu acum cu jocul tău, dar Arsele. O să vezi că n-ai absolut nicio șansă. Eu mă apun într-un loc. Deja mi-am găsit cel mai șmecher loc, dar Arsele. Este foarte departe, atât vreau să spun. Îți dau un indiciu că este departe, nu este la spawn. Și chiar n-ai cum să mă găsești aici, dar Arsele. Ok, dar fii antenă, mami, eu vreau să scânt. Ce vrei să... Vreau să scânt, fii antenă. Darius Eli este șmecher și mama lui e șmecheră. Și Darius Eli e cel mai șmecher și Rafa Mieli e fraier. Bă, dar Arsele, da, gen, pe bune, tu nu poți să stai, să taci odată, să... Numai de Rafael zici tu, ce mă, tu vrei să... Tu, dar Arsele, tu ești fiul meu, Rafael nu e fiul meu, nu mai primesc în casa mea. De ce să vină în casa mea și tu să nu fii, dar Arsele? Și tu de ce nu vrei să rămâi cu mine, dar Arsele? Tu ești supărat și... Mami, nu mai, mami, fii antenă, mami, dar fii antenă. Rafael e fraier, nu e fraier, Rafael. Da, e fraier, normal, asta am zis și eu. Yeeey, te iubesc, mami. Aha, deci așa zice doar Arsele despre Rafael, așa, adică despre mine, am înțeles, ok. Ba, dar Arsele, câte mai, câte mai tu mai ai, dar Arsele, că deja mie mi-e sabat aici, te așteptă mie, da, dar Arsele, nu înțeleg ce tot fa... Aici a dormit, dar Arsele, bă, dar n-ai nicio șansă, dar Arsele, atâta zic, n-ai nicio șansă, nici n-ai cum să mă găsești. Fii atent, eu îți dau, vrei să-ți dau indiciu de o culoare, dar Arsele, vrei să zic o literă din culoare? Da, mami! Da, o să zic, fii atent, dar Arsele, o să zic A, atâta zic A, dar Arsele, îți zic A. A, B, C, D, E, C, eu sunt mare, Darusel. Așa, mă, Darusel, și fii atent, bă, dar tăi că tot ce mai face, Darusel, că eu nu l-am mai văzut de mult, mai vorbit cu el? Da, pe fii antenă, eu m-am jucat cu el Fortnite. Te-ai jucat Fortnite cu tăi că tu dai, nu mai vine el pe acasă ca să stai să joace Fortnite și de unde să joacă, că nu înțeleg. Nu știu. Ok, Darusel, bă, nu știu de tine unde te-ai dus, Darusel, eu mă aflu într-un loc foarte frumos și tu n-ai nicio șansă, atâta zic să mă găsești, chiar nu poți să mă găsești, n-ai absolut nicio șansă. Stai, niște antenă, frumos, adică, full parkour. Ok, dar Arsele, ești foarte, dar să zic, mie chiar îmi place, cred că chiar ar trebui să readucem pe Rafael la viață cu noi, să trăiască cu noi în casă, dar Arsele, pentru că tu mă cam enervezi, nu știu, mă suchi așa pe care, nu știu, gen, e totul foarte, foarte ciudat, dar Arsele, nu, n-am chef de nimic cu tine, adică tu n-ai chef, nu faci nimic, dar Arsele, nu te înțeleg, ești foarte plictisitor, atâta vreau să zic, dar Arsele, despre tine, că ești foarte plictisitor. Dar Arsele, dar tu unde ești? Unde ești? Pe unde ești? Dar Arsele, că eu sunt aici, ți-am zis, ți-am dat indiciu. Ți-am zis, atât am zic, dar Arsele. Ok, pa! Ok, ia să-mi... Pare unde, mami, mami! Ia, picia! Ok, dar Arsele, nu, n-ai nicio șansă! Nu știi, n-ai cum să mă găsești, dar Arsele, sunt mai cât pe mine, n-ai cum să mă găsești, pentru că tu ești un mare fraier, dar Arsele. Dar Arsele, ești mare fraier și n-ai cum să mă găsești, adică, pe bune, gen, chiar ești un mare fraier, bă, dar Arsele, și chiar n-ai cum să mă găsești, ți-ai să treci undeva la A, dar Arsele, și tu unde te duci? Nici nu mă bag din seamă, dar Arsele, că atât de fraier ești, am înțeles, dar Arsele, nu știi absolut deloc să te joci jocul ăsta, vai de capul tău, dar Arsele, bă, dar cum nu m-a văzut, dar Arsele, aici nu-mi vine să crebu, fraților, a trecut pe lângă mine, dar mi se pare că m-a văzut că vine înapoi, de unde e, ia să mă uit așa, uite în partea asta, uitați-vă, e fix aici, dezlege, bă, ce faci, a, bă, dar Arsele, unde ești, bă? Dar Arsel, te-ai supărat cumva că nu mă găsești sau ce? Dar Arsel, ți-am zis, nu fac mișto de tine, ți-am zis că e A, vorbește cu mine, dar Arsel, dar Arsel, vezi că ne supărăm pe bune, nu mai, dar Arsel, chiar ne supărăm pe bune, dar Arsel, ce înseamnă asta? Aha, da, nu vorbește, dar Arsel, că eu m-ai văzut, tu mă trolezi pe mine, dar Arsel, așa faci, maică ți, da? O trolezi în continuare, dar Arsel, așa faci, da? A, pe lasă, dar Arsel, bine, să vii tu aici, dar Arsel, că n-ai ce să faci, dar Arsel, să vii tu aici, că ești un fraier, dar Arsele, și nu o să reușești absolut nimic, dar Arsele, cred că te dau și eu la centrul de adopție, dar Arsele, bă, da, mamă, dar Arsele, doamne, în sfârșit, că bine că am ajuns acasă ca cu tine, bă, ce-a fost, mă, asta, dar Arsele, bă, plictisitor rău de tot, ești fraier, dar Arsele, nu știi absolut deloc, ai zis că îmi faci o surpriză, asta e surpriza, asta a fost surpriza, dar Arsele, atât, eu acum mă aștept să-mi dai și niște bani, dacă tot ai zis că ai făcut o surpriză, că m-ai dus la fața ascunsă, a fost groaznic, dar Arsele, cu tine, cred că mai bine l-aducem pe Rafael aici, că cu tine e groaznic, dacă mă joc doar cu tine, bă, e groaznic rău de tot. Mami, fii antenă, mami, eu m-am supărat așa, așa că fii antenă, eu să stau... ceva, supă, tată, așa că lasă-mă în pace. Dar Arsel, stai puțin, tu acum pe mine, Arsel, ești pe ceamă, Arsel, pa, mami, ești fraieră.
Ok, ok, bine, o să vadă el, o să vadă el. Nu se mai poate așa ceva, cu tare să-l nu se mai poate, frate. O să vedem ce o să-i fac eu data viitoare. Pentru că eu sunt Rafael costumat în mama lui strict acum. Și el nu știe treaba asta. O să vedeți ce farsă o să-i fac eu. O să-i, de fapt, scrieți acolo în comentarii ce farsă vreți să-i fac lui Darcel. Că, bă, nu mai suport. Chiar mă enervează. E chiar foarte nesimțit. Adică, pe bune, așa se comportă el cu maică-sa. Adică eu, dacă chiar aș fi fost maică-sa, dacă chiar aș fi fost maică-sa lui strictă, așa s-ar fi comportat el cu mine. Nu înțeleg, bă, frate. Oricum, acum ignorați-mi vocea, că n-am cum să-mi o schimb în momentul de față. Și nici nu vreau, pentru că deja m-a enervat destul de rău. Chiar m-a enervat. Nu mai zic nimic. Pa, pa. Astăzi, în acest episod, l-am prins pe Darcel 2012 vorbind la telefon cu o fată și am auzit faptul că își va da întâlnire cu ea, așa că am acționat. M-am transformat într-o fată și m-am întâlnit cu el, unde acolo, bă, frate, copilul ăsta chiar nu știe cum să se comporte cu o fată. A fost foarte amuzant, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Opa, ce se află aici oare? Vă întrebați de ce sunt costumat ca Rafael, de fapt, de ce sunt eu personal, cum ar veni? Nu sunt costumat în mama strictă lui Darcel? Păi bine, nu a venit maică-sa acasă, dar astăzi vreau să-i fac ceva mai special, ca și cum maică-sa, adică o să-l întreb că unde e maică-sa, că maică-sa nu e aici în casă și eu am venit așa special la el, am venit ca Rafael, pentru că nu l-am mai văzut, n-am mai venit de foarte mult timp acasă. Vreau să-l iau la întrebări că de ce n-am mai venit acasă și ce caut aici, că eu nu mă așteptam să rămân aici și mie de ce nu mi-a spus, dar da. Vreau să vedem cum putem să facem și să sperăm că maică-sa mai stă foarte mult timp acolo în vacanță, ca să putem să mai facem în continuare farse și să aflăm mai multe secrete despre familia lui, despre tatălui, că știți că am aflat niște secrete, dar scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți despre tatălui și dacă credeți, nu, adică nu știu, ce credeți așa, dacă mai vreți, de fapt, dacă mai vrei să mai facem așa, că până la urmă ar fi interesant dacă vrei să mai aflăm secrete, dacă nu. Deci, dar să ar trebui să fie, cred că, la el în cameră, dacă stai să mă gândesc, mă duc aici sus, hai să vedem, mă, frate, chiar sunt cu el, Darcel, bă, alo, Darcel, dar, ce faci, bă, ce faci, mă, stai pe telefon, mă, ce faci, bă, ce faci, mă, stai aici, bă, dar răspunde, frate, răspunde, hai, că asta nu mai răspunde, a răspuns, a, iubi, ce faci, uite, eu sunt Darcel, ce fie Andreea, dacă taca, bum, bum, ok, fie Andreea, la patru, ok, pa, așa, bă, Rafael, ce faci? Bă, ce cauți aici, Darcel, te aștept acasă de atâta timp și cu cine vorbeai la telefon, Darcel, bă, ce cauți aici, te aștept acasă, acum te-ai apucat să mănânci lapte, nu mai mănânci burger, Darcel, ăsta e un început bun, Darcel, dar stai puțin, mă, a, ok, am înțeles, nu, m-am înșelat eu, amarnic, ca să-mi dau seama. Mă, ce cauți? De ce nu mi-ai spus că rămâi la maică ta, Darcele? Că fie antena, bă, Rafael, mă ajută. Mă, ce? Darcele, vezi că te înești cu, burgeri și cu laptele alea, Darcele. Mai ușor, mai ușor cu burgeri. Darcele, gata, mai ușor cu burgeri. Aia am zis, Darcele, bă, pe bune. Ce cauți aici, Darcele? De ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai dat niciun semn de viață, Darcele? Adică mi-am dat seama că ești aici, de ce nu mi-ai spus? M-am asuturat de tine. Tu poți să stai cu străinul că m-am asuturat, bă. Tu îți bagi de mine și gata. Pleacă de aici. Mami! Mami! Ce mă te faci și pe Darcel? Stai puțin, cum adică te... Bă, ce ți-am făcut, Darcel? De ce te iei așa de mine, Darcel? Că acum, nu știu, m-a luat așa cu teamă, Darcel. Mă, ce ai pățit, omule? Sigur, Darcel, că mai mănânci și lapte, tu cine ești? Eu sunt Darcel al patrulea și Darcel a murit. L-a omorât, gata. Da, ok, am înțeles, mă, Darcel, gata, nu mai... Atâta cu glume. Bă, dar unde e mai câta, Darcel? Că tu ești aici și mai câta unde e, Darcel? Da, chiar. Mami, unde ești, mami? Doamne, iar a sărit pe acolo. Ok, mă, Darcel. Ok, bă, dar stai puțin. Bă, dar ați văzut că Darcel... Bă, stai puțin, că acum vă seama, Darcel vorbea la telefon cu o fată. Mă, ce iubită, mă. Bă, stai puțin, cum adică... Și parcă a zis ceva de ora 4 să se vadă. Mă, ce... Darcel, unde te-ai trecut, Darcel? Darcel? Da, acolo, la Daniel, nu la Daniel. Ok, pa, te iubesc, pa. Unde, mă, Darcel, Darcel, bă, Darcel. Ce? Bă, ce faci că te aud, Darcel? Cu cine ne-ai mai vorbea acolo, Darcel? Că s-a auzit, nu știu, cu ce spune acolo? Ce ai făcut, Darcel? Unde te duci? Alice, unde ești? Oh, Alice, m-ai lăsat cu un așa fraier și încăpățânat. Mă, ce vorbești acolo? Mă, ce mă cu Alice? Dar chiar mă, Darcel, dar și Alice unde? Că n-am mai văzut, nici ea nu mai era acasă, Darcel. Tu ce știi? Hai că știi voi ceva, știi tu ceva, Darcel? Unde e Alice? Bă, Rafale, fii antena, Alice e în Spania, la culeți de mere. Oh, Darcel, bă, ești mai prost decât te-am... Bă, dar am auzit că mâncai, că
ai băut lapte, dar să le generai cu laptele. Bă, am zis că mamă, îți revii. După te-am zis cu burgeria, acum te aud așa de fraier. Du-te, mă, dar să de aici, că deja ești fraier. Ok, de fenta, la patru, dar ok, pa. Mă, ce, cu cine vorbești, bă, omule, acolo, dar să le și vorbește ca lumea, să te înțeleg și eu, dar să le vorbește ca lumea. Ba, dar nu cu tine, mă, nu cu tine, lasă-mă, pace, lasă-mă, pa. Dar nu ai pune mâna la gură sau ce pui tu acolo, dar să le, că vreau să te aud cum trebuie, dar să le, cu ce dai acolo, dar să le, ce, doamne, dar să le, ce fugi niște acolo. Mami, mami, poliția, ajutor, mă atacă și nu-l cunosc. Da, mă, cât de prost e copilul ăsta, deja e mult mai enervant, frate, nu înțeleg ce are. Puta să-l văzut, bă, cum adică? Ok, sunt întâlnește cu o fată. Bă, Darcel, unde te-ai dus? Darcel, alo, Darcel, vine puțin, ca ceva să-mi spun, Darcel, și-ți dau și burger, Darcel, vine repede, unde ești, Darcel, un timpul ăsta, bă, alo, Darcel, unde te-ai dus? Darcel. S-a dus în buncăr. Ia să vedem ce face ăsta. Ok, am găsit pe aici. Darcel, unde te duci, omule? Bă, unde s-a dus monstru, mă, frate? Darcel, bagă-mă în seamă, omule, că nu mai stau să mai vorbesc. Unde te? Aola, bă, dar Darcel, s-a zis ceva asta, nu s-a părut mie. Bă, nu. Bă, nu mai suport, gata. Nu mai suport. Deci chiar nu mai suport pe copilul ăsta. Darcel, dacă nu vii momentul următor, Darcel, am încheiat orice prietenie și Darcel, am o veste foarte șocantă pentru tine dacă nu vii. Darcel? Vine, bomba! Așa, bă, ia zi, ce vrei? Darcel, gata, bă, doamne, iartă-mă, Darcel, mă, ce tot ai, Darcel, ești nebun cu capul? Eu m-am mutat cu mama mea, eu stau toată vara, pa! Bă, Darcel, stai puțin, auzi, mergem și noi pe la biliard în seara asta, pe la bowling? Nu, frate, nu, lasă-mă, că gen, cine, o să mă joc Fortnite, și fiante, nu? Da, o să mă joc Fortnite, yeee! Da, unde te duci tu, Darcel, unde te duci tu în seara asta? Că te-am auzit că vorbeai cu cine vorbeai acolo, vorbeai cu maică, dar cu cine vorbeai? Nu, mă, Rafaele, mă, e pe Fortnite, gen... Păi și unde te duci? Unde te duci? Acasă! Oh, bă, Darcel, zi-mă, pe bune, unde te duci? Că nu vin după tine, doamne, iartă-mă, dar vreau să eu vreau să vorbesc cu maică, dacă nu știam, nu dădeam de ea. Unde te duci cu ea sau cu cine vorbeai la telefon? Eu și mama o să mergem la diner, la diner acolo la tine. La tu să nu vii! Da, putea să rețin. A, o duci pe maică ta pentru prima oară la diner? Da! Ok, bine, Darcel, hai că eu, știi ceva, du-te și joacă-te Fortnite, te-a lasă-mi pace, că deja nu te-a lasă-mi pe frații, ok. Rafa, pleacă de aici, copil. Rafa, fugi! Ți-am furat, fraiere, ți l-am furat, dacă ești fraier, Darcel, mai dai mine, da? Bă, gata, bă, Darcel, uite-te la mine, Darcel. Bă, e prost rău de tot copilul ăsta, nu-l mai înțeleg pe bune, dar, uite, de fapt, să-ți, vedeți, Darcel, deci cred că chiar și-a făcut o iubită, că văd că e pe altă planetă, cred că chiar e înnebunit după fata aia. Că uitați, mă, ce, doamne, bă, ăla nu știe să mai intre în casă, uitați-vă la el, că nu știe să mai intre în casă, uitați-vă la el, NPC-ul, uitați-vă cât de prost e copilul ăsta, să vede că e îndrăgostit, Darcel, incredibil așa ceva, abia aștept, o să-i fac eu farsă, o să mă transform într-o fată, am zis că s-o ce la diner, o să-i fac eu farsă, o să vedeți ce o să-i fac, chiar sunt, a intrat în casă, da, în sfârșit, doamne iartă-mă, cât de prost e copilul ăsta, incredibil așa ceva, nu-mi vine să cred, pe bune, vorbesc așa, vorbesc ciudat, vă dați seama, dar chiar m-a șocat. Papa, asta este restaurantul unde m-a invitat Darcel, da, după cum puteți vedea, deci asta este, practic, acum eu mi-am schimbat vocea și chiar sunt curios ce reacție să aibă Darcel, pentru că, știți care e faza, eu nu prea știu despre Darcel, dar hai să intrăm înăuntru, că nu știu foarte multe detalii, așa m-am costumat, să sperăm că n-o să-și dea Darcel seama că sunt eu costumat, adică Rafael, costumat într-o fată, în fata cu care Darcel este o întâlnire, să sperăm totuși că nu s-a văzut niciodată cu ea, hai să vedem, am intrat aici la restaurant la el, mamă, și mă pun fix aici, totuși să sperăm, doamne, știu să nu-și dea Darcel seama, sperăm totuși că el cu ea nu s-a văzut și da, știți care e faza, că nici nu știu cum o cheamă, mamă, sper să nu mă întrebe cum o cheamă sau ceva, că eu habar n-am să zic sincer, dar m-am pus aici foarte frumos. La 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 la, să vină banii, la 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 la. A, bună, ce faci? Da, pe tine cum te cheamă? Te cheamă Ștefania? Bună, da, de unde știi numele meu? Eu sunt auzit de 2012 și eu sunt pentru tău. A, te știi, te știi Darcel? Da, auzi, iar, stai să te fac puțin. Da, ia, dacă mă uit așa în partea asta, te știi, ești Darcel cu care am vorbit pe telefon, cu care am vorbit pe aplicație? Da! Ia un loc, auzi, da, tu sigur ești Darcel cu care am vorbit pe aplicație, sigur? Da, pe mine mă cheamă
Păi, dar tu aveai păr în poză, erai îmbrăcat în ceva cu albastru, aveai păr, aveai șapcă, aici nu mai, adică se vedea puțin din păr, era părul tău negru și aveai o șapcă, dar nu mi se pare că semeni ca băiatul din poză și așa dacă mai puțin expresia feții la față, nu prea par să fii băiatul din poză. M-am schimbat ultimul, m-am schimbat de haine, de mi-am scos șapca și antene, eu mi-am schimbat și fața. Da, nu știu, mi se pare foarte ciudat, dar adică totuși cred că te crede totuși că ești Darusel, pentru că practic mi-ai spus cum mă cheamă, mi-ai spus pe nume, ceea ce n-ar fi știut nimeni, pentru că hai să fim serios, eu aici în orașul ăsta am venit, am străbătut foarte mulți kilometri, nici măcar nu sunt aici, am venit special pentru tine, dar mă rog, eu nu înțeleg de ce, tu, dar dacă tu ești Darusel, de ce mai poți să vii la tine în oraș și n-ai venit tu după mine, că eu sunt fata, tu ești băiatul, trebuie să vii după mine la acolo, că eu mă descurc mai greu. Păi nu știu, na, așa-i cu viața, nu știu, dar fie antenă, ia un burger, ia lăptic și-a niște bani, yeee, sunt băgat, mă cheamă Darusel. Păi fie antenă, eu te-am adus aici pentru că acesta este restaurantul meu și ia-mi, uite, ia un burger. Da, ca să mă impresionezi, deci de asta m-ai pus să vii tu ca să faci, cum să mă impresionezi pe mine că ai bani, că ai restaurant, că nu știu ce, nu-i așa? Bingo, yeee! Da, nu mai țipa așa, că nu știu, nu-mi pacă, mă surzește, vorbești acolo, hai, ia un loc, nu mai stai în picioare aici. Îți mulțumesc pentru lapte, dar mie nu-mi place laptele, ia-l înapoi, poți să-l mănânci tu, parcă-i chiar îmi plac, adică e una dintre mâncărurile mele favorite, mică, îmi place mâncarea aceasta, burgerul, și da, e foarte frumos, dar tu așa, spune și mie mai multe detalii despre tine, că nu prea mi-ai spus, adică din câte văd, nu prea semeni cu băiatul din imagine, adică da, ai și ochelari, în fine, dar spune mai multe detalii despre tine. Ok, fiante, pe mine mă cheamă Darusel și sunt da, mai necherent, ei, am mutat din... Hei, dar stai jos, ia loc aici să vorbim, nu mai stai acolo că nu vreau să mai țipi la mine. Vorbești normal, ok? Stai aici lângă mine și vorbești normal, bine? Ok, pe mine nu te-am mai dat râsul la mult, dar nu mai vezi râsul. Stai puțin, tu râs cumva de mine, ce înseamnă asta așa? Râs în mine, ce, de ce am făcut eu greșit? Deci eu străbat 1000 de kilometri, nici măcar nu arăți ca-n poze și vrei să mă impresionezi că ai bani, că nu știi ce, că ai restaurant și tu râs de mine. Păi lasă-mă, că eu n-am nevoie de așa ceva, eu am pap și nu te-ai burger, mi-e umplea burger, într-adevăr, dar poți să te compari normal, de ce te compari? Dar unde mi-ai scos și pe asta? Nu știu, hai sus! Hai urcă, hai baby, hai lady lady! Ok, da, e foarte ciudat, asta așa, să zicem... Da, veni pe aici, ei, da, mi-i iartă-mă mutare și cap, ai grijă, ai grijă! Vine bomba! Ok, deci fii antenă, eu zic să mergem la pește, pentru că noi suntem peștele! Nu, stai! Hai, uitați-vă la Darusel, doamne ferește, frate! Te imaginează să fii la întâlnire cu o fată și să pici așa în apă ca fraierul să și mori. Pici cu motoreta în apă, ce fraierul ești, dar însă? Hai, de viteză! Așa am ajuns! Easy! Așa, ok, de ce antenă? Am uitat cu tine, mă! Doamne, cât am fraierul ești, dar însă la vățelă, știi ce? Așa vrei tu să impresionezi, fete, nu știu, păi... Stai! Ce papi imunani, ea vine bomba! Mamă, frate, uitați-vă, sunt fix aici, sunt costumat ca mine, ca Rafael, nu m-am costumat încă mama lui, strictă pentru bă, frate, ați văzut și voi ce am văzut și eu, la ce am putut să asist, frate, bă, deci Darusel chiar nu se poate, bă, eu credeam că Darusel dacă mă încolo se poate și el controla, nu știu, să vorbească cum să se comporte mai frumos cu fetele la întâlnire, la astea, dar se pare că Darusel nu poate absolut deloc, frate, nu înțeleg care e faza cu el, dar absolut drog, uitați-vă și la ușile astea, cum le-a făcut el aici când a spart-o el data trecută, dar am să intru... Darusel, hai să vorbim pe bune, gata, vino, Darusel, unde ești, Darusel, ce faci, mă, unde a fost, mă bași pe mine, înseamnă ce le plânge așa, ce-ai pățit? Păi și antenă, bă, la faile, i-am
nu știu, adică o chema Ștergănia, Ștefania și Ștefania. Ce, 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 mă, alo, alo, ce, mă, dar să le vorbește, mă, cum trebuie. Ia-l unul ca aici, pe banca asta, aici, pe, pe masa, la masa asta, dar să îți dau drumul și la televizor dacă vrei. Vin aici la lumină, dar să le, să te văd mai bine, așa. Și spune aici, dar să le, ia uite că îți bate inteligența, hai să te auzim. Fiante, nu i-am fost la taier, fiante, eu m-am făcut o gagică, yeee. Ți-ai făcut o gagică și de ce pleci, dar să le, că te-ai spus să despărți de tine sau ce? Ha, păi normal, dar să le, ce lansa cu tine, adică. Și, da, și ce ai făcut? Te-ai dus să te flex? De ce, de ce ai dus la diner să te flexezi tu? Ca și cum că mamă, că ai tu restaurant, că ești maker, că ești patron, de-aia te-ai îmbrăcat și așa, dar răsele. Și uite-te că nici așa nu te vrea o fată. Pe la răsele, dacă tu nu știi să te comporți, cum vrei, mă, o fată? Dacă ai bani, degeaba iei banii, dar răsele, trebuie să știi să te comporți. Mă, ce-ai făcut, dar răsele, la întâlnirea aia, că nu te înțeleg. Lasă-mă în pace! Mami, unde ești, mami? Bă, bă, stai puțin, stai puțin, că stau să strigă pe maică sau, da, maică sau nu e acasă, cum ar veni, trebuie să mă costumez eu, în fine. Aolo, bă, frate, nu știu ce, ce mai am de... Poate, cine știe, mă costumez acum, vedem ce se mai întâmplă mâine, poi mâine mai vedem ce se mai întâmplă, dar Rusel, bă, frate, na, na, deci n-aveți cu el, dar Rusel e, e cel mai prost om care se poate duce la o întâlnire, nu, nu, deci chiar nu mai am nimic să comentez, scrieți-vă acolo în comentarii ce părere ați avut de întâlnirea lui Darusel de astăzi, eu chiar nu mai am absolut niciun cuvânt. Astăzi, Darusel, după cum se poate vedea, te-am adus într-un loc foarte interesant și cum se vede aici deasupra, de fapt, se vede prin partea asta, nu mai știu, uite, fix aici, find the exit, Darusel, 50 de nivele, adică ce crezi tu că este acest lucru, Darusel, ce părere ai tu de ceea ce se află aici? Ei, nu trebuie să scăpăm, să nu murim și lasă ca să mergem. Da, da, Darusel, Darusel, ia bea tu, bă, de ce ai dat-o star, Darusel, ok, deci noi trebuie, practic, Darusel, în primul rând, bea și tu apă, că văd că cam fuge, Darusel, nu știu, rămâi fără, nu, Darusel, tu, în câteva minute mor dacă nu bei apă, Darusel, cred că nu te-ai mai hidratat, de cât timp nu te-ai mai hidratat tu, Darusel? Păi, nu știu, bă, tataie, pahar mai repede, tataie, bă, ce tataie, bă, Darusel, așa, mă, deci fiți atenți, oameni buni, astăzi ne jucăm un fel de find the button, dar nu e find the button, este găsește ieșirea și sunt 50 de nivele foarte grele, adică, practic, începe de la ușor spre greu, ce să fie ceva super tare, vă dați seama că nu o să putem să facem în acest episod toate astea, dar... Găsit. Stai puțin, lasă-mă, las, ok, l-ai găsit, bravo, dar Darusel, dar aici, după ce găsim această intrare, ieșire, practic, să ieșim pe aici, practic, gen, mergem aici la intrarea asta, dacă o fi asta, că sunt mai multe, ia să vedem, deci eu, da, mă, da, ăsta era, și acum suntem la nivelul 2, deci, practic, trebuie să găsim niște ieșiri din acestea, e mai interesant dacă find the button, nu trebuie să recunosc, adică așa cred eu, și acum, bă, mă gândesc că o fi undeva butonul pe aici, ia să mă duc, dacă ar putea să fie vreo asta în jos, ia, mă duc în partea asta, ceva genul, vedem că nu e, ia, ultima șansă se află aici. Hai, fii atent, gata, parafonul l-am găsit. Ai găsit, mă, butonul, gata, unde? 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 Aici? Aici? Pe, sigur e butonul sau o fi de ăsta fake? Da, mă, da, deci sunt la nivelul 3, mamă, deci e foarte, foarte interesant. Acum vreau să facem felul... Bă, aici, dar să le... Cred că aici, 100%, uite că pot să mă duc în jos. Astea cu lava trebuie să fii foarte atent, dar să le... Da, l-am găsit fix aici, acum sunt la nivelul 4 și ce... Opa, opa, mamă, cât de tare e nivelul ăsta și vreau să scrieți în comentarii dacă vrei să facem și partea a doua, acolo să facem și cu Alice. Mă, dar să le, ce mișto e asta, îți place, mă, harta? Da, parafonul arde, iată, bă, apa am găsit, bă, bă, stai puțin, bă, dar să le, ce s-a... Bă, ce mi-ai făcut, dar, dar să le, mi-ai stricat jocul, dar să le, dar să le, merge greu, merge greu, dar să ce mi-ai făcut la joc, dar să el ajutor. Bă, dar să nu știu care a fost faza cu acel nivel, dar trece la următorul nivel, că l-am văzut că ne provoacă lag în continuu. Hai să mergem la 5, sperăm că asta să fie din ce în ce mai bine. Bă, de ce te miști așa, dar să, bă, mi-e cam frică, dar să ce se întâmplă cu tine? Bă, la fel, nu știu, bă, dar am și eu lag la fel ca tine. Ok, ok, să sperăm că nu o să fie totuși prea mare lagul. Ia să iei de în partea asta, dacă mă duc, ia fi atent, oare putem să, a, aici nu putem să mergem, dar ai găsit ceva aici? Ia, trecem prin partea asta, prin partea asta, pe aici drept în față. Mamă, dar să nu prea să vede nimic, dar cred că pe aici e pe undeva. Dacă stau să mă uit, pe unde e, dar să ai găsit ceva? Ai găsit că eu nu știu pe unde mai să mai merg pe aici, dar să eu nu știu, bă, Rafael, dar fie antenă, Rafa. Vreau să zic, am pus la caca, l-am găsit. L-ai găsit pe unde? A, în partea asta, ia și pe aici. Mă, pe unde ai intrat? A, pe aici, a, sigur e bun. Da, nu e aici, nu e aici. Aolo, bă, dar să păi da, unde ar putea să fie, mă, dacă stau să unde? Dar ar putea oare să fie acolo deasupra, dacă noi putem să mergem cu asta, e întrebarea mea, dacă poți să te urci în sus. Da, mă, dar poți să urci în sus. Ia fi atent. Ia fi atent că s-ar putea să fie fix aici în lavă. Dacă stau să mă gândesc, ar fi o idee genială să-l pui aici, dacă stau puțin așa să mă gândesc. Ia mă uit în partea asta, nu e nimic de deci fi atent că acum nu mai e să găsim butonul, practic trebuie să găsim ieșirea. Și ia fi atent, are sere. Dacă aici ia m-am dus. A, nu e nicio ieșire aici, nu e nimic. Deci m-am dus cam degeaba. Da, dar... nici aici. Nici acolo, nici acolo. Păi ia fi atent. Am eu o presimțire că e undeva pe aici, pe sus, dacă mă duc. Sau cred că o să fie tot pa... ia vino. Ia vino, dar sere după mine. Ia. Opa, opa. A, nu e nimic aici, dar bă, cred bă, că da, bă, da, eu m-am
spurat de lavă. Cred că e cam pe undeva prin lavă. Mamă, dar e foarte multă lavă pe aici. Nu știu exact pe unde ar putea să fie, dar scrieți-mi voi acolo în comentarii unde credeți că ar fi butonul la această hartă, la 5-a. Uga ceca. Ok, dar să le... Ia, fii atent. Cred că e aici, la mine. Bă, dar nu înțeleg exact unde ar putea să fie, că sunt foarte multe de astea, dar nu-mi dau, nu pot să-mi dau eu seama, bă, dar să le dă situația asta. E foarte, foarte... Ia, asta că nu e aici. Am găsit. Ba nu, bă, te duci cât mai înjur. Da, bă, știi ceva? Cred că nu e, cred că doar este o falsă, cum ar veni, ne face să credem că e pe acolo sau ia, dacă e aici, aici nu e, ok. Deci nu, dar să le cred că iau un prezent. Uga ceca, a căzut pe jos. Am o presimțire că nu e pe acolo, e pe undeva prin locuri din astea, dar să stau să mă gândesc, ia, dacă mă duc pe aici nu e, bă, dar vezi că e din ce în ce mai greu. Bă, credeam că e mai ușor că ieșirea într-un fel, adică nu credeam că e mai ușor, dar credeam că totuși e, ar putea să fie mai bine, e mai interesant, îți dai seama că dacă stai atât de mult, dar ar putea să fie totuși mai interesant dacă am găsit ceva, ia fie din pe aici. Dar, Rafael, n-am găsit nimica. Am crezut că ai găsit tu ceva, dar să le ca așa era frumos. Dacă ai fi vorbit, să zici gata, bă, Rafael, am găsit și eu ieșirea, dar nu ce să găsești tu, dar să... Opa, am găsit-o, gata, vin aici, uite-te, dar să... Unde ești? Bă, unde ești, mă? Unde ești? Se copac, ajutor! Bă, unde ești, mă? Bă, alo? Jos, mă, vină jos, aici, fii atent pe aici, uite, urcă pe liana asta și aici este butonul, foarte frumos. Da, ți-am zis că, uite, stai ca la hartea de hide and seek-a noastră, mamă, fii atent că ăsta s-ar putea să fie mai greu dacă stai să mă gândesc, dar fii atent, bă, dar și tu ai văzut că, de fapt, cum ți-am zis eu, bă, nu cred că e lavă, cred că doar ne-au făcut să pară așa cum ar veni că e lavă, știi ce zic? Da, bă, Rafael, uga ceca! Da, dar Răsule, mamă, ce limbă vorbește, dar Răsule, dar tu de unde cunoști, mă, limbile astea, dar Răsule, ești tu așa expert în limbi, mă, cunoști, ce limbi mai cunoști tu, în afară de română și uga ceca? Cred că am găsit, dar nu știu pe unde ar putea, să intru aici, dar să, dacă ai putea tu să faci... Acolo de sus cred că poți să intri așa prin partea asta, dar este mai interesant, ok, beaconul ăsta nu o să se întâmple nimic cu el, dar cum urc eu înapoi sus, e întrebare, cred că e pe aici, ia fii atent, vino aici, dar nu cred că, ăsta nu cred că e, cred că e prea departe, e prea departe, sau... Fii atent, gata, și acum 3, 2, da, nu e nimic aici, am crezut și că era fix aici, dar nu e, bă, ai găsit ceva? Nu, sunt la fel de prost ca tine. Dar să le, păi nu, că tu ești mai prost decât mine, cum să fii la fel de prost ca mine, că nu se pune, nu e... Parcă nu e așa realistic, dar Răsule, ceea ce spui tu aici nu prea e realistic așa dacă mă întreb tu pe mine. M-a supărat pe tine. Te-ai supărat pe mine, dar Răsule, dar vorbește și puțin mai tare, dar Răsule, dacă s-ar putea, ok, mergem prin partea asta. Bă, da, oare putem să intrăm prin asta, întrebarea mea? Nu, nu poți să intri, dar unde ar putea să fie o intrare din asta, o ieșire? Nu cred că e pe jos, cred că e pe undeva pe sus, bă. Ba, nu fie antenă, bă, Rafael, eu cred că sunt un limbutan ăsta de pe jos. Cred că, nu l-am găsit. Bă, dar Răsule, nu că sunt ieșiri, nu sunt butoane. Butoanele astea n-au nicio treabă, gen, acum nu mai suntem la find the button, suntem la asta cu găsește ieșirea, dar Răsule, e o ieșire. Cartof și cum se numește, și roșii sunt aceleași chestii. Cartoful și roșia sunt aceleași chestii, dar Răsule, cum adică cartoful și roșia sunt aceleași chestii, dar Răsule, cum adică? Ei, așa am zis eu, că sunt șeful. Da, tu ești șeful, așa ai zis tu, dar Răsule, eu cred că trebuie să-mi pierd toți neuronii ca să înțeleg ceea ce spui tu, dar Răsule, dar în fine, bă, am impresia că e undeva pe aici, dar cum aș putea să urc ochii, deci prin partea asta, și dacă mă duc pe aici, ia, bă, nu e nimic pe aici, nu e mai nimic, cred că aici de fapt unde am spawnat, bă, da, Răsule, pe bune, mă, unde, găsești tu ceva sau? Eu caut aici, fii atent, cred că am găsit, ia, vine aici, fii atent, aici, banu, nu e nimic, bă, dar e grea rudă tot asta, nu mă așteptam să fie așa de grea, dacă stau să mă uit prin partea asta, văd că nu se mai află nimic prin partea asta. Bă, Rafael, am rămas așa blocat în end. Dar ai rămas blocat în end, dar Răsule, nu, că n-a rămas nimeni blocat, adică tu sperăm că tu o să rămâi și că nu o să găsești ieșirea, că dacă o găsești bine, hai mă că zic, dar Răsule, că nu sunt așa să te las, bă, dar pe unde e intrarea, ieșirea asta, dar Răsule, pe bune? Nu știu, să întreb pe ea, nu, dar Răsule, mamă, cât de amuzant ești tu, dar Răsule, bă, dar Răsule, dar ce mi-ai făcut tu azi? Mai spune-ne, mă, dar Răsule, niște ghicitori de alea de ale tale, niște bancuri de ale tale, cum ai spus atunci, mai știi tu minte? De ce a trecut Rafael strada? Băi, iar mă folosești, mă, pe asta, dar Răsule? Da, nu am zis, de ce am trecut eu strada, nu, de ce a trecut? Hai, mă, dar Răsule, nu, că atunci, stai puțin, că tu atunci ai zis cu de ce a trecut găina strada, că nu mai știu, ai zis tu ceva, nu mai știu exact, dar acum ar fi pe bune una frumoasă, dar Răsule, să fie așa, să pascinezi pe toată lumea, dar Răsule. Ok, fii antenă, bă, Rafael, ce i-a zis butonul lui Rafael? Ce mi-a zis butonul mie? Chiar sunt curios ce i-a zis butonul Rafael, adică mie, ce a zis butonul, dar Răsule? Caută-mă sau pierzi tot, nu, zis caută-mă sau rămâi aici. Caută-mă sau rămâi aici, dar Răsule, bă, e un lucru real, dar Răsule, da, ai o prostie, ce ai spus. Bă, da, unde e pe bune, dar Răsule, dacă stai să mă gândesc că nu găsesc niciun buton aici, mă, suntem deja la a câta e, a șasea rundă, dar Răsule, stăm aici de jumătate de oră, dar Răsule, bine, nu sunt de jumătate de oră, dar stăm de ceva timp, dar Răsule, cred că, adică n-am stat la niciun atât de mult, dar dacă, ia mă, dacă mă duc înapoi în partea asta, dar nu
nu era, mă, nimic, frate, aici. Dacă mă duc, ia, mă duc aici. Bă, dar un hinui, bă, dar un hinui, m-am supărat. Pe dar nu cred că există hinturi din asta, dar se mi se pare că existau hinturi la ei pe site, dar eu, acolo te duce direct la asta. Eu vreau să găsim, nu să ne ducem direct cum ar veni. Vreau să ne dai hinturi din alea. Găsește-l, fii atent, du-te prin partea aia, du-te prin partea aia, nu să ne zică direct unde e. Păi fii atent, mă, bă, nu-mi dai și mie site-ul lor, așa, întreb pentru un prieten. Da, întreb pentru un prieten. Păi prietenul tău nu vrea să se joace, dar fel, adică n-are voie să se joace. Adică degeaba întreb pentru el, pe bune, adică nu. Da, dar este ok, deci nu ești amuzant, am înțeles să ne ducem prin partea asta, bă, da, ia fi atent, vine pe, de fapt, nu, bă, da, stai, bă, da, întrebarea e cum mai urc eu înapoi sus, deci pe aici, prin partea asta, bă, da, nu găsiți capsul, de fapt, nu, pe aici, deci urcăm pe aici frumos și să găsim și noi locul, bă, da, nu cred că e nicăieri, pe bune, adică bă, am fost peste tot, absolut peste tot și n-am găsit absolut niciun buton, dar RSL. Eu mă întreb dacă mai este un mâine pentru noi doi. Ce? Eu mă întreb dacă mai este un mâine pentru noi doi. Un ce, mă, bă, dar să, bă, poți să vorbești cu calul meu. Un ce, mă, doamne, dar să le, nu, scrieți voi acolo în comentarii dacă ați înțeles și, bă, dar să le, poți să vorbești cu calul meu să te înțeleagă tot omul, dar să le. Păi fii antenă, eu mă întreb dacă, gen, noi o să mai ieșim de aici până mâine. A, dacă mai ieșim de aici până mâine, dar să le, nu știu, bă, dar tu zici, ți-e zi, să plângi sau ce, așa mi se pare, dar să le. Da. Păi de ce? Că ne băgați aici. Da, eu, da, mă, dar, bă, dar tu, bă, îți faci joc de mine, știi ceva mai bine, vineam doar cu Alice aici și nu știi ce m-a dus pe tine, dar RSL aici, adică pe bune, mă, frate. Dai din gură, mă, bă, dai din gură, fetiță, dai din gură. Tu doar și se plângi, nu te mai plângi, gata. A, da, eu mă plâng, dar RSL, doar eu mă plâng. Nu, tu nu te-ai plâns absolut deloc, nu? Nu. Păi și atunci, de ce, ce-i cu vocea asta ta? Da, uite, așa am plâns, dar RSL, nu știu, așa vorbești. Așa, așa, așa vorbește, dar RSL. Nu, eu, dar nu, că eu, a fost Ionel. Cine e, mă, Ionel, dar RSL? Ion, nu Ionel. Am uitat și eu numele, scuză. Ai uitat și tu numele, dar ai uitat și tu ce, scuză, să mai bași tu, dar să le, că la cât de frar ești tu, dar să le, dar în fine, nu mai gândează. Păi da, pe bune, mă, unde-i, mă, n-ai găsit, mă, nimic, pe bune, eu mă duc, mă, prin toate părțile și nu văd nimic, tu? Nu, acolo, ia, pe aici, ia, bă, fie antenă, bă, Rafael, eu cred că sunt pe liniene, pe fructele astea, mă, arom. Da, nu mai vorbi, că vorbești prea mult, prea multe prostii, dar să le, mai, cred că mai bine, dacă tu cei filozof te numei, dar să le, știi vorba aia? Nu. Păi normal, ce să știi tu, dar să le, că tu nu știi nimic, ia, mă, dacă mă prin partea asta, deci nu fac nimic prin partea. Bă, da, faza e că e ieșire, nu e buton. Asta e cea mai interesant așa chestie, dar cum ar fi să fie buton, de fapt, să nu fie ieșire, dar să le. Bă, fără, dar ce, vreau să ajung aici sus. Cum ajung aici sus? Nu știu, mă, dar să le, dar vorbește și tu ca lumea, bă, nu te mai faci ca și cum că plângi. Vorbește ca lumea, dacă nu, nu mai vin cu tine nicăieri, gata, atât a fost. Okay, eu zic cu tot, să ai înțeles? Hai, mă, repede, marș și caută. Bine, bine, dar să le, gata, gata, nu mai fi așa de rău, dar să le, bă, da, mă uit prin părțile astea, dar nu există shulker box sau ceva pe aici, nu există. Dacă mă duc în partea asta, oare fi, dar nu sunt astea cu, bă, nu înțeleg, dar să le, habar n-am unde să cred. Ia, Rafa, fiate, ia, nu le, că e sud aici, ia pe aici, ia unde, l-am găsit, în sfârșit, ho-ho! Ce, bă, pe unde intră aici, mă, stai puțin, pe unde intră, pe, da, bă, da, cum? Că păi ce cum? A, doamne, știi ce prost sunt, RSL? Ăsta e singurul loc, nu? Ăsta e singurul. Ba nu, a, nu, a, nu, mă, nu e duce, mă. Bă, și eu m-am dus acolo jos de mai multe ori. Eu nu m-am dus aici cel mai sus. Bă, frate, că am crezut că era în același ăla. Eu așa am crezut, gata, mă, dar RSL, nu ești și bravo. Bă, Rafali, ești mai prost decât mine. A, mă, dar RSL, că nu ești prost degeaba. Trebuie să recunosc, adică mă mai ajut tu din când în când. A, pe, bă, fii atent, cred că am găsit. Uite, mă, dar RSL, te uiți la mine. Uite, mă, aici, sunt cu barca aici înăuntru, dar RSL, am găsit ceva. Nu știu cum am intrat aici. Nu știu cum. Bă, ok, gata. Ia, mă, ia prin partea asta, dacă ne uităm toată asta, mă, dar să cred că eu răcesc, dar să le răcesc cu tine aici, dar la cât de mult stau și tu știi, mai dar să le, că tu mai tu și-ai pe mine, dar să le, atât de prieten bun ești tu, dar să le, că tu și-ești pe mine. Ce ai zis? A, acum mai faci și părți, mă, dar să le, că nu mai ești amuzant, că să le faci, okay. Ele faci în continuu. Ia, dacă ne auzi, ia prin partea, dar nu, că n-ai cum să ajungi aici. Bă, dar să le, ai găsit ceva, mă? Eu am găsit o fermă. O fermă, dar să le, și aici să nu mai ferme, normal, ce ai putea să găsești altceva? Eu te întreb dacă ai găsit vreun indiciu, ceva, unde ar putea să fie. N-am găsit tu nimica. A, ok, dar să le. Bă, dar să le, ai găsit și tu ceva, adică mă chemi aici, pentru ce mă chemi, ia spune-mi. Pe fiate, nu, bă, la fel, eu, fiate, am găsit o biserică și eu zic să ne chem, să ne chinem. Doamne milește, Doamne milește, fiate, acum vino. Așa, vino aici, am găsit biserica asta să ne închinem, dar să le, noi trebuie să găsim butonul, dar să le, să găsim ieșirea, practic, unde e să afli și butonul, ia, ce, uite ce. A, bă, ce aici? Bă, Rafale, iată ce-am găsit. Da, ce-i ăsta? E butonul? A, wow, foarte amuzant, dar să le, bă, da, wow, s-a blocat și-a.
Bă, Darusele, dacă și nivelul ăla, Darusele, și pe ăsta l-ai buguit, mă, tu, Darusele, că tot treșești, mă, tot asta ai treșat acolo, nu? Bă, nu, nu, nu! Trebuie să treci la nivelul nou, că n-avem ce face la op, să sperăm că ăsta merge sau nu merge nici ăsta, Darusele, nu prea pare că merge, mie mic s-a cam blocat, ce spui, ți s-a blocat sau nu? Da, bă, dar să nu știu care e faza cu nivelele alea, dar trebuie să, să trecem la nivelul 10. Deci, din păcate, sunt la nivelul 10, dar uitați-vă cum arată nivelul 10 și câte șmechere e Dita mai orașul ăsta, bă, frate, dar să le, cum putem noi să găsim în Dita mai orașul două persoane, o ieșire din asta, șmechere, că e Dita mai orașul, dar să le, cum putem să găsim noi ieșirea? Păi fie antenă, bă, Rafael, cu teorema lui Pitagora, nu știu ce o să facem, noi suntem morți. Teorema lui Pitagora, știi tu, dar să le, așa ceva, bă, păi, dar să le, păi, bă, de unde ai învățat, mă, tu așa ceva, dar să le, că tu ai 2-0 ani, dar să le ai tu. Eu știu de nume, dar eu nu știu ce înseamnă aia. A, nu știu ce înseamnă, ok, du-te tu încălzirea, că eu mă duc, am impresia că o fi pe undeva prin bancă. Nu știi ce am impresia că e pe undeva pe aici prin bancă, ia ATM pe aici, ATM, avem niște chestii pe aici. Păi dar nu cred că e nici prin bancă, cred că e pe undeva ceva de genul, dacă stau să mă gândesc, ia, dacă mă duc pe aici, vreau să văd cum aș putea să intru în partea aia, cam așa o presimțire, dar putea să fie, stai, fiți atent. Opa, 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 fii atent, dar să cred că am găsit ceva, cred că am găsit ceva în partea asta, da, am găsit ceva, dar nu știu, cum, e, și cum urcăm aici? Bă, nu, nu, n-am găsit nimic, nu știu cum să urc pe aici. Bă, dar nu e corect, frate, dar nu e corect. Ce nu e corect, dar să le? Că sunt prea multe mă. Sunt prea multe mapi, dar să le mapi, mape, bă, da, nu știu exact, sunt sincer, dar mă, ok, ies pe aici, să mergem prin partea asta, bă, dar să e o singură hartă aici, sunt prea multe blocuri pe aici. Da, asta vrei păi să zici. Da, păi da, bă, și nu mai pot. Ia, fii atent că am găsit ceva pe aici, am găsit ceva interesant pe aici, dacă mă duc să mă uit. Ok, deci sunt pe aici niște de astea, ok, am intrat pe aici, nu e nimic în partea asta și în partea asta la fel nu e nimic. Vă, frate, mamă, cât a. Bă, dar edita mai locația, bă, dar să le, nu știu cum am putea noi să facem să în așa fel încât să găsim ceva aici. Sincer, edita mai locația. Dar nici nu cred că e undeva pe aici printr-o cameră din asta, sincer să fiu, nu prea cred. Adevăratus, gratus, mataracus. Da, dar să le, tu cine ești, mă, dar să le, tu ești șmecheră? Da, nu, sunt șmecher, eu sunt nevatenia, zici șmecher? Da, dar să le, la cât, da, zici cel mai șmecher, tu ce să mai și zic, dar să le, mie mi-e cam frică așa de tine, ca să știi ce vreau să zic, gen. Nia, nia, fraiere, fraiere. Bă, dar să nu, hai pe bune, bă, dar unde o fi, unde o fi locația, că nu găsesc absolut nimic, frate, m-am dus prin toată casa asta, am fost în casa asta, dita mai casa, dar să le aici, și nu se află absolut nimic, bă, unde ar putea să fie intrarea aia? Nu știu, intrarea pe aia, unde-i, bă, unde-i, bă, intrare, unde ești? A, mă, dar să le, bă, dar poți să nu, bă, poți să nu mai fie așa, dar să le, să vorbești cum trebuie, dar să le, să nu-ți mai bagi joc, hai mă, dar să le, că aici trebuie să facem o echipă foarte bună, dar să le, tu ce faci aici, nu-ți bagi joc, așa, nu? Nu, îmi pare rău, bă, Rafael, îmi pare rău, te iubesc. Da, bă, 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 cum adică, dar să le? Nu știu, intrau pe ea. Bă, dar, haolo, bă, dar să le, mă enervez pe bune, mă, dar să le, nu, nu, că nu te mai dau nicăieri, nu-ți mai dau burger, nu-ți mai dau nimic dacă mai faci așa, dar să le. Bă, dar să le, fii atent, că am găsit așa ceva, dar nu știu cum aș putea să urc eu mai sus de locul ăsta, nu, n-am ce să fac, eu trebuie să mă duc din nou jos, tu ai mai găsit, mă, ceva pe bune, zi, pe bune, hai, dar să nu mai faci mișto, vorbește cum trebuie, că deja m-am plictisit, adică, pe bune, vorbește cum trebuie, omule. Bă, n-am găsit nimic, fii atent, dar stai, stai, că cred că am găsit eu un 1 plus 1. Da, mă, dar să le, bă, poți să vorbești, omule, bă, dar să le, ia, bă, da, cum aș putea să deschid asta, ia, stai, dacă mă duc înapoi în partea, unde eram, unde eram, era aici, unde ăsta chide, deci nici în partea asta, nu cred că are nicio treabă una cu alta, ia, dacă mă duc, bă, ce caut, mă, pe creativ, dar să le, ce mi-ai făcut? Adică pe creativ, ia să mă, bă, Rafael, ia să mă, tu ești pe creativ? Dar ce sunt pe creativ? Bă, Rafael, bă, dar tu... Cred că am picat pe creativ, fii atent, dar să cred că am picat pe creativ când am dat de chestia aia de ăla, sau nu știu exact de ce am picat, că nici nu știu cu cum am picat eu pe creativ, dar asta trebuie să mă duc și prin partea asta. Bă, Rafael, dar vreau și pe creativ. N-ai voie, dar să le, am pus pe butonul ăla, cred că de-aia am primit, nu știu de exact care a fost faza cu el, de-aia să mă duc prin partea asta, nu, că nu e nimic, dar să le, e, adică e nimic, absolut nimic, adică nu știu, dar dacă am creativ înseamnă că pot să mă duc să mă urc pe aici, bă, frate, bă, dar unde ar putea să fie, mă? Ok, bă, Rafael, eu nu știu ce-a făcut, dar este, bă, Rafael, e ce asta? Opa, ce-a făcut, bă, Rafael, ce-a făcut? Și am tână, bă, Rafael, eu nu mai vreau și o să la nivelul dar, maxim. Dar, Rusel, te-am văzut că ai avut un comment block în mână, ți-a văzut comment block-ul ăla, ai tăișa, dar, Rusel, ha, mă, deja mă enervez. Ce comment block-ul? Mă faci aici, dar, Rusel, că nici nu dai la 11, bă, dar, Rusel, suntem la 11, omule, bă, și poți să vorbești ca... Sper să meargă, Rusel, dacă nici ăsta nu o să meargă, hai că merge bine, ia mă, să vedem, asta, ultima... Cred că asta să fie ultima hartă pe care o să facem astăzi, dar însele, și să vedem dacă putem să găsim ceva. Să sperăm totuși că vom găsi. Fii atent că pe aici sunt niște șulcre, dar astea nu pot să le deschid. S-ar putea să fie unul care poate fi deschis ceva de genul și ar putea să fie ceva în interior. Pe bune, fii antenă, bă, Rafael, fii antenă. A, nu e asta, bă, cream că e genul că e acolo, dar nu e acolo. Ia. Da, dar însele, ești foarte amuzant, dar însele. Cred că mai bine, bă, nu știu, mă, dar mai bine... Bă, Rafa, îmi crezi jocul, Rafa, dă-te pe, Rafa, dă-te pe, că te crezi. Cum adică îți dă te crești, mă, te pe, dar în serio, Rafael, ia, ce îți dă crești, dar în serio, ai nebunit, ce ai? Așa, bă, Rafael, mă,
murea jocul, bă, Rafael, murea jocul, că gen acolo era RSL, mor și tu, dar RSL, mai bine, dacă să îți faci așa joc, dar RSL, mai bine nu mai vii aici cu mine, la fața scurii, la fața asta, la ăsta, de fain de bat, da? Nu știu, bă, nu, că și eu am lag acum, dar RSL, dă-mi-te pe la tine, bă, ce se întâmplă cu ori? A, mă, dar RSL, știi ceva? Atât a fost, nu mai, dar RSL, dacă mai vor oamenii să mai venim aici altă dată, dar RSL, a, e, venim și o să sperăm că data viitoare o să vin doar eu cu Alice, a, gata, mi-ai dat? Păi da, dar ai venit la început, bă, și ce au hărțile astea, mă, frate, dar nu înțeleg care-i faza, ia, dacă ne ducem și la următorul la 12, deci fii atent, dar RSL, înainte să ne ducem la al 12-lea, vreau să zic așa, dar RSL, cred, oricum, cam atât a fost, sincer, dar RSL, să fie antenă, vreau să zicem aici copii, chiar vreau să acest schimb, vreau să-mi simplați vă rog câteva secunde că eu o să fac un magic trick, ok? Stai, hocus pocus, Cezarius, les rapid ataca, o să fie antenă, ce-a făcut? Nu știu cu nimic, îmi dai mie chiban sau ce-mi fai, ia mă, dar lăsă-mă, dar să fac aici frumos, să vorbesc cu oamenii, bă, dar RSL, după ce că ți-ai bătut joc toată ziua asta, dar RSL, ok, dacă vreți ca data viitoare să vin cu Alice aici, că cu dar RSL chiar nu vreau să vin, dar poate să facem și partea a treia după și cu dar RSL, scrieți-mi acolo în comentarii și dați cât mai multe like-uri, bă, dar RSL, dacă vorbesc cu oamenii, de ce te bagi peste mine când vorbesc cu oamenii, când vorbesc singur, nu te bagi peste mine, dar RSL, și după zic după oamenii că de ce vorbesc eu prea mult, că tu nu vrei să vorbești când trebuie. Așa și întreba, fai trebu! Da, foarte amusant ești tu, dar RSL. De fapt, știi ceva, dar RSL, ai, data viitoare să vin, dar cu Alice cu tine nu o să vin, să sperăm că o să meargă cu Alice, pentru că probabil tu ești vinovatul, de-aia avem lag aici și o să vin cu Alice, o să mă joc frumos, după a treia oară, dacă mai vor oamenii, o să facem și cu tine, dar să scrie în comentarii și să lase cât mai multe like-uri și dar RSL, pentru asta, ai să-mi dai toată viața burger pe, oricum, de fapt, aveai să-mi dai burger pe, atât, lasă, dar RSL, dă-mi toți banii pe care ai tu acolo pe Grand City. Ok, dar RSL, pa! Astăzi, în acest episod, mama strictă l-a ignorat pe Darusel 2012 timp de 24 de ore și s-au aflat niște chestii cu adevărat șocante. Spre final, Darusel n-a mai rezistat, așa că a făcut o mare nenorocire. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Încă o dimineață în care eu o să-l trolez pe Darusel 2012 ca mama lui strictă. M-am costumat, o să trebuiască să-mi pun și vocea și oare vă întrebați ce vom face astăzi? Ei bine, mai știți când eu și cu Darusel, practic mamei lui, de fapt mamei lui adevărate, i-am făcut-o fără să ca și cum am ignorat-o toată ziua. E bine, astăzi vreau să facem ca și cum mama strictă și are revanșa, dar sunt eu și Darusel nu știe asta. Ce e și mai interesant. Chiar sunt curios cum o să stea cu nervii, pentru că până la urmă îl ignoră maică-sa, nu e cu mine sau ceva. Știți că maică-sa îl certă și toate astea, probabil n-ar trebui să miște Darusel așa în fața mamei lui și chiar sunt curios ce reacție să aibă și astea. Este ora 7 dimineața, după cum puteți vedea. Este cerul senin afară, este totul bine, arată interesant. Chiar e ok, e o vreme ok. Vreau să mă duc acum, de fapt, nu știu unde să mă duc, trebuie să mă costumez, practic să mă fac și cu vocea, să bag vocea mamei stricte, să o folosesc. O să mă duc la Darusel pe sus, dar să vedem cum începe ziua, că trebuie să mă... Cred că m-aș duce ca și cum că vreau să-l stric pe Darusel, mă duc la el în cameră și Darusel nu-l bag în seamă, dacă el tot e la el în cameră, nu-l bag în seamă ca și cum el nu există și asta, eu nu-l văd cum ar veni și toate astea, ca și cum el de fapt a dispărut și nu o să vreau să-l bag în seamă și vreau să văd ce reacție să aibă, cum o să creadă Darusel, ce o să creadă că se întâmplă când îl ignor și toate astea. Hai, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla asta și ce far să vreți să mai facem acum. Hai să ne punem vocea și să înceapă ziua în care îl trolăm pe Darusel. Bun, gata, acum o să închid ușa, totul este perfect, ne-am pus voce, am făcut totul să fie perfect. Acum mergem la Darusel, vreau să-l ignorăm toată ziua, să vedem ce facem, începem în partea asta, să vedem, ok, ia-mă să văd, ce facem ăsta, că vreau și eu să merg la masă și toate. Darusel, unde ești? Darusel, mamă, unde ești? Darusel, unde ești? Darusel, ești la ba, iar e la calculator, lasă, să vezi ce-i fac eu acum, că nu-l mai supăr pe copilul ăsta, mă, Darusel, iar ești la calculator, mănânc, să fac calea. Mamă, dar spune ce s-a tot, bă, dar e prost rândul tău, Doamne, o să fie haos. Ok, ia să mă duc acum. Dar Darusel, bine, Darusel, eu să mănânc burger singură. Dacă nu, tu nu vii, Darusel, eu o să pierd burger. Eu
până acum, ia și o burger de aici din frigider foarte frumos. Deschid frigiderul, ia și eu niște burger foarte frumos. Gata, am luat burger, acum mă duc frumos la masă, mănânc burger. Și acum hai să vedem ce putem să facem. Mamă, mă gândeam, păi dacă Tony Darzel aici, mă gândeam că poate vine acasă și vreau să-i scuip un burger și să-i fac o farsă, că el nu știe practic. O să fie totul foarte frumos, chiar abia aștept. Darzel, mama, unde ești? Darzel, Darzel, Darzel. Ia stai-mă puțin, dacă mă duc în parc, ok, mașina este acasă, dar nu știu de restul, că știu cum am motocicletă. Păi unde s-a dus mă ăsta? Darzel, vin odată, Darzel, îți dau burger, Darzel, dacă vin 3, 2, 1, Darzel, mai 3 secunde, dacă nu vrei să vii la mine, îți dau burger, Darzel, unde ești? Mă, unde-mă copilul ăsta, mă, ce se întâmplă și ce? Darzel, te-am auzit cumva mama? Darzel, unde ești? Darzel, ia lapte! Darzel, unde ești? Mă, ce cu laptele ăsta? Lapte, mă, ce cu laptele ăsta? What? Ok, ești foarte ciudat. Darzel, Darzel, te-am auzit, unde ești mamă? Darzel, unde-i dus? Darzel, 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 mă, ce apare? Mă, ce este? Mami, mă, Darzel, iar mă trolez, Darzel, nu mai suport, deja nu te mai suport, Darzel, iar îmi faci ca și cum ești fantomă, nu te mai suport, copile, doamne, Darzel, nu te mai suport, Darzel, cred că o să intru la mă baci în pământ, Darzel, nu, Darzel, dacă nu îți revii, dacă mai trolez așa, îl chem pe taică-to să vină să-ți dea o mamă de bătaie, că deja nu se mai poate cu tine, ce mai pui aici, Darzel, arată-te, unde ești, copile, știi ce fa, nu o să te mai bag în seamă, ok, nu vreau să, mami, mi-e foame, bă, Darzel, Darzel, să vede că nici la școală n-ai mai fost, Darzel, acum trebuie să te, Darzel, revină, arată-te că vreau să te văd, trebuie să te duc direct la școală, Darzel, nu te mai suport, Darzel, o să sunt pe, da, ok, gata, hai să sun eu pe doamna diriginta lui Darzel, ca să vedem, Darzel, eu sunt pe diriginta ta, să vedem cum se treaba, că tu nu știi nici să scrii, nu n-ai fost la școală, nu vrei să te duci nici la școală și mai îți merde și de prostii din acestea, mă, ce tu scrii, mă, copil, bă, unde plecam, bă, unde plec? Bă, hai că e prost copilul ăsta, pe bune. Bun, în momentul de față nu o să vreau să-l mai înnerp pe Darzel. Vreau să-l bag așa puțin în seamă, să creadă faptul că-l văd și așa. Pentru că vreau să mă duc eu să vină după mine. Practic o să mă duc undeva la restaurant. Cred că mă duc primul, mă duc și prin parc. Mă duc prin toate locurile astea, vreau să fac așa o plimbare. Și Darzel se află la el la calculator. Hai să vedem ce face aici, frate, că nu înțeleg. Adică, uitați-vă puțin, ia ce face. Darzel, s-am dat eu voie să te joci pe calculator, mi-ai cerut mie permisiunea cumva ca să te joci tu pe calculator. Hai să ne jucăm tenis aici, Darzel, ia de-i 3. Ok, gata, nu mai sunt. Așa, Darzel, ce tot faci, Darzel? Poți să spui și mie ce ai făcut astăzi, gen, de ce te joci așa cu mine, Darzel? Îți bagi joc de mine, adică, pe bune, vrei să-l chem pe taică tu aici să vină acasă din nou? Da, cum adică, mame, că fie antenă, eu eram aici și tu pe mine mai joci, așa că mă ajută rapid, pa! Ce să fac? Doamne, bă, ok, frate, ok. Acum hai să mă duc, Darzel, unde te duci, Darzel, mai că vină înapoi, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Vino să-mi țin că vreau să vorbesc ceva cu tine. Aaa, lasă că eu mă duc eu în parcul ăla de distracție, mă duc eu pe la mall, Darzel, dacă vrei să vii bine, dacă nu, pă, ce să mai stai, mă, de copilul ăsta, că e prea fraier așa de fel, mamă, ok, să sperăm totuși că vine, ok, mi se pare, da, s-au zis și hai să-i urcăm aici, și dacă mă trebuie să înceapă ignoratul, nu vreau să-l mai, adică nu vreau să-l mai, așa, Darzel, ți-am zis să vii. Darzel, nu, a, bine, dacă nu mai vii, Darzel, a, doamne, bă, ce, am lăsat ușile deschise, mă, frate, la casă, doamne, bă, da, ce s-a întâmplat, doamne, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ușa aia, dar, în fine, hai să mă duc acum repede în oraș, în partea asta, dacă copilul ăsta nu vrea să vină, na, ce, mi-are de pierdut, nu, mai, deja nu mai suport, deci nu mai știu să mai vorbesc, așa, mă, frate, mama, dar mă duc pe aici, uitați, mamă, ce-mi place mie barajul ăsta, este cel mai șmecher baraj pe care eu l-am văzut, pentru că barajul ăsta, practic, dar nu știu de unde te dau ăștia drumul la baraj să curgă apa și toate astea, chiar super tare barajul ăsta, da? În fine, hai să vedem pe unde putem să mergem în partea asta. Aș vrea să mă duc și eu pe undeva, pe la, vreau să mă duc. Ok, deci pe aici este terenul de fotbal, nu-mi place mie fotbalul, totuși cred că l-aș chema aici pe Darzel să se împrietenească cu Rafael. Din nou, să vină cu Rafael, că vreau să-l dau afară pe Darzel din... Păi când ești mă ăsta din mașină? Vreau să-l dau afară pe Darzel din casa mea, adică pe bune, ia mă, ce se mai află aici? Păi știu că aici era ceva șbecher, mamă, că mă ducea cu Darzel aici, mă duc eu aminte. Ah, dar nu mai e scaunul ăla, mă, frate, a rămas atunci. Ah, okay. Da, mamă, cum arată ăsta aici? Păi, dar Darzel ăsta nu înțeleg de ce nu vrea să vină, dar e prost că nu vrea să vină. Mami, scară! Acum mă duc foarte frumos, mă duc înapoi la restaurant, că Darzel n-am ce să mai fac cu copilul ăsta, deja nu-l mai suport. Ok, aici, doamne, cine își lasă mașina așa în drum, frate, că nu înțeleg ce e cu... Ok, doamne, nici n-am loc pe unde să mai trec. Doamne, frate, ok, trebuie să urmă toate astea, mă, cine își lasă ușile așa că... Doamne, nu mai suport absolut nimic, ia unde să mă duc. Cred că mă duc la... N-am chef de mall, hai că mă duc și eu la bowling, vreau să... Mă, cine lasă și asta?
Bă, ce curajul ăsta plin de nebun, mă, frate, eu chiar știam pe Darcel că e așa de nebun, dar ce curajul ăsta că sunt numai nebun pe aici, adică noi numai filmul e așa de nebun. Brazia, salut, salut, acum vrea să mă duce pe la bani, foarte frumos, intrăm pe aici, Brazia, vrea și să mă joc bowling, ia-mă să vedem, punem asta, 3, 2, 1, hai să vedem, strike, strike, aaa, mă rămas 3, bă, dar n-așa cu cine să mă joc, dacă Darcel nu vrea să vină după mine, copilul ăsta e prea prost, nu-l înțeleg, deja nu-l mai suport pe copilul ăsta, e un copil foarte nesimțit, el nu vrea să petreacă timp cu maică sau el vrea să petreacă timp numai cu cine vrea el, cu nimeni, adică, da, dar însă l-am văzut ieri, parcă a vrut să, acum câteva zile a vrut să se ducă cu, s-a vrut să se ducă cu o fată la, doamne, deci l-am și urmărit pe dar însă când s-a dus cu fata aia, bă, nu știe mă fiul meu să se comporte cu o fată, abar n-are, sincer, l-am urmărit, prost a fost, deci mi-e rușine cu ce fiu am, el nu știe absolut deloc, eu acum mă joc foarte frumos aici, dar ce nu mai suport, aolo, trebuie să-mi iau gură de aer, că deja nu mai supăr mă copilul ăsta, eu nu mai supăr pe copilul ăsta al meu, pe bune, gata, nu mai suport deloc. Mami, dau să așa, mami, fii atâta, mami, să dau așa, mă, ce se întâmplă cu mingea asta, ce se schimbă? Bă, ce e că, ce se întâmplă cu mingea asta, a făcut aici automat, dar nu, că eu mă joc singur aici, mă joc singur, nu mă mai joc cu altceva, bă, ce se întâmplă, bă, ok, nu mai am chef de bowling ăsta, am înțeles, nu mai am chef de bowling, hai să mă duc așa în partea asta, hockey ăsta, mă, cu cine să mă joc, ia, mă joc singur, așa, ok, mă joc cu bătă și cu ăsta, bă, Darcel, ce cauți? Când ai venit? De ce n-ai venit după mine? Doamne, mami, chiar am cu tine, șara! Ia stai! Așa, mami, dar tu ți-ai la pastilele! Cum adică, doamne, Darcel, hai, joacă-te cu mine aici, Darcel, că deja nu mai supăr, mai ca singura, acolo nu te mai supăr, Darcel, ai, 3, 2, fii atent, Darcel, deci dacă dai gol, Darcel, nu mai pup burger în viața ta, Darcel, deja nu te mai supăr, copile, că îți bace de mine în ultimul hal, Darcel, nu te mai suport absolut deloc, bă, Darcel, fraiere, am câștigat legata pe ochii, deja nu mai supăr pe copilul ăsta, bă, frate, dar nu știu, am văzut cât am văzut. Mami, mami, fiatră! Nu! Ce mă, Darcel, ce ești așa? Domnule, Darcel, bă, Darcel, ai văzut că este un teren de fotbal în orașul nostru? Da, unii! Da, nu mă interesează, Darcel, ok, bă, frate, uitați, hai că am fost, da, bă, ați văzut faptul că dar... Ok, Darcel, stai puțin pe la... Ok, Darcel, ai răbdare, așa, mă, Darcel, hai, du-te unde vrei tu, ia stai puțin, Darcel, stai puțin, că mi-am adus aminte de ceva, coboară-te jos aici, Darcel, coboară jos, lasă mașina, dă-o aici, Darcel, și fii atent, ia vină tu cu mine, că avem ceva de discutat, Darcel, fii atent, că avem ceva de discutat, Darcel, unde fugi, Darcel, vino aici, dacă nu am curs, Darcel, uite, am burger pentru tine, Darcel, nu fie simțit, vino după mine, Darcel, avem ceva de discutat, vino repede că avem ceva urgent de discutat, Darcel. Mami, dă burgeri prima oară. Bă, Darcel, fii atent, că mi-am adus ceva aminte, mami, Darcel, măi, mamă, Darcel, mamă, cât ori să spun, de ce... Domnule, Darcel, de ce nu mai treci pe la școală? Că astăzi când mă ignora, de fapt când mă trollai, Darcel, din nou cu invizibilitate și puneai sign-urile alea în care scriai, ai scris că ți-e frică și ai scris mie legat și frucă sau nu mai știu ce ai scris, Darcel, așa te-am învățat pe tine, așa te-am învățat să vorbești, tu nu știi să vorbești limba ta, Darcel, limba ta maternă, Darcel, nu știi să vorbești limba. Limba ta, mamă, fie anul la prima rând, Îți dau doi la final, Darcel, acum hai să mergem la școală. Mami, ce e? Ce acolo e? Ce e o profesoară? Da, ok, nu mai bagă. Bă, dar ați văzut faptul că, acum mi-am dat seama, ați văzut faptul că Darcel nu prea comentat, gen, când eram acolo la bowling, ați văzut că îi tot spuneam de fată, când a ieșit el cu fata aia acum câteva zile la întâlnire, ca și cum că eu îl spionam, adică mama lui strictă, practic, dar ați văzut că Darcel nu clintea așa nimic, adică vedeți că Darcel lui, Darcel chiar este frică de mama lui, ați observat acest detaliu? Nu știu, scrieți-mi acum în comentarii dacă l-ați observat. Acum ce să fac, frate, că eu nu mai înțeleg. Adică doar să ajuns acolo, nici nu pot să-mi schimb vocea ca să mă auziți pe mine normal. Acum unde să mă duc? Nici nu știu unde s-a dus ăsta. Stai că trebuie să-l sun pe... Mamă, dar asta e telefonul meu, mă, frate, cum pot să-l sun? Aole, cred că trebuie să ajung acasă și să vedem ce să mai facem acolo. Că deja cu copilul ăsta, nu, frate, bă, sincer, chiar e frate. Dar nu știu când maică s-a mai ajunge acasă. Că încă n-a ajuns de câteva zile și nu știu dacă va mai ajunge acasă. Nu înțeleg unde s-a dus maică-sa. Scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți despre dispariția
mamei lui, unde cred că s-a dus, că vacanța asta e prea de foarte mult timp, sincer. Mă, cine, Doamne, iartă-mă. A nebunit orașul ăsta. Azi văzut câte lucruri era și păstrez. A nebunit de tot orașul ăsta. Ok, deci am ajuns acasă și mașina se află acolo. Înseamnă că trebuie să le chiar ajuns acasă. Ok, mă, frate, nu-l mai bag în seamă deloc. Adică, bă, bule, trebuie să-l ignor total acum. Vreau să mă duc și eu până la masă, să mănânc eu ceva. Ia să vedem ce pot eu să-mi fac aici. Eu mă, să-mi fac și eu niște carne ceva, să-mi pun aici frumos pe grătare. De fapt, ăsta, mă, da, nu mai pot și eu să mai pun. Ok, deci fii că trebuie să punem aici, ok, punem aici. Mamă, mănânc iepure. De cât timp n-am mai mâncat un iepure, frate? Mamă, cât de bun ar fi. Dar Sel, dacă ești aici, dar Sel, că am văzut că e mașina, fac iepure, știu că îți plăcea ție, dar Sel, nu, dacă mai ții minte când erai tu mic, dar Sel, îți plăcea ție, așa, ok. Mă pun aici la masă, mai aștept așa. Mamă, iepure, unde iepure, iepurele? Ok, oh, doamne, cât de prost e asta. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, mă, ce se întâmplă, mă, bă, bă, unde ai spărut iepurele? Alo, dar Sel, unde ești? Dar Sel, vine repede, dar Sel, vine repede, că avem fantom în casă, avem hoți, dar Sel, avem hoți, dar Sel, unde ești? Dar Sel, da. Mami, unde, mami, șarpele? Bă, dar Sel, de unde e șarpele ăsta, bă? Dar Sel, cred că avem hoți în casă, dar Sel, am pus un iepure, la cuptor și nu mai e, dar Sel, cred că avem, și șarpele, dar Sel, cred că a intrat ceva în casă, dar Sel, ai lăsat ușa deschisă când am plecat de aici? Nu știu, ia să văd, nu, uite, închisă. Dar Sel, de unde apără șarpele și cine a luat iepurele? Am vrut să fac iepure, dar Sel, că știu că îți plăcea ție când erai mic, dar Sel, cine? Dar Sel, ești ok? S-a întâmplat ceva cu tine mai devreme când ai ajuns acasă? Nu, de ce? Păi da, auzi, dar Sel, de fapt, să-mi țin, dar tu ce ești îmbrăcat așa? Nu știu, papa, am Darcel. Ok, bă, e prea ciudat, Darcel, vine repede aici, Darcel, nu pleci așa, Darcel, te-am întrebat ceva, de ce te-ai îmbrăcat așa? Mamă, spune-mi, în momentul ăsta, de ce te-ai îmbrăcat așa? Unde ai fost tu, Darcel? Ai avut vreo întâlnire? Darcel, treci înapoi, Darcel, o încurcăm rău de tot, Darcel, Scap, stai, mai repede. Darcel, ești prost, mamă. Atât am să spun, ești prost. Hai că șarpele ăsta, Darcel, e de jucărie, omule. Eu l-am pus, e de jucărie. Vino repede aici, Darcel, avem ceva de discutat. Spune-mi, în momentul ăsta, unde ai fost tu așa îmbrăcat? Că parcă erai de azi de dimineață în halul ăsta îmbrăcat. Unde ai fost, Darcel? Ieri, când eram pe aici, Darcel, ieri alarte, tu nu, parcă n-ai mai fost tu acasă. Unde ai fost tu, Darcel? Vrei să-i și Rafael la un moment dat aici. Unde ai fost? Păi fii, ante, mami, eu am fost cu Rafael să nici că mă, nu, a fost la bază și am mâncat împreună. Ai fost cu Rafael și da, Rafael era aici și întreba de tine unde ești? A, pe fii, ante, mami, Rafael a crezut că ne-a luat la restaurant, a fost la Diner. Și... Păi exact ce ai zis, că e de Rafael și Rafael era aici. Cu ce ai fost, Darcel, spre momentul ăsta adevărul, Darcel, unde ai fost plecat, spune-mi. Cu fata, o chema Rafaica. Nu, mami, nu, așa m-am îmbrăcat, că fie antenă, mami, eu sunt mare cocalor și mă cheamă Darcel, că papa. Ok, Darcel, vină înapoi, Darcel, nu că eu te-am uțat așa, Darcel, vină repede, Darcel, trebuie să mergi la școală, copilă, Darcel, poliția, mă lăsus. Ok, bă, e prost copilul ăsta, adică nu mai am nimic de zis, sincer, e prea prost, chiar nu mai am nimic de zis, frate, mami, chiar nu mai... Ce mai vrei, Darcel, ce mai vrei, că deja nu mai pot, Darcel, mi-a explodat tot capul, nu te mai suport, omule, zi odată. Iată, mami, dacă zici să-i explodat capul, o să-i spuneți, Darcel, nu mai faci în viață, Darcel, strigi lucrurile astea pe aici, Darcel, gata, termină, de ce ai făcut așa ceva, Darcel, spune și mie, de unde ai avut tu așa ceva, în primul rând, Darcel, vrei să încurci rău de tot cu mine și mai apoi și cu taică-to? Nu știu, mami! Darcel, ia stai puțin, de ce să tot aude, Darcel, nu, gata, vină puțin aici, Darcel, ieși afară din casă, acum, nu mai ai voie, du-te de unde ai plecat tu, Darcel, nu mai ai voie în casă, pleacă. Mami, vino. Doamne, cât de NPC copilul ăsta, adică pe bune, uitați-l puțin, Darcel, am zis să pleci afară din casă, Darcel, nu, ce faci, Darcel, dai frică toate!
Darcel, uite-te la mine, atâta spun. Fugi, tatăl tău e pe drum, vine acasă, fugi, am zis, fugi, Darcel, Darcel, tu s-a suat copilul ăsta, e prea prost. Acum trebuie să stau eu să fac astea. Mi-a trebuit mie să-l ignor, să mă costumez în maică și să-l ignor. Uitați-vă ce am făcut aici, acum trebuie să repare toată casa înapoi, wow. Deja, nu știu, are rost să mai stau costumat așa și să-i fac farse, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii că habar n-am ce să mai fac, frate. Deja nu mai suport absolut deloc. Astăzi, în acest episod, Darcel 2012 a trebuit să aleagă dintre mai multe lucruri, pe cum mama lui strictă și tatălui, iar alegerea pe care o făcea continua cu o provocare, un task ce trebuia îndeplinit. A fost foarte interesant, amuzant și enervant, pentru că până la urmă e un episod obișnuit cu Darcel, așa că dacă vă place, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua în care să fie alegerile făcute doar de mine. Acum, vizionare plăcută! Darusele, am pentru tine o întrebare de 100 de puncte, deoarece astăzi voi juca ce prefer dintre, de fapt, Darusele, fii atent cum o să facem. Trebuie să alegi, o să-ți dau două variante, ok, Darusele? Trebuie să alegi una dintre variante și cea pe care o alegi, Darusele, practic trebuie să te duelezi și să faci chestii de genul, trebuie să ai niște challenge-uri, Darusele, dar înainte de toate, vin aici că vreau să spun ceva, Darusele. Câștigătorul, cine acumulează cât mai multe chestii, Darusele, o să primească o sumă de bani și fii atent, înainte de toate, uite-te la mine, am o întrebare, bă, Darusele. Asta e întrebarea, cea mai grea întrebare pentru tine, Darcel. Tatăl tău sau mama ta strictă? Pe cine alegi? Pe mamica mea! Yeee! Fii antenele și sunt astea și nu se mai smecheram cu mamă. Da! Așa că un juridor, da! Hai, bă! Bun, deci, Darcel, ești pregătit să afli prima întrebare, să începem challenge-ul acesta, Darcel, pentru că avem foarte multe peripeții astăzi de străbătut. Atât zic, este o chestie super interesantă și la final, Darcel, cine știe ce se mai poate întâmpla? Ești pregătit, da sau nu? Da, fii antene, ia să vedem challenge. Nu dintre dracon și tine, sau trebuie să citești aici și de cum tu nu știi Darcel engleză sau chestii gen, nu știi să citești în primul rând în general, că tu nu te duci la școală, nu știi nici română, Darcel aici trebuie să ne bate cu niște mutanți. Te-ai bătut cu un mutant și cum ai vrea să te bați cu el, să stai călare pe un dinozaur sau pe un dragon? Asta, fii atent, prima întrebare, de fapt, la toate vreau să mergem pe mâna ta, Darcel, chiar sunt curios, tu cum o să faci, cum o să fie în felul tău, Darcel, și poate facem partea a doua în care o să aleg eu alegere. Bă, ce faci, mamule, trebuie să mergem acum. Aolea, bă, Darcel, ai stricat toate astea, nu mai apăsa tu pe nimic, Darcel, un timp. Aolea, Darcel, ai stricat tot, bă. Unde era? Așa, Darcel, și acum trebuie să mergi, ce alegi? Alegi dinozaur sau dragon? Trebuie să te duci pe culoare. Fii atent, în primul episod o să mergem pe dragon și toate astea și în al doilea episod, dacă vrei să facem partea a doua cu alegerile mele, scrieți-vă acolo în comentarii. Așa că, mamă, Darcel, acum trebuie să le bate cu... așteaptă-și pe mine. Darcel, sunt doi, mamă, cream că... Mamă, dacă îmi s-aude, Darcel, mamă, ce gălăgie fac ăștia. Mamă, Darcel, cât de tare s-auzea și fii atent, bă, mare, bă. Ce, cum să iei, mă, foc, Darcel? Bă, Darcel, dar uita mine. Darcel, vrei să ne batem între noi? Ok, Darcel, deci practic trebuie să ne batem și aici. Ok, deci practic eu am pierdut cum ar veni și tu ai câștigat, vrei să-mi spui tu mie? Bine, Darcel, lasă-te, văd eu. Ok, Darcel, astăzi, cum am făcut? Am făcut după alegerea ta. Acum facem tot după alegerea ta, facem toată ziua alegerile tale, că sunt curios cum o să alegi tu. După, în alt episod, poate facem cum vreau și eu, să vedem cine face mai șmecher. Acum, hai să trecem la altă întrebare și fii atent, Darcel. Trebuie să fur niște diamante dintr-o bancă, dintr-un safe de ăsta din bancă, Darcel, sau dintr-o casă de astea super securizată. De unde ai vrea să fur niște bani? Dintr-o bancă? Okay. Ce, să vezi, Darcel, bă, așteaptă-mă, rămâi aici ca să te aud, Darcel. Deci tu vrei dintr-o bancă să fur, mamă, Darcel, vezi că asta e cam grea, Darcel, nu știu ce să zic, hai să vedem. Deci am intrat aici, practic începe aici așa și cu... Păi, și cum intrăm aici în bancă. Oh, uite pe ăștia. Salut. Da, vrei și noi să cumpăm. Bă, ce, Darcel, ce faci așa mine? Darcel, mă bat cu ăsta. Am găsit ceva. Am găsit codul. Codul e albastru, galben, verde și roșu. Albastru, galben, verde și roșu. Darcel, albastru, galben, verde și roșu. Repede. Vezi că vine la după tine, Darcel. Mă dat și ăștia, Darcel. Mă, ce se întâmplă? Albastru, galben, verde și roșu, albastru. Deci albastru, Darcel, galben, verde și roșu. Gata. Am intrat. Am luat diamantul și acum fac, Darcel, vezi că vine să după mine. Pătă, ce se întâmplă cu ăștia? Care e faza cu ei? Lăsați-mă în pace, Darcel, vezi că am luat diamantul. Am luat diamantul, trebuie să mergem numai, Darcel. Darcel, bă,
dar să dar trebuie, dar trebuie să furăm astea, nu trebuie să. Ah, ok, dar să cred că am terminat, cred că am scăpat, dar să le vină repede afară că am terminat, dar să sau unde trebuie să merg, dar să unde trebuie să mergem? Ah. Bravo! Mamă, dar să le să fie gen într-o rachetă de asta spațială sau să fie într-un de ăsta de extraterestre, dar să le într-un, nu mai știu cum să mai iau. Extraterestru, eu sunt dar să le extraterestră, bu! Așa face extraterestru, bu, ai dreptate, dar să le, hai să vedem acum, bă, dar ce se întâmplă cu astea, astea treia rândă, dar să le vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce alegere ați făcut voi în locul nostru, ia mă să vedem cum se controlează asta cu extraterestri. Bă, frate, sincer, eu cred că aș fi ales aia cu racheta, dar de fapt nu vă zic, poate facem partea a doua și acolo vă zic și alegerile mele. Asta ține de voi, vreau să scrieți și voi în comentarii care ar fi fost alegerile voastre și dacă alegerile voastre sunt în acest episod sau unele nu sunt în acest episod, dacă facem partea a doua, poate să fie în episodul din partea a doua, așa o să fie super interesant. Dar Sel, unde ești, bă? Dar Sel, dar Sel, bă, bă, de ce cât mie mi-a căzut asta, Sel, hai mă, gata, dar Sel, hai să mergem acum, ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut, ia să vedem runda următoare. Runda următoare, o stai, stai, trebuie să te, a, fii atent, cum adică să te ferici de mobi sau să te ferici de blocuri, cum adică de blocuri, de blocuri, normal, dar Sel, nu, cum adică, cum de mobi, dar Sel, cum de mobi, dar Sel, păi da, blocuri, să stai pe locul, să te ferici de, să te ascunzi de blocuri, te-ai nebunit? Nu știu, balafale, sau, hai, ce vorbești, dar ok, dar Sel, acum, mamă, trebuie să nu ne găsească ăștia, dar Sel, unde ne ascundem, doamne, dar Sel, dar tu gândești, mă, cum să fugi de ăștia și să nu fugi de blocuri, adică, de fapt, dar Sel, blocuri, stau pe loc, tu nu vezi blocuri, stau pe loc și, bă, ce mă, e cineva, mă, vezi că vin zombie aia, păi și noi cum scăpăm, dar Sel, dai ce întrebare, deși, atent, chiar mă urc aici deasupra, fac un mini parcurs, dar Sel, a, ce faci, ce te bazi, mă, tu acolo? Tavada, hia, 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 hia. Ok, gata, dar să-l dau, să-l dau, să-l dau. Bă, da, asta vezi că urcă, mi s-a părut mie, nu. Păi ce face, mă, dar să le, atât a fost, nu se mai termină odată sau care, fac, trebuie să ieșim noi de aici. Păi ce mă, ăsta, dar să le, a, ce ai dat în mine, că ai dat în mine, dar să-l tingi mob cumva. Am înțeles, dar să tu ești, ok, ok. Ok, deci trebuie să, cu un pickaxe de ăsta masiv sau cu un drill, era gen o chestie de aia, nu mai știu exact, era o mașinărie din asta mare, nu mai știu exact cum se numea, dar să, dacă cu ce-i vrea să minezi niște diamante? Cu drill-ul! Cu drill-ul! Bă, sincer, hai să vă zic și eu, aici cred că asta aș fi ales eu, pentru că un pickaxe de la aplică masiv, oricum pickaxe e în general pe Minecraft, așa, e mai interesant cu un de ăsta, uitați, mergem aici foarte frumos și unde e drill-ul ăla? Uite mă, ăsta, dar să le, mamă, cât de jumichiru ăsta, uite-te, ne ducem aici și spargem diamantele, mamă, câte diamante, dar să le, nu vine să cred, bă, dacă ar fi așa ceva să se implementeze în Minecraft-ul normal, dar să le, ar fi super OP, mă, frate, uite-te câte chestii sunt pe aici, vreau să scrieți în comentarii ce alegeri ați făcut voi în locul nostru aici, bine, locul ăsta, că practic el a ales, dar asta și ales eu, pentru că pare super interesant, mie chiar îmi place. Am 34 diamante, fii atent, dar să le, în 10 secunde, numără până la 10, dar să le, și în 10 secunde îmi zici câte diamante ai tu și câte diamante am eu și vedem cine are cele mai multe, ok? Ok, vă arăt, iubesc. Păi zi, dar să le, numără până la 10 secunde, dar să le, 1, 2, numără, numără, numără. Dar mai repede, mamă, dar să te-ai blocat, dar să le, ai deja, dar să le, că, mamă, 6, 7, 9, 10, câte diamante ai tu, dar să le, ieși, ieși, gata, gata, dar să le, dar să le, gata. Câte diamante ai? Eu am 64 și încă 14, dar înseamnă, tu câte ai? Eu am 64 și 25. Hai că da, hai că ai tu, dar înseamnă, hai că nu am să trai astăzi. Ia mă să vedem, acum, ai mă răbdare, dar să nu mai da. Deci trebuie să te bați cu un golem match seed din ăsta sau cu enderman de ăsta gen? Cu golem sau cu enderman de ăsta șmecher? Dar să le, dar să le, gata, nu mai folosi fie antena asta, dar să le, că nu vei, bă, bai și obosești din vorbi, dar să le, nici nu se înțelege nimic, adică dacă, bă, chiar vreau, nu știu, sunt curios dacă cineva a stat vreodată să numereteze de câte ori a spus, dar să le, fie antena pe un videoclip, totuși, dacă a făcut-o sau poate faceți de acum, vreau să scrieți în comentarii, chiar sunt curios de câte ori zice, dar să le, asta pe un videoclip, hai, dar să le, continuă, spune de ce faci tu alegerea asta cu Enderman-ul. Ok, și antena, bă, Rafaele, uite, eu aleg Enderman-ul, că fie antena, bă, Rafaele, dacă nu. Dar Sele, aolo. Dacă noi nu ne bătăm tot jumătate de barafle, fiamme, dacă noi nu ne uităm la Enderman, el nu se atace. Că noi ai dreptate, dar Sele, o mie că bravo, dar Sele, hai să mergem aici la Enderman să vedem care e fai. Mă, stai puțin pe dar, mi se pare că ce gen trebuie să ai tu, dar asta nu se te bas cu Enderman, nu mergi să nu mai știi exact ce era, ia stai puțin. A, ba nu, a, deci trebuie să ne batem cu Defeat the Mobs with Powerful. A, păi uite, mă, dar Sele, vezi, trebuie gen te construiezi, aveam dreptate, te construiezi. Atac, atac, atac. Dacă dai șmecher arătăm, dar Sele, cu asta cât de mișto e, dar bă, stai puțin că parcă mai repede mor eu, păi și eu, cum eu mor pe ăștia, dar Sele, cum eu mor pe ăștia? Nu știu, dar e
Hei, uite, punci, punci. Punci, punci, dar să le ok, am înțeles. Nu zicem așa. Păi da, stai mă poloc, dar să le că trebuie să stai. Păi da, nu mai dat mine, omule, dar să le, dar să le. Da, cine? Da cine? Da, așa cum dai tu, dar să le că mă împingi de la mama naibii la mama naibii, dar să le ai dreptate. Hai mă, dai mă ei, dar să le nu mai da mine. Ia să vedem. Păi da, vezi că chiar e interesant. Uite cât de tare arată costumația asta. Chiar o costumație interesantă. Totuși cum ar fi fost la golem? De fapt la golem, de fapt nici la golem nu știm cum aș fi fost. Că ar fi fost super super șmecher. Hai bă, dar să le gata, ultimul. Hai o dată. Next question. Da, dar să le gata, lasă-mă pe mine să vorbesc, dar să le lasă-mă și vorbești tu puțin mai tare, dar să te auzim. Deși atent, dar să le trebuie cum să supraviețuiești la un nuke explozie din asta mare sau la un huracan din ăsta, huracan, Lamborghini ăsta, domne, Uite, acum ce-ai vrea, ce-ai prefera? Să fii călare pe un unicorn sau pe un Pegasus, Darusele? Hai mai, răbdare, nu mai apăsa pe astea. Unicornul sau Pegasus, Darusele? Unicornus! Yay! Păi normal, că Darusele n-ar fi cu unicornul, dar sunt fetița, mă, normal că cu unicornul, nu-i așa? Adică ce... Ok, dar să le gata, că ești cam ciudățel tu așa. De fel și fii atent, mama, fii atent că lasă toate Rainbow în spate cât de geniale. Bă, bă, și eu, dar să bă, fraiere. Păi vezi, mă, dar să le n-aveam dreptate eu cu fetița, de-aia da doar în unicorn. E doar pentru tine, că tu ești singura fetiță de aici. Hai, dar să le următoarea rândă. Ia, mă, dar să ia, fii atent, cântă, mă, cântă de asta cu unicorn. Fie eu dedicație la unicorn, că tu te pricep, dar să le. Am a patigar, ei, n-a patigar. Ok, deci să vedem, tu să vedem clar, gata, dar să le gata. Cu cine prefera să te bați, dar să le cu Giant Noob 1 2 3 4 sau Giant Girl 1 2 3 4, deci cu un noob, adică băiat sau cu o fată, dar să le cu cine alege, da gigant să fie. Bă, fiertă de brafare, urmă bă cu tine, urmă bă cu mama, lasă-s mă bă cu tine. Bă, cum ai, mă, ai simțit, dar să le, hai că ai, bă, mai bine zice din Alice că mai căta nu e girl, gen nu e fată, e femeie, mai căta e femeie, în toată firea, dar să le, adică pe bune, nu înțeleg ce ești tu. Hai să deci acum ce? Ia să-l vedem pe ce? Bă, ce? Ce asta? Dar să le iară schimba. Ha, mă, dar să le că ai schimbat ăstea, bă, doamne, dar să le schimba. Ba, da, le schimba. Doamne, vino aici, vino aici, așa. Și urci aici, foarte frumos, nu trebuie să schimbi alea, că tu acolo ai tapat altceva, dar să le mă și miram ce naiba, dar să le dă cat astea din cer, când tu era să te bați cu cu ăsta? Dar să-l? Bă, stai! Ia la din bancă, dar să-l, ia la din bancă, ajută! Easy, frum, copilifian, te-mă bără fane! Mai unul, vai seama, mai unul! Ok, dar să-l, gata, dar să-l, că ești cam plictisitor, ești cam cringe așa, de fel, hai să ne uităm, acum, deci fii atent! Practic, ai văzut că pica, bă, dar nu mai da, omule, dar să-l, fii atent, trebuie să supraviețuiești aici la meteorici sau, bă, Darusel, trebuie să supraviețuiești la meteori sau într-o erupție vulcanică, Darusele. Ce-ai vrea? Ce prefera? Ok, erupție vulcanică, oricum acolo am văzut cum era cu meteoriții și alea, că da, Darusel, Darusel, ca fraierul acolo. Hai să vedem cum e erupția asta vulcanică. Păi și unde e, mă, vulcanul, Darusele, ăla din față? Bă, ne-a pus grea pe el. Sau, care? Bă, dă semn. Bă, Darusele, vezi că dă cu... Pe eu mor, Darusele, eu am sărit și... Bă, dar nu pot, Darusel, nu pot, Darusel, dar e blocat. Darusel, aici murim, ăsta e sfârșitul, Darusel, e sfârșitul. Darusel, măcar mor tu, măcar mor tu primul, Darusele, mor, Darusele, mor tu, de ce nu puteai să... Gata, Darusel, de ce nu puteai, de ce, nu... Bă, pleacă, mă, Darusel, gata, ok. Bă, mă, Rafale, ce faci? Mă, doamne, Darusele, cât de ciudat ești, nu mai, deci gata, mă, omule, că trebuie să trece la următoarea rundă, termin. Darusele, și mă gândeam să te respectez cu un burger, Darusele, vorbește naiba normal, Darusele, că ești nervant rău de tot, vorbește cum termin, nu te mai comporta ca un fraier. Acum, fii atent, că parcă mai erau altele, bă, Darusele, dar ia, dai, mă, că uite, mă, le-ai stricat pe toate, ești atent, să zbor cu un jetpack sau cu un elicopter. Cu elicopterul ai zbura ca mereu, așa că alegem jetpack-ul, eram sigur, asta aș fi ales și eu, Darusele, pentru că e logic. Dacă ai
fugeai elicopterul, ce e frate? Voi. Nu, nu, easy. Mamă, dar să dai și prea ciudat, să vede, da, da, te mai și întrerupești, da, bă, bă, unde, da, da, mai, a, pe mai scu, ok, dar să le știi ceva? Nu, vin înapoi, dar să le, că trebuie să fim amândoi, nu o mai scoate pe mine, da, aici, că trebuie să fim amândoi, termin odată, dar să le, ce se întâmplă? Fraiere, fraiere, fraiere. Da, foarte amuzant ești tu, dar să le, ce să spun, ia, ia, și, bă, cu ce pe cu, bă, stai, bă, bă, ok, ok, restul de ani și cum, cum, dar să, bă, cum merge, bă, ajutor, cum, nu știu. Dar să, dar să, cum, cum, ai, nu știu ce-i tu, doamne, gata, ești enervant. Ok, deci, stai puțin că trebuie să dăm înapoi. Hai să reluăm să-l facem pe ăsta, dar cum? Bă, dar nu mai schimba! Dă-i așa, și fii atent, dar nu să-l... Dar cum? Cum să face? Cum să merge? Că n-am înțeles. Ei, nu știu, barafele, dai cu mâna și dai jos. Hai, dar să le... Bă, dar cum să merge cu ăsta? Bă, cred că sunteți cei mai fraieri, dar să-l las, dar habar, dar... Deci n-ar trebui să mergem așa. Putem fac... Eu fii atent că parcă am prins o mișcare, dar să cred că am prins o mișcare, dar nu știu sigur dacă am prins mișcare aia care trebuie. Ba da, mă, da, cred că știu, dar să le duce așa și după aia așa și ceva de genul. Am prins oarecum mișcarea, dar să le... Acum! Bă, dar sunt încă 8 astea, mamă, vezi că eu albin aici, dar să le, ai grijă, ai grijă. Bă, cum te duci? Bă, cum? Cum te, dar să le, cum, bă, dar cum să merge cu ăsta, bă, eu, dar să le, cum ai mers, dar să le, cum ți-ai luat așa buz, dar să le, dar să le... Nu știu! Păi, dar cum? Darsel, dar știi că trebuie să treci prin ăsta. Eu nu cred că... Parcă nu prea te-am văzut trecând prin ăsta aici, Darsel. Ba, n-ai trecut. Bă, dar cum ai ajuns așa? Ok, Darsel, știi ceva? Ai, lasă-mă în pace. Deja e enervant. Bă, cum ai ajuns așa departe? Bă, dar... Doamne, Darsel, cât de enervant e ăsta. Cum să merge cu el? Doamne, bă, Darsel, hai, treci tu mai repede, că deja mi s-a luat, sincer, că la cum merge ăsta, mai bine nu mai merg, Darsel, sincer. Bă, frate, scrieți-mi voi acolo. Bă, what? Am descoperit ce? Va... Bă, dacă merg așa... Ia fiți atenți. Cred că dacă merg așa, să mă uit în partea asta, parcă merge mai bine, nu? Sau mi se pare mie? Nu, cred că mi se pare mie. Bă, nu înțeleg, în fine, dar Darsele, hai, treci că mai două. Da, bravo, Darsele, ești foarte, foarte bun. Ce să spun, ia? Deci, aici trebuie să le batem cu o sabie din asta magică sau de bedrock? What? Rafa, fii atent, aici o să facem 1v1, ca ce putem să facem? Numai 1v1 putem. De unde știi tu, Darsele? Ia, mă, să mergi. Eu mă duc, vreau să mă duc la... Lasă pe mine la bedrock, Darsele. Nu, la magic. Bă, dar nu cred că e ceva cu 1v1 aici, Darsele, nu cred că are treabă. A, să fii atent, asta cred că trebuia să ne punem într-o parte sau într-o parte, mă. Nu, dar vedem cum facem ea. Ba, nu, Darsele, tu nu vezi, în fiecare are o de-asta, vedem cu ea, mă, dar ce are pe ea? Nu scrie ce are, pe și ce ea, dacă dau cu ăsta, pe ce se întâmplă? A, deci tu cu... Bă, Darsele, paolo, bă, ești nervant rău de tot, copile, nu trebuie să mă bați pe mine, Darsele, că așa poți să te bași și fii atent. Bă, vezi că e mai mișto a mea, tu îi faci de piatră pe ăștia, Darsele, dar uite, eu le dau cu ăsta și își iau fire cum ar veni, nici nu mai trebuie să mă mai duc aproape de ei, că uite, le dau de la distanță și cam aia a fost, Darsele, nu știu, atât a fost și cu ăsta, acum hai să trece la următoare, deși atât, Darsele, trebuie să supraviețuiești la o dată dezintegrată, o gen cu... Spicuri! Spicuri! Darsele, dar poți să nu mai fii așa, dacă chiar mă sperii, Darsele, nu știi, bă, ești creepy rău de tot, bă, băiatule. Spicuri! Hai, 3, 2, 1! Gata, Darsele, gata, și ce se întâmplă aici? Așa, ok, au, nu, mamă, Darsele, mamă, câte sunt pe aici? Ok, nu! Bine, bă, da, Darsele, amândoi, doi fraieri, hai să vedem, acum trebuie să ne bate, bă, dar numai de-astea cu bătăi, vreau și eu altceva, nu să ne bate, bă, dar, mamă, Darsele, fii atent, să facem cursă cu un urs polar sau cu o vacă din asta, gen majorum din asta, cursă polar vrea, Darsele, hai să vedem, și cum facem, ce puțin, dar cum facem, gata, bă, termine, lasă-mi și pe mine să stau aici, așa, și acum cum facem, cum ne batem cu ursul polar, unde e ursul polar în primul rând, restul de end pe și ursul polar, păi, Darsele, ursul polar, bă, e că trebuie să urcă. Darsel, prostule, trebuie să urci pe ursul polar, bă, Darsel, tu urcă pe ursul polar, Darsel, trebuie să iei ursul polar, Darsel, Darsel, trebuie să iei ursul polar, omule, Darsel. Bine, bine, bine. N-ai cu cine să înțeleg. Darsel, ai ales, ai făcut o alegere, tu ai făcut o alegere, deși te duci pe, Darsel, uite-te la mine, uite-te în spate, Darsel, trebuie să mergi cu ursul polar, omule. Mamă, ăsta e cu, băi, ce să mai zic? E prea prost copilul ăsta, băi, ești chiar foarte prost, nu știu cum mai stai cu el, Darsel, ia, uite că vine ursul din spate, pa, fraiere, dacă nu ți-ai luat ursul, Darsel, tu ai ales și totul nu-l iei, dacă ești prost, Darsel, ai, uite-ți-o cât de fraiere, cât de ofticat ești tu, Darsel, hai mă să vedem și fii atent, Darsel, acum, deci acum, Darsel, o să fie ultima rundă și facem și partea a doua în care o să aleg eu, asta dacă vor numai oamenii cu ceea ce a mai rămas pe aici și unele în care sunt și de la noi și de la tine, de la ale și tu și tot așa, ce spui, Darsel, de asta? Da, ok, fii întina. Gata, Darsel, gata, dar de ce te cum?
ești așa ciudat, Darusele, că-mi pierzi toți neuronii, ești prea ciudat, omule. Poți să vorbești normal? Ok, nici fie antenă, bă, Rafale, eu să aleg pisica să merg. Bă, stai, Fight Poison, Spider, Season, Rainbow, Sword, or a Kitten. Bă, hai să mergem aici, bă, dar care e faza cu asta, Darusele? Bă, Fight, nu stai puțin. Ah, Poison Spider, cream că Rainbow Spider, bă, ce... Darusele, da, uite! Bă, dar stai puțin, pișin, bă, dar de ce trebuie să, bă, ce se întâmplă? Acum am înțeles, bă, da, hai că deja nu o să mai pat. Scrieți-mi voi acolo în comentarii, voi ce alegere ați fi făcut la fiecare întrebare în parte sau care este întrebarea voastră preferată din cele alese de aici și dacă vreți partea a doua și de cu Darusele nu se mai poate, că uitați-vă puțin, bă, mi-am pierdut toți neuronii, sincer. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă și voi ați fost în aceeași situație ca mine. Totuși, bine, mă bucur totuși că n-ați fost voi aici prezenți și doar să stați și vă uitați la videoclip, ca altfel cu Darusele, uitați-vă la el. Ce să cer? Darusele unem pisic, prea, bă, ok, da, așa murit acum la omorât o pisică, ca idee pe Darusele, ăsta e Darusele. În acest episod, Mama Strictă și Darusele 2012 a aflat că s-a deschis un cinema în oraș, iar aceștia au profitat și s-au dus la el să vizioneze toate filmele din acea zi. S-a descoperit faptul că unul din filme era al lui Darusele și a fost foarte amuzantă întreaga experiență. Darusele s-a luat ceartă și cu oamenii de la pază, a fost haos pe bune, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți și scrieți în comentarii filmul vostru preferat. În această dimineață am aflat o veste super interesantă, super, super tare din acest oraș. M-am pus aici la laptopul mamei lui Darusele și am căutat niște lucruri. Dintr-o dată, eu nu căutam ceea ce am văzut, dar am descoperit faptul că există un anunț cu un nou cinema care a apărut. De fapt, primul cinema care se află în acest oraș este un cinema super, super tare și astăzi vreau să mă costumez din nou mama lui Darusele și vreau să-l duc pe Darusele la cinema. Chiar sunt curios cum se va descurca Darusele, cum se va comporta cu Mike-sa la cinema, cum o să decurgă toată ziua aceasta și ce filme să vedem, pentru că sunt acolo niște filme super interesante, abia aștept, nici eu nu știu, n-am mai fost de foarte mult timp la cinema, cel puțin în orașul ăsta n-am mai fost, bă frate, chiar n-am mai fost de foarte, foarte mult timp și aici în orașul ăsta chiar nu exista așa ceva, dar s-a deschis un nou cinema, vreau să merg cu Darusele, acum trebuie să mă costumez în mama strictă a lui Darusele, după aceea trebuie să-mi pun și vocea ca să mă aud exact ca Mike-sa și după aceea să înceapă ziua. Vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i fac eu lui Darusele sub pretextul că sunt mama lui strictă și ce farse vreau să-i fac eu ca mama strictă. Scrieți-vă acolo în comentarii și ce secrete vreți să mai aflăm, adică dacă vreți să mai aflăm niște secrete despre familia lui, să-mi puneți acolo niște întrebări, nu știu ceva, ce vreți voi să aflați despre familia lui. În fine, scrieți acolo în comentarii, noi acum ne ducem la baie, ne schimbăm, ne punem vocea și să înceapă ziua. Chiar abia aștept să văd cum o să fie. Bun, gata, mi-am pus vocea, mi-am pus costumația pe mine și acum să înceapă ziua aceasta în care vom merge să vedem și niște filme, pentru că s-a deschis un nou cinema și chiar sunt curios cum o să vie și așa. Cu ocazia asta mai merg și eu pe la cinema, mă mai la filme și asta și o să mergem și la Darusele ca să luăm pe el. Astăzi hai cu mine până la bucătărie, Darusele, că vreau să vorbim ceva foarte important, Darusele. Mami, am mâncare și hai să mergem, hai să mergem, yeee! Bă, Darusele, dar nu voiam să mănânc burger, mă, hai mă, vină cu mine la bucătărie, hai să mâncăm și noi ceva, hai să mâncăm. Bă, Darusele, mâncăm și noi o supă, așa că fii atent, vreau să te duc astăzi, Darusele, în primul rând, dialog aici la masă și fii atent, Darusele, hai să vorbim puțin, după aceea o să mâncăm supă amândoi și o să mergem, pentru că ți-am pregătit o surpriză. Tot ai venit tu la mine, nu știu, Darusele, și eu am văzut acea știre pe care tu ai văzut-o pe internet, ca și cum noi trebuie să mergem la cinema, Darusele, că s-a deschis un nou cinema și vreau să vedem ce filme se află acolo, că am înțeles că sunt niște filme super, super tari și chiar asta vreau, Darusele, nu știu cum te-ai gândit și tu, Darusele, chiar a picat la fix, că vreau să-ți fac o surpriză, vedem că și tu vrei. Ei bine, astăzi, Darusele, o să mergem la cinema și o să ne uităm la ce film vrei tu, Darusele, că sunt acolo o groază de filme. Mergem la film! Hai, dă-mi la de!
mă așteaptă, da, 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 stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, dar ce te-ai pus la mine? Că asta e, acum mi-am adus aminte, dar Sile, tu aici sau aici? Nu, aici să te-ai, dar Sile, 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 locul meu, ăsta este locul tău aici, pentru că aici sunt la fel, mai ții tu minte, pune-te aici, dar Sile, ăsta aici, dar aici mă pune, dar Sile, pune-te, dar Sile, pune, dacă vrei să mergi, dacă nu, nu mai mergi, dar Sile, nu mai merge la cinema, ți-am zis, așa, gata, ok, gata, te-ai pus acolo, acum, hai să mă pun și eu foarte frumos, aduc supă, dar Sile, că trebuie să mâncăm amândoi, hai că luăm două, fii atent, dar Sile, sunt supe de-astea vegetariene, dar Sile, de vegetariene, de oameni, dar Sile, unde ai plecat, dar Sile, să știi că nu scap de supă, dar Sile, aaa, dar Sile, ia supă, supă, tată, supă, dar Sile, ia supă. Stai. Dar Sile, supa, pune-te la masă și mănâncă supa acum, dar Sile, așa, asta e locul meu, dar Sile, acolo tu, fii atent, dar Sile, nu-mi place supa, fii atent, mami, nu-ți place supa, da, pe lasă că mă duc singură la cinema, dar Sile, nu, nu-ți place supa, nu? Nu-ți place, dar Sile, vină înapoi, dar Sile, vină înapoi, mă, vină omul înapoi, mă, ce e cu motocicleta acolo? Am mâncat-o, stai, ce mânca, am mâncat motocicleta, doamne, cât de, mamă, e terminat rău de tot copilul ăsta, sincer, hai să mergem acum direct la cinema, ne vedem acolo. Mamă, dar Sile, uite-te cât de tare arată aici, cât de mișto e și fii atent, aici arată câteva filme, nu știu dacă astea sunt toate, dar... Dar Sile, lasă, dar Sile, scuzați, e copilul meu, are probleme la cap, e nebun copilul ăsta, nu-l băgați în seama, bă, dar Sile, termină-te că e un domn de la pază, dar Sile, fii atent, ia-mă să vedem, păi, dar nu mai schimba asta, că ne, dar Sile, te bate domnul de la pază, ne dă afară de aici, dar Sile, abia să deschizi ăsta cinema, vreau să venim și noi aici, să ne relaxăm, să mergem la film și tu ceva, dar Sile, îți bagi joc, dar Sile, dar nu mai schimba, doamne, cum e, dar Sile, dar, mă, ce, dar Sile, ok, gata, dar Sile, nu mai schimba. Știi ceva, hai, lasă-le, dar Sile, ok, deci avem aici câteva filme, nu știu dacă sunt astea toate, dar Sile, hai să mergem, dar Sile, dar, doamne, mami, puzzle, am vrut să fac o surpriză și tu ce faci aici, dar Sile, trebuia să fie o zi de relaxare, tu ce faci, vină n-ai, bă, dar Sile, după mine, aolo, aici, bună ziua, așa, bună ziua, vreau, ce, cum adică sunteți, dar Sile, bă, vină, bă, dar, stai puțin, dar Sile, vină înapoi, că nu trebuie să fie, cum adică, dar Sile, wow, oamenii sunt obosiți, deci trebuie să-mi iau eu biletul singur, dar Sile, ia și tu un bilet de aici, dar Sile, ia biletul ăsta al tău, dar Sile, ți l-am dat, acum hai să mergem în față, dar Sile, dacă ai nevoie la toaletă, poți să te duci pe aici, dar Sile, aici e toaleta, și pe aici mergem direct în față, hai să mergem, unde sunt și musa, dar Sile, sunt și la toaletă, ok, ia mă să vedem, intrăm peste, să vedem ce face, dar Sile, mamă, ai nevoie de urât la toaletă, ai nevoie să te șteargă mămicuța la fânduleț, dar Sile, ai nevoie? Hai, vârsta asta, dar Sile, te-am făcut mare și tu tot așa, doamne, dar Sile, ok, mamă, câte, mamă, și pe aici arată alte filme, nu știu care fac cu tablourile astea, dar Sile, ai gata, ai terminat în fine, hai, dă-te, stai, hai că ești dar Sile, lasă-mi pe mine, ieși afară, dar Sile, nu mai deschide ușa, dar Sile, nu te mai ca, dar Sile, mergem la film sau unde mergem, dar Sile, haulă, dar Sile, bă, vină mă înapoi, dar Sile, mă, nu pot să mă bucur și eu de momentul ăsta, că e frumos aici, așa, pune-te jos, mamă, cât de tare, cinemaul ăsta, cât de mare, băi, incredibil ce au reușit oamenii ăștia să facă, foarte, foarte șmichir aici, Lani, ajutor zombie, băi, șmecher, dar Sile, nu e zombie adevărat, e de figuri, e figuri, doamne, dar Sile, bă, da, prost ești, ăsta este filmul, unul dintre filme, dar Sile, și aici este unul cu un câine, aici este cu un zombie, dar Sile, cu niște zombie, cu apocalipsă, de asta, noaptea zombilor, așa, bani acum, vă mulțumim, ia, da, și suc, dar Sile, de fapt, cred că trebuie să ne servim noi, hai, ia suc, dar Sile, și popcorn doar, dar Sile, dai la prea mult popcorn, dar Sile, dar nu mai lua atâtea, dar Sile, dar Sile, n-avem atâția bani, de unde ai atâția bani, dar Sile, termină, aolo, cu cine am venit aici, frate, ia că mai e și un suc, gata, nu e nimic, dar Sile, termină, hai, mă, să mergem, am venit la film, dar Sile, ia ce aici, bomboane, wow, dar Sile, cât de tare, câte bomboane pe aici, chestii, ok, la, iau și-o trei, da, stai aici, în partea asta e o fântână, ce asta, nu știu ce, dar Sile, hai să mergem acum, mergem direct la film, hai să vedem ce film alegem, dar Sile, vii după mine sau nu vii? Ok, hai, băi, șmecherazi, dar Sile, lasă, da, lasă omul de la pază, dar Sile, că da,
afară, scuzați-ne, e cam prost copilul ăsta. Da, bă, Darusel, hai mă, bă, bune, gata, hai, termina, hai să mergem pe aici, ia să vedem. Opa, Darusel, mamă, ce sunt astea? Ok, ok, bună ziua, avem și noi niște tichete aici, poftim tichetul, vi l-am dat, Darusel, bă, ce? Deci, antena, tu nu aveai placă aici, că tu nu aveai placă. Bă, Darusel, gata, Darusel, dă-te la o parte, Darusel, hai mă, hai să mergem, ia mă, la ce film să mergem, Darusel, mulțumim, o să-l... Ce fraiere, șa, fraiere. Doamne, Darusel, hai să mergem o dată la film, că cutie nu se mai poate, ok, și în partea asta e... A, aici, Darusel, ok, ok, bună ziua, da, Darusel, vin, Darusel, vin, Darusel, nu avem voie aici, aici proiectează filmul, Darusel, hai să vedem filmul, omule, vină, Darusel, Darusel, hai mă că ieșim pe aici, putem să ieșim pe aici, Darusel, intrăm direct pe aici, Darusel, vină, ok, mamă, cu cine să înceapă, Darusel, începe filmul, vină aici, unde ne punem în primul rând, hai în primul rând, Darusel, hai în primul rând să stăm aici frumos și să vedem filmul, enjoy the film. Darusel, începe filmul, Darusel, vin aici, mamă, cât de tare, Darusel, vină repede, fă-le niște, e cu câine ăsta, wow, cât de tare, Darusel, ia să iau candy-ul ăsta, facă deaua, hei, Darusel, bine, bravo, mamă, și antenă, aia, tu și câinele, da, tu și câinele, și aia sunt eu, mamă, Darusel, Darusel, salvezi lumea, Darusel, trebuie să dai acolo din nou, Darusele, aolo, băi, dar oamenii ăștia chiar n-au angajat niște oameni aici, trebuie să venim noi să schimbăm filmul, ia mă, Darusele, ia, next, ia ce film urmărim, acum, Darusele, opa! Așa mergem, iei! Darusele, hai repede, hai repede, să-l vedem pe ăsta cu zombie, Darusele, Darusele, doamne, ce mă cu ușile, 5, 4, Darusele, să ne luăm locurile, fix aici, bă, stai cel mai șmechi loc, ia mă, Darusele, să înceapă filmul, ia să vedem. Bă, Darusel, dacă e adevărat, dacă nu e filmul ăsta, dacă e real, ia să dau și o apă, sucul ăsta, Darusel, dacă e adevărat. Mami, mami, unde ești, mami? Aici, prostule, aici, Darusel, vină, mă, aici, prostule, uite-te, lasă-mă să văd și filmul ăsta liniștită, Darusel, doamne, mamă, vin și cu Darusel să nu vă nimic, ia mă, ce facem ăsta, uitați-vă, ce să uit, Darusel, ce te-ai filmat acolo? Nu știu, dar mi-e frică. Darusel, uite-te, oamenii cum s-au făcut. Dar să le cit. Doamne, te-ai costumat fix de ăsta, dar să că nu mă speri. Nu știu de unde ai luat costumul. Așa s-a terminat filmul ăsta, a fost un film. Hai cu următorul, dar să le nota 0 la filmul ăsta. E foarte, foarte fraier, dar să le ia, mă, să vedem ce filme mai sunt aici. Bă, dar vezi că e interesant cinema-ul ăsta, dar sunt cam scurte filmele astea, nu știu care e faza cu ele, dar... Pe lună, dar înțele, hai să mergem pe lună! Marș, mami, marș! Nu, pe lună, dar înțele, nu marș! Doamne, dar înțele, ce tâmpii poți să scuți acolo pe gura! Hai să mergem pe lună, dar înțele! Ia, mă, să vedem! Pe Marte, pardon, pe Marte, dar înțele, Marș era Marte! Dar înțele, doamne, că deja... Mă faci proastă, dar înțele, da? Bine, discutăm noi acasă, ia să înceapă filmul, ia să vedem! Dar înțele, vin aici! Vin, hai că vin! Doamne, dar înțele, ce... Darusel, racheta, explodează lumea! Darusel, mărim! Darusel! Uite-te-mă la film, Darusel! Ia! Bine! Da, ia să uite! Opa! Bă, Darusel? Dă-te la parte! Dă-te să uite! Lasă! Dă-te-mă la parte, Darusel, vaca! Dă-te la parte să văd că ești prea mare! Nu văd de tine, Darusel, dă-te la parte! Ești ce-mi place ei! Nu! Bine, bă! Ia, Darusel, că asta nu pare să fie cam limba ta! Te înțelegi tu cu ăștia aici? Ia vorbește tu cu ei! Tu atât?
Bă, și ăsta cred că a fost ultimul film. Mamă, bă, dar să-l, auzi, mami, dar să-l, mamă, care ți-a plăcut cel mai mult? Care film este preferatul tău? Asta cred că au fost toate trei, nu cred că mai era niciunul, că văd, dacă dau aici, ia, Rex ăsta, zombie și atât. Care ți-a plăcut, dar să-l cel mai mult? Asta au fost toate filmele. Cu câinele, cu afaf, har. Da, și mie mi-a plăcut, ăla a fost cel mai șmecher film, chiar a fost super tare, dar să le, nu știu, așa, mă, în sfârșit ai refăcut-o înapoi, dar să le, mă, dar să le, deci chiar ăla cu câinele ți-a plăcut, te-ai regăsit tu cel mai mult în el, nu-i așa? Da, hai să mergem, mami, hai să mergem. Da, dar să le, dacă merge așa, bă, dar, doamne, bă, dar să le, hai să le mai vedem o dată, ce spui, ia, bă, dar să le, hai să mai vedem o dată pe ăla cu câinele, chiar sunt curios, dar hai să-l vedem frumos, să vedem cum e la el, dar să le, că chiar sunt curios, că chiar mi-a plăcut super mult, ce mai tare, dar să-l vină repede, că începe filmul, dar să-l, repede. Ia, mă, dar să le, ia loc aici, hai să le punem, fiat, să le punem în ultimele locuri, să vedem cum se vede de aici, din spate, dar să le, ia, pune-te jos, ia, 3, 2, mamă, dar nu prea se vede de aici, ce-i drept. Da, mami, hai! Hei, dar să-l? Mă, dar nu se vede de aici, trebuie să mă pun puțin, bă, dar nu se vede, de fapt cred că stau așa, dar să le, dar să-l, dar ce te-ai făcut așa, pune-te înapoi, dar să-l! Nu! Da, tu zici că ești venit direct din film, dar să-l, hai să vedem filmul, că am zis că vedem, ia, fii atent, stai, dar să-l cu mine, și acum, dar să-l, 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 Fiantă! Bine! Ha! Ia! Ce-ați bă! Vine la voi! Bă! Nu fugi! Te prind! Te prind! Măcar am stat și aici, pot să mă înșel liniștit. Acum mama mi-a făcut cu ochiul câinele și ăsta a fost tot filmul? Gata! Bă, dar nu prea... Da, ok, deci filmul practic câinele îmi salvează lumea după primește mâncare și cam asta tot. Ia, păi ce mai e pe aici pe sus? Darsel! Darsel! Da, mami, ce vrei? Darsel, fii atent, uite, urcă pe aici, să vedem ce mai se află aici. Cred că mai e o scenă de asta unde se mai află altele. Ah, VIP arena! Mamă, Darsel, VIP aici cum arată! Bă, și trebuie să dăm drumul la film, dar mamă, și aici, când mai multe chestii și ai mai multe, ia fii atent că ai și înghețat aici, Darsel, mamă, cât de șmecher aici la VIP. Bună înghețata asta, dar înțeleg, da, acum repede la film, dar cine dă drumul la film, că iar trebuie să ducă cineva acolo jos, cred că. Dar înțeleg, hai să vedem pentru ultima oară, a treia oară filmul acesta super șmecher. Acum ne punem frumos aici la scaunele de VIP, suntem la VIP și să vedem filmul ăsta care nouă ne-a plăcut cel mai mult, a fost cel mai... Dar înțeleg, da, dacă e la VIP, nu trebuie... Mamă, s-a făcut întâi, dar jos, ia. Fiantina, pa, pa, mami, noapte bună. Da, dar să le aici măcar nu știu că ăsta mai șmecher, dar să le ca acasă ți-ai stricat patul ăla la câte bă și nu ți-ai tras în el, nu mai zic nimic, hai să ne uităm aici, dar să nu ia să beau și eu aici, Mami, doi, sunt Darusel, sunt mai șmecher și Fiantina, eu să sar, o să te prind, pa, pa! Doamne, bă, dar proste, dar să-l, pe bune, ia mă, că mă bucur și eu de film acum, ia să vedem, mă, să înțeleg și eu filmul ăsta total ok, deci aici cu ăștia, cu hoții, așa, practic, i-a prins, acum primește mâncare că a fost un băiat bun și de fapt, cred că omul nu știa stăpânul de ceea ce face în seara și cam ăsta e tot, Batman salvează orașul, cum ar veni, cred că. Și eu vreau mâncare. Vrei mâncare, dar să-l, ia, fui, mă, după mâncare, du-te acolo, dar să-l, după mâncare, ia mâncare, fugi. În sfârșit am venit acasă, hai să mergem că s-a făcut și noapte, mergem direct în cameră, dar să le în casă, trebuie să le băgă la somn, bă, chiar mi-a plăcut ziua aceasta de film, adică mi-a plăcut filmele, că ziua aceasta, dar să le vină repede aici, că tu, dar să le astăzi m-ai supărat extrem de rău, n-ai fost cu minte absolut de rău, n-am putut să mă uit cum trebuie la film, la unul, al trebuie să mă uită de trei ori bine, chiar mi-a plăcut, dar n-ai fost cu minte absolut de rău, dar să le, de ce trebuie să fii tu așa, dar să le, spune și mie, de ce trebuie să fii așa? Eu te iubesc, mami! Dar să le plecă o da aici, dar să le, ok, deci tot ce faci, dar să le, în primul rând, am zis să mergem și noi la film să relaxezi, că toate alea făceai, că toate alea la film, te luai de bodyguardul ăla, te duceai pe acolo, pe la baie, nu știu ce făceai, te duceai prin altă parte, nu știu ce făceai, te duceai acolo la tichete să vinzi, ca și cum că tu ești la care vinde tichetele, dar să le, deja nu mai pot și la film, nu era cu minte absolut deloc, era glăgien, toată sala, niciun film n-am putut să-l văd, dar să le, vezi ce am urmă, dar uite-te la bățul ăsta, dar să le, ai face bine să fugi, că dacă nu bățul ăsta să se ducă aminte de tatăl tău. Dar să le vină repede acum că e de simțit după ce că dar să doamne n-am putut dar să ce cauza mie ok dar să ia-l de aici hai că știu că stai de jucărie dar să știu că stai de jucărie stai dar să gata termin dar să stop dai fără tot dar să ok ai încurcat cu mine atât am zis. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.